Bine ați venit la Minecraft, viața la școală, sezonul 10! Bine v-am găsit, băieți și fete, la o nouă zi din viața la școală! Ei bine, fraților, nu știu dacă se poate citi pe fața mea, însă sunt foarte, foarte fericit și totodată pot spune că sunt mândru de mine, deoarece vreau să vă anunț oficial că începem o nouă viață, fraților! Ne-am mutat din orașul nostru, ne-am mutat la altă școală și totodată ne-am mutat în altă casă. Înainte să săriți pe mine și să-mi ziceți chestii de genul că Marius ești un egoist, cum ai putut să-ți abandonezi orașul și chestii de genul, vreau să vă zic că toți colegii mei au venit cu mine. Hai să vă zic, fraților, mai exact ce s-a întâmplat. Facem așa un fel de mini story time de un minut, două. Ei bine, băieți și fete, știți că în orașul meu natal, da, deci în orașul în care am crescut, în care am filmat atâtea episoade, băi, era o atmosferă destul de ok, doar că nu era deloc un loc sigur, fraților. Știți că au fost foarte mulți criminali. Dacă acum vii și îmi zici mie să zic toți criminalii din vechi oraș, efectiv nu știu. Au fost efectiv mult prea mulți și niciodată nu putem spune că am fost în siguranță. Dar, în ciuda acestui fapt, noi niciodată nu am plecat din orașul ăla. Am plecat la început, când a fost treaba cu profesorul că e de engleză și nu știu ce, dar după ne-am întors acolo. Doar că, fraților, știți și voi de data trecută că am aflat că fostul nostru profesor care vrea să ne omoare pe toți, profesorul Steven, s-a aliat cu mafia italiană, care este cea mai puternică mafie din lume. Și îmi pare rău să vă zic, fraților, însă oricât de, nu știu, bun polițist ar fi polițistul Mike, oricât de descurcăreț aș fi eu, Alex, Ovidiu Tănase, este fizic imposibil să le facem față mafioților italieni. Băi, e imposibil, deci îmi pare, nu că e de pesimism, că e că nu știu ce, nu, fraților, este imposibil, nici măcar să nu ne gândim la chestia asta că nu avem nicio șansă. Așa că polițistul Mike a făcut cea mai inteligentă alegere. Fiți atenți, s-a dus la primăria orașului, iar primăria orașului, datorită faptului că am ajutat orașul foarte mult, adică l-am scăpat din niște criminali, chiar dacă au fost și victime, noi... Până la urmă am fost un fel de Batmanii orașului. Ne-au mutat într-un loc sigur. Mai exact, fraților, în momentul de față, eu împreună cu echipa mea, aș putea să spun, Alex, Ovidiu, Tănase, am luat-o și pe Alexia, mama și toți băieții, inclusiv și polițistul Mike, ne-am mutat pe o insulă, fraților. În momentul de față suntem pe o insulă și uitați-vă ce casă am aici. Mai exact, ca să vă zic care este planul, suntem pe această insulă unde există câteva case, există un mini orășel, urmează să vă prezint toată insula, și există și o școală genială. Noi nu vom sta aici, din păcate, frate, deci efectiv îmi place prea mult locul ăsta. Din păcate nu vom sta aici toată viața, pentru că gen stăm aici undeva la 5-6 luni, în timp ce poliția muncește pe brânci să-l prindă pe profesorul Steven și pe mafia italiană. Însă, fraților, dacă până acum nu prea v-am zis chestii în seria asta cu o mare siguranță, vă zic acum unul. Aici profesorul Steven nu are cum să ne găsească. Deci, fraților, o să vă arăt imediat care-i treaba. Însă prima dată o să vă arăt casa. Uitați-vă cum arată casa asta. Este o casă în care stau doar eu cu mama. Deci, boys, insula nu este chiar foarte, foarte mare. Nu pot să zic că e cea mai mare insulă, însă, băi, o să vedeți că are tot ce avem nevoie. E ceva super, super mișto. Deci, aceasta este casa mea. O vedeți acolo și pe mama înăuntru. Deci, băi, fraților, uitați-vă cum arată. Băi, deci este o casă gigantică, băi, de 3 ori cât vechea mea casă și are și etaj. Uitați-vă aici. Bă, e o casă mare, tot v-am zis. Iară, nu sunt niște chestii speciale. Deci avem aici o masă, aici un televizor cu toate nebunele, avem aici o bucătărie. Uite-o și pe mama, imediat o să salut. Hai să vă arăt și camera mea. Gen, mama doarme aici, gen, pentru că, cum îi zice, această canapea este extensibilă și poate să se facă pat. Și uitați-vă aici, fraților, aici este camera mea, aici este baia în primul rând și aici, fraților, este camera mea. Este o cameră destul de normală, urmează să îmi fac aici și un mini birou. Vedeți că am un televizor, îmi fac și un mini birou. Aici avem dressing-ul și totul este foarte, foarte bine. Doar că, băieți și fete, deci bănuiesc că vi se pare mișto casa. Doar că vă zic încă de la început, fraților, că nu casa este piesa de bază. Deci uite, hai să o salutăm și pe mama.
Ce faci, mamă? Cum ți se pare? Deci, ok, uitați-vă și la asta. Uitați-vă și la curtea asta, boys. Efectiv, suntem în paradis, bro. Și, bă, fraților, a meritat. Deci, a meritat să spunem că rodul muncii noastre de 9 sezoane, să rămânem în viață, să salvăm lumea. Uitați-vă că a dat roade și acum vom sta în această casă și totodată vom fi păziți, fraților. Siguranța este cea mai importantă. Ce faci, mamă? Cum ți se pare? Mamă, ce bucătărie mișto ai! Bă, e totul prea tare. Eu acum o să mă duc să mă plimb așa puțin prin oraș ca să mai văd orașul, pentru că fiți atenți, fraților, e ora 7 dimineața. Știu că nu pare, dar e ora 7 dimineața. Băi, v-am zis, aici parcă și iarba e mai verde. Deci e ora 7 dimineața și urmează să mergem la școală. Trebuie să mergem la școală. Cum ți se pare, mama? Wow, Marius, locul ăsta este minunat. Nu vine să cred că primăria și poliția au plătit să stăm aici. În sfârșit, după atât de mult timp în care nu mai puteam să dorm noaptea și efectiv muream de frică în fiecare seară, mă simt în siguranță. Locul ăsta este departe de profesorul Steven și de mafia italiană. Aici nu au cum să ne găsească. Exact, frate, deci băi, zero șanse. Zero șanse să ne găsească. Bun, haideți, frate, o să vă fac un mic tur al insulei. Nu o să dureze foarte mult pentru că este destul de micuță, ca să înțelegeți și voi care-i treaba. Uitați-vă aici ce avem, fraților. Deci nu mai avem biciclete, avem trotinete. Deci mie mi se par mult mai șmechere trotinetele astea. Scrieți voi la comentarii de nu sunt cele mai șmechere chestii. Și hai să vă zic care-i treaba. Deci în momentul în care ne-am mutat aici, a trebuit să alegem dacă vrem să stăm la apartament sau la casă. Eu cu mama am ales casă și ceilalți prietenii mei au ales apartament. Urmează acum să mergem la ei. Doar că, băieți și fete, fiți atenți. Când am venit aici să mă mut, deci gen, ca să vă explic, aici e casa mea. În partea, gen acolo în față este școala și aici în spate este orașul. Urmează să vă prezint. Băi, frate, când am venit aici, am văzut cea mai mare nebunie de casă. Deci, băi, casa mea e mișto. Bă, da, am văzut un penthouse, o nebunie de-aia, bă, ceva casă de lux undeva pe aici. Hai să vi arăt. Eu nu știu momentan cine stă acolo, însă, bă, mi-a atras așa de mult atenția. Uite, cred că, uitați-vă, faceți o check this. Uitați-vă la casa asta, bro. E daia de lux, man. Holy shit. Opa! Opa, e cineva acolo. Mamă, fraților. E o bătrână. Doamna Floricica. Ok, hai să las asta aici, fraților, și să o salut până la urmă, că până la urmă suntem vecini. Bună ziua! Bună ziua! Nu vreau să vă sperii sau ceva de genul. Numele meu este Marius și tocmai ce m-am mutat pe aici, gen, sunt vecin cu dumneavoastră. Bună dimineața, copile! Ești nou pe aici? Nu am mai avut vecini noi de peste 5 ani. Mă bucur când văd persoane noi pe insulă. Persoane noi egal prieteni noi și mie asta îmi sună bine. O, ce de treabă e, ok, păi da, putem să fim prieteni, sper să ne mai întâlnim, dar acum scuzați-mă, trebuie să mă duc să mă întâlnesc cu prietenii mei și după să mă duc la școală, pentru că a început școala, fraților, deci uitați-vă cât de nebunie e, băi, deci prea tare locul ăsta, însă fiți atenți că are și niște locuri, nu o să vi le dat acum pe toate, dar are și niște locuri ciudate, fraților, fiți atenți, uitați-vă, există o benzinărie abandonată. Da, deci, uite, aici gen la dreapta intrăm în oraș și vedeți aici este o benzinărie abandonată. Nu vreau să mă duc aici, o lăsăm pe altă dată. Chiar nu vreau să văd ce e înăuntru, dar e o benzinărie abandonată. Dar dacă mergem în oraș, fraților, totul este foarte, foarte mișto. Și totodată vreau să vă zic că polițistul Mike o să vină zilele viitoare. Mamă, ce mașină de poliție! Băi, o să-i placă la polițistul Mike, mamă, ce tare. Vedeți aici este departamentul de pompieri. Aici, fraților, este ceva unde poți să mănânci. Foarte, foarte mișto. Oh, ok, este și mobilă pe aici. Uitați-vă, foarte mulți oameni se plimbă în acest oraș. Da, deci sunt foarte multe nebunii. Și pe lângă asta, fraților, deci vedeți aici sunt apartamente. Băi, este un oraș normal care este totodată foarte șmecher. Ce-mi place mie, avem un depozit de mașini, pentru că aici locuiesc foarte mulți oameni bogați. Ați văzut și voi ce casă are baba aia. Deci sunt foarte mulți oameni bogați. Avem un depozit de mașini, check this. Uitați-vă, fraților, la chestia asta. Băi, voi vedeți ce văd și eu. Deci ia stai să las aici să mă duc înăuntru. Să vă sper să nu fie cineva pe aici. Uitați-vă, fraților. Uite, vedeți că sunt bariere aici. Băi, uitați-vă ce mașini mișto. Deci aici, fraților, suntem într-un loc. Deci, băi, dacă nici aici nu suntem în siguranță cu oameni bogați cu toate astea, eu nu mai știu unde suntem, bro. Efectiv, uitați-vă, aici este cea mai mare nebunie pe care am văzut-o vreodată. Uite, aici, iar. Mamă, fraților, aici se fac ăștia genuși și repară mașinile. Nu există
este doar mașini mișto, dar în general cam astea sunt. Deci, băi, e ceva foarte, foarte tare. Acum, hai să vă mai prezint puțin din oraș și după să vă duc la locul unde locuiesc tovarășii noștri. Fraților, eu vreau să locuiesc acolo, eu am vrut să stau la casă cu mama, nu știu, mi s-a părut mie așa mai mișto. Hai să vedem pe aici, mamă, să nu mă pierd. Scuză-mă, frățiorul. Hai, lasă-mă și pe mine să mă duc puțin pe aici. Bun, deci băi, orașul nu e foarte mare, vedeți aici este o clădire de birouri, lume care lucrează, băi, este un orășel normal, putem spune, asta este o parcare și da, uitați-vă fraților, am ajuns într-un final, deci băi, ăsta este orașul, este destul de micuț, am ajuns într-un final la locul unde locuiesc tovarășii noștri, mamă, da, Alexia nu e pe aici și nici Lorena, pentru că și ele sunt pe aici, dar nu le văd, ia uite-l pe Alex, fraților, hai să merg prima dată la ei, după mergi la Tănase și la Ovidiu, mamă, ia uitați-vă, băi, ce casă are Tănase, băi, el cu părinții lui, desigur, mamă, ia uite ce e, Alex, frățiorul, ce zici, omule, băi? Băi, ce părere ai, mă, de insula asta, băi? Cea mai tare chestie posibilă. Bă, Marius, aseară am fost cu Tănase și Ovidiu să ne plimbăm pe insula asta. Băi, aici sunt 0,00000% șanse să ne găsească psihopatul ăla, complet de acord. O să ne simțim ca în vacanță, băi. Nu știu de tine, eu deja mă simt ca în vacanță. Doamne, nu se putea să începem 2023 mai bine. Deci, băi, efectiv așa. Deci, băi, sunt plin de fericire. Nu știu de când ați mai văzut, băi, un videoclip din viața la școală în care eu am fost așa plin de fericire. Dar uitați-vă că vedeți acum. Tănase, Ovidiu, ce ziceți, bă, băieți? Ce ziceți? Vă place? Ziceți, vă place? Iubesc insula asta, aș vrea să stau aici toată viața dacă se poate, îmi pare rău, dar na, mă simt în siguranță pentru prima dată în câteva luni, în 30 de minute băieți avem prima zi de școală aici, sunteți curioși de ce profesor o să avem? Băi, eu aici iară pot încă o chestie sigură să vă zic, eu zic că profesorii o să fie super super mișto și că nu o să mai fie niște psihopași ciudați ca data trecută, băi! Până la urmă, orașul ăla era super, super ciudat. Insula asta are numai semne, numai green flag-uri, n-are red flag-uri, fraților, sunt numai semne de-astea de bine. Deci eu zic că totul o să se termine cu bine. Ovidiu, tu ce zici? Sunt curios ce colegi noi o să avem, adică colegi din alte clase. Mi-au zis părinții mei că în continuare o să fim doar noi în clasă, o nouă viață, un nou început. Băi, bine că suntem numai noi în clasă. Ia uite aici, bă, uite, bă, stați fraților că v-am prins de ce ăștia și-au luat loc aici, că aici e restaurant fix în față. Ia uitați-vă, băi, prea tare orașul ăsta. Bun, iar acum, băieți, hai să vă prezint și ultima parte a acestui orășel, gen mini orășel, insulă. V-am zis, fraților, nu este ceva chiar să te dea pe spate. Uite, avem ce să vedeți și o de-asta normală. Mamă, ce-i asta, fraților? Ia stați. Că avem aici o chestie. Ce-i asta? Creeper Boys MK. A, ăsta este... A, iară un de-asta cu mașini. Bun, am înțeles. Fraților, avem aici și o benzinărie funcțională, după cum puteți observa. Adică, na, înăuntru să mănânci, să nu știu ce. Benzinărie funcțională. Iar acum, aici mai avem încă un mansion, după cum puteți vedea. Și hai să vă explic. Deci, aici iară locuiește cineva. Uite, e înăuntru. Ok, lasă, lăsăm pe frățul să stea acolo. Hai să vă arăt drumurile. Deci, fiți atenți. Eu dacă merg pe drumul ăsta, da, deci mergem normal pe drumul acesta, la un moment dat o să existe o cărare să mă duc în stânga sau în dreapta. Deci, fiți atenți că ne miștoi asta. Fiți atenți. Merg în față. Hopa. Hai, bro, să nu mă opresc. Deci noi mergem, fraților, până stânga sau dreapta. Uitați-vă, da? Am ajuns. Dacă o iau la dreapta, fraților, deci știți, dacă o iau la dreapta, nu o iau la stânga. Deci o iau la dreapta, da? Mergem la dreapta. Hai să vedem ce se întâmplă. Dacă mergem la dreapta, fiți atenți, o luăm așa sus pe deal puțin și ajungem la mine acasă. Da, deci e totul super, super easy. Doar că, băieți și fete, fiți atenți, dacă o luăm pe aici, mergem în față și o luăm la dreapta, ghiciți unde ajungem. Dacă ați fost atenți la ce v-am zis la începutul videoclipului, ar trebui să știți unde ajungem, mai exact la școala noastră. Băi, fraților, nu o să mă duc, gen, o să vă arăt așa puțin din școală. Deci, uiteți, mergem pe aici puțin. Vedeți, e nebunie maximă pe aici. Și că, gen, cam asta e insula. Oraș, școală, tot ce trebuie. Fiți atenți, cred că, ok, nu prea știu pe unde trebuie să o luăm. Uite, pe aici, bun. Și asta este școala, doar că nu vreau să mă duc aici și să explorez, să văd cum e școala asta. Vreau să o fac cu prietenii mei. Așa că acum, fraților, mă voi duce. Am vorbit cu ei, am vorbit de câteva zile. Mă voi duce aici la mine acasă și vom aștepta să vină toți băieții și toate fetele ca să mergem la școală împreună, să vedem ce vom găsi acolo. Băieți și fete, sunt acasă la mine și uitați-vă ce
cine m-a onorat cu prezența, cum îmi place mie să le zic, Power Rangers. Ia uitați-vă, fraților. Toată lumea a venit aici, toată lumea este pregătită, toată lumea și-a luat trotineta și urmează să mergem către școală. Alex, frățiorul, ești pregătit pentru prima zi de școală, zi direct. 15 minute și încep orele. Nu credeam că o să zic vreodată că abia aștept să înceapă școala, dar sunt foarte curios cum arată locul ăla. Băi, și eu la fel, deci chiar sunt super, super curios să vedem care-i treaba cu școala asta. Insula e superbă, orașul e superb, școala nu poate să fie decât superbă. A făcut aici o ghicitoare, pe bune, față. Deci, fetii, băi, ați văzut vreo chestie în afară? Ok, în afară că e o pădure foarte, foarte mare, gen în jurul școlii și în jurul insulei, ați văzut și voi, în care nu știm ce se află, nu vrem să fim pesimiști. Dar nu mergem acolo niciodată. Așa. Și benzineria aia abandonată, a cărei gen nu știu povestea ei. În rest, totul este foarte, foarte mișto. Ovidiu, te ești pregătit, frățiorul? Am căutat eu pe net școala de pe insula asta și pot spune că e doar de vreo 20 de ori mai mișto decât vechea noastră școală. Mamă, abia aștept. Băi, deci iară, și eu la fel ca Alex. Băi, să mă arăt, frații mei, de credeam că vreodată o să zic că abia aștept să înceapă școala. Tănase, sper măcar să avem profesori mișto. Degeaba totul e tale dacă profesorii sunt nașpa, mai ales dacă țipă la tine pentru cele mai penibile chestii, cum ar fi că te uiți pe YouTube în timpul orei sau că asculți muzică cu sonor puțin mai tare. De ce i-ar deranja asta? Băi, Tănase, băi, se pare că am schimbat locul, am intrat într-un nou an și tu ai rămas la fel de prost. Deci, băi, cum adică, de ce îi deranjează că te uiți pe YouTube în timpul orei? Că îi deranjează, bro, ei își predă ora și tu ce faci? El se uită pe YouTube, ok, bun, bă, Tănase, nici n-ai, nici măcar n-ai ce să-i cer. Lorena, mamă, fraților, Lorena este destul de tristă, știți că mătușa ei a fost ucisă în vacanța de Crăciun. Lorena, ce faci, cum ești, îți place locul ăsta? Mă simt foarte singură fără mătușa mea, dar locul ăsta parcă îmi forțează un zâmbet pe față. Oh, ce drăguț! Băi, chiar drăguț! Oricum, locul ăsta este chiar foarte mișto. Alexia, tu ce părere ai? Parcă nici nu mai sunteți așa proști locul ăsta. Wow, e superb. Ok, deci Alexia, fraților, rămâne cum am cunoscut-o. Bun, păi, băi, echipa de șoc, bănuiesc că toată lumea este pregătită. Haideți să mergem la școală să vedem care-i treaba. Hai să facem o cursă, fiecare pe trotinetă și vedem cine ajunge primul acolo. Băie și fete, pot spune că a fost o idee foarte proastă să facem concurs, pentru că după cum puteți vedea, eu am rămas singur, am rămas ultimul și nu știu unde sunt ăștia, frate, adică nu-i văd. Efectiv, dar și nu știu, cred că am eu ceva butoane pe trotineta asta să merg mai repede, că ea m-au luat, efectiv nu mi-a venit să cred. Am rămas ultimul și, opa, eu, mamă, fraților, ce școală e asta? Uite-l pe Ovidiu. Băi, am ajuns la școală, băieți și fete, dar ce e asta? Mamă, stai să-mi las și eu prostia asta aici, pula urmă. Să-mi o las și eu aici undeva, uite, lângă mașinile astea, mamă, dar sunt toate mașinile pe aici. Uite, hai că, uite, aici, ia uitați-vă că avem și loc special amenajat, uite, cum am avut și acolo, aici lăsăm. Hai să vedem ce zice Ovidiu, băi, frate, deci băi, îmi place maxim cum arată locul ăsta. Oh my god, este prea mare școala, nici măcar nu o văd pe toată. Ovidiu, frățiorul, ce ați făcut, mine ați plecat fără mine? Marius, te-am lăsat în spate că eram prea entuziasmați, îmi pare rău, hai să zicem că vă iert de data asta. Dar uite-te și tu la locul ăsta, are efectiv de toate. Mergi în dreapta, acolo să-l găsești pe Tănase, vrea să-ți arate ceva super mișto. Mamă, deci, ok, ok, bună. Deci se pare că nu numai școala este foarte, foarte mișto, există multe alte lucruri mișto. Mamă, uitați-vă, frate, aici bănuiesc că părinți care și-au adus copiii la școală, adică, băi, e un oraș destul de populat, după cum puteți observa. Păi, dreapta să-l găsiți pe Tănase. Unde să-l găsiți, fraților, că nu-l găsiți niciunde? Hmm? Unde-i Tănase, bro? A zis să mă duc la dreapta să-l găsesc, dar eu nu prea-l văd pe aici. Sau a zis la stânga? La stânga sau la dreapta? Opa! Ia uite-l pe Tănase! Mamă, fraților! Băi! Avem teren de basket! Și, bro, nu cred. Ăsta e de baseball? Ăsta e teren de baseball, fraților, what? Băi, ce aici, Tănase? Bă, Tănase, tu ai văzut ce văd și eu?
Marius, vezi ce văd și eu? Ok, am zis aceeași chestie. Avem propriul nostru teren de basket și pe lângă asta, lângă, avem și terenul de baseball. Niciodată n-am jucat baseball, dar cred că e cazul să învăț. Nici eu, în America se joacă. Merge stânga în continuare, Alexia a descoperit ceva și mai tare. Bă, ce naiba, bă, ce se mai poate descoperi aici, fraților? Dă-o naiba de treabă să merg în stânga, adică să merg în locul ăla. Mamă, ce-i locul ăla, fraților? Trebuie să o găsesc pe Alexia, cică, ia uite-o pe Alexia acolo! Bro, avem parc? Bă, bă, ce-i cu școala asta, man? Efectiv, am găsit cea mai tare școală din lume. Băi, avem parc? Avem d-astea de copii mici, fraților, în care, băi, nu vine să cred, în care te cațeri pe aici. Băi, băi, cât de tare! Deci mie nu-mi vine să cred, fraților, ce se întâmplă. Oh my god, băi, da, v-am zis, deci pe mine mă înfioară pădurea aia, că nu știu ce e în pădurea aia. Vreau să merg, sunt curios să merg, dar lasă așa, știi, momentanul o să mă așa. Alexia! Alexia, 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 ce se întâmplă aici, băi, ce e asta? Avem un parc la școală. Cumva am murit și am ajuns rai la școala perfectă. Hopa, Alexia, nici măcar nu mai e răutăcioasă. Nu o să-ți vine ce, să crezi și a găsit Lorena. Mai mergi puțin în stânga la gard. La gard? A găsit și Lorena ceva? Mamă, fraților, la gard. Păi ăsta-i gardul, bro, și nu vă pe Lorena. Ăsta-i gardul, fraților. Unde-i Lorena, bro? A, uite acolo. Hopa. E gardul spart? Ce s-a întâmplat? Lorena, ce s-a întâmplat, sora mea? Ce ai găsit? Marius, trebuie să înceapă orele, așa că hai să ne grăbim în clasă. Dar uite-te ce am găsit, ce teren de fotbal, locul ăsta e minunat, cea mai tare școală din lume. Teren de fotbal? Oh my god. Oh my god, fraților, what? Băi. Băi, oameni buni. Băi. Mi-am dat o palmă. Băi, sigur nu visez? Frații! Oh my god, ok. Asta este oficial cea mai tare școală din lume. Cum am venit noi aici? Băi, a meritat, față, efectiv. Ok. Acum, prima chestie care mi-a venit înăuntru este cum arată sările de clasă. Cum ar fi și alea să fie nebune, frate. Efectiv, dacă sările de clasă sunt nașpa, se scuză. La câte chestii mișto sunt pe insula asta și la școala asta, se scuză dacă, dacă sările de sală de clasă sunt nașpa, efectiv, v-am zis, se scuză. După ce te uiți puțin, mergi în stânga mea unde e școala. Acolo Alex a găsit clasa noastră. Hopa. Ok, hai să vedem. Deci Alex e în clasă, trebuie să-l găsesc pe Alex. Ok, hai să vedem. Mamă, boys, băi, cea mai mare nebunie. Hopa, că nu-l văd pe Alex. Pe aici trebuie să o iau. Mamă, ce școală. Pe aici trebuie să iau, sau nu? Pe aici, cred că pe aici, prinăuntru, fraților. Ah, ba nu. Uite acolo în față. Mamă, fraților, ok. Hai să intrăm. Hai să intrăm, let's go. Oh, shit, ok. Aia e clasa noastră. Bro. Avem... What? Bă, mie nu vine să cred, avem d-astea. Man, ce? Asta e clasa noastră. Bro, what? Mamă, fraților, se anunță un sezon foarte interesant. Oh my god, bă, cât de tare! Alex, frățiorul, tu vezi, man, bă, ce clasă mișto! Ce e aici? Ce e aici, bro? Ah, ok, aici e un loc de ăsta ascuns. Aici ce e? Bro? Mamă, aici poți să duci în altă clasă! Bă, cât de tare! Mișto, mișto, n-am să vedem, mișto. Alex, frățiorul, ce părere ai? Mamă, ce e aici? Ce părere ai? Marius, luam cuvinte. Școala asta e cel mai tare lucru pe care l-am văzut în viața mea. Am găsit și orarul nostru. Astăzi avem 2 ore de engleză și 2 ore de istorie. Mamă, ce profesori avem. Hai să ne băgăm în bancă. Sper că avem profesori mișto. Deci 2 ore de engleză și 2 ore de istorie. Fraților, mă bag în bancă și haideți să așteptăm profesorii. Frați și surori, puteți vedea că toată lumea este la locul lor. Și uitați-vă, cine a intrat în clasă? Profesoara noastră de engleză, noua profesoră de engleză. Băi, uitați-vă, mamă, deci arată prea tare totul, e mult prea mișto, ok. Doamna profesoară, bine ați venit, bine v-am găsit la noi la clasă, care-i treaba, spuneți-ne.
Good morning, students! Aha, Tajen, că e profesoara de engleză. Bine v-am găsit la noua voastră școală. Mă simt onorată să fiu primul profesor care va preda aici și cu ocazia asta vreau să vă urez un an nou fericit în care să vi se îndeplinească toate dorințele. Foarte drăguț, chiar vă mulțumesc, doamna profesoră de engleză, și dumneavoastră la fel. Mamă, băi, ok, deci băi, se pare că are așa o energie mișto, doamna profesoară. La ora de engleză totul o să meargă foarte simplu. De fapt, așa merge la toate orele în școala noastră. Ok, aici, fraților, cred că minte puțin. Știți că întotdeauna profesorii zic, ok, e simplu, că nu știu ce. Nu cred că este chiar atât de simplu. În fiecare lună vă voi preda materia și voi va trebui să o scrieți în caiet. Logic. Iar la final de lună va fi o zi în care o să dați teste la toate materiile ca să vi se stabilească note. What? Este foarte simplu, nu vor exista teste surpriză sau chestii de genul. Singura mea rugăminte este să fiți cu minți în timpul orelor. Bro, deci suntem un fel, gen ca și cum am fi la facultate, la simulare, dar nu chiar așa. Deci, boys, în fiecare lună profesorul să ne predea, nu o să ne dea teste, surpriză sau nu știu ce, și de fiecare dată la final de lună vom avea o zi cu teste. Gen, o zi în care dăm toate testele. Bro, cât de mișto, man, bă, e tare! E tare, dar, mamă, o zi în care dăm mai multe teste, va fi o zi în care o să dați teste la toate materiile ca să vi se stabilească note. Băi, băi, eu zic că e tare. Nu știu, eu zic că e tare. Alex, fățiorul, ce părere ai? E tare ce zici? Băi, nu știu ce să zic de asta. E pe o parte bine, pe o parte rău. Adică o zi în care dăm mai multe teste nu mi se pare ok. Dar e bine că nu avem teste fulger și din astea. Băi, corect. Adică n-ai complicat că dăm mai multe teste în aceea zi. Dar în același timp n-avem teste fulger, n-avem de ce să ne îngrijorăm. Lorena, tu ce zici? Ce sistem de notare miștoare școala asta, abia aștept să mă pun pe învățat. Băi, chiar, băi și eu, efectiv, și eu sunt pe partea pro, adică mi se pare o idee bună. Scrieți și voi, fraților, la comentarii cum vi se pare chestia asta. Alexia, tu ce zici? Și eu sunt puțin suspicioasă, nu știu dacă mă voi descurca. Băi, dar ce s-a întâmplat cu Alexia, fraților, e de treabă mai nou. Ok, mișto, mișto, tănase. Bă, ce naiba, frate? Mamă, deci, băi, eram sigur, mamă, ce tare. Bro, ce tare. Eram sigur că ăsta comentează. Efectiv, bă, ăsta trebuie să comenteze totdeauna. Nu se simte el bine. Bă, ce naiba, frate, avem o zi în care dăm mai multe teste. Păi eu de-aia vin la școală să dau teste ca prostul. Să nu mai știu de capul ele, nu-mi convine. Băi, boule, băi, tănase. Ți-a zis femeia asta că din 30 de zile dintr-o lună tu dai un test într-o singură zi. Tu ce ai înțeles? Că vii la școală să dai teste ca prostul. Băi, nu dai teste fulger, nu dai teste în fiecare săptămână, nu dai teste în fiecare zi, nu dai teste la fiecare două săptămâni. Băi, deci dai o singură dată pe lună teste. Ce naiba, frățiorul? Ovidiu? E o propunere inteligentă, mie îmi place. Măcar vom ști că la fiecare final de lună trebuie să ne punem câteva zile pe învățat. Exact, avem totul, programul. Deci efectiv deja avem programul. Dacă luăm note bune, după luna viitoare stăm chill. Ok, păi hai să mă pun și eu înapoi în bancă și hai să înceapă ora de engleză. Băieți și fete, cred că am făcut o prostie foarte, foarte mare. Ei bine, am stat la orele de engleză, a fost chiar foarte, foarte mișto. Doamna profesoară ne-a predat, am scris în caiet nu știu ce. Și după m-am dus la baie. Credeam că pauza e mai lungă, pentru că după cum puteți vedea, fraților, profesorul de istorie este deja în clasă. Și eu nu sunt prezent. Sper să nu se fie enervat sau ceva de genul. Dar da. Ok, uite-l pe, okay, uite pe profesor de istorie. Stai să vedem așa, unde ba la ușă pe mama. Bună ziua, îmi cer scuze că am întârziat, dar m-am dus până la baie. Cam nașpa, dragă student, să întârzi fix în prima zi de școală la primele ore. Da, scuzați-mă, chiar n-am vrut să fac asta. Dar ai noroc că sunt un om înțelegător, poți trece în banca ta. Oh, mulțumesc, domn profesor, dar stai că mai vrea să zică ceva. Acum, copii, nu știu câți de aici dintre voi sunt pasionați de istorie, dar eu unul sunt. Îmi dau seama, mamă, stai să închid ușa. Îmi dau seama, frățiorul, că ești pasionat de istorie, că ești profesor de istorie, până la urmă. Totodată, sunt un profesor mai special de istorie. Consider că dacă vreau ca elevii mei să mă învețe materia, aceștia trebuie să aibă un interes în a face-o. Ok, ok. Gândești bine, frățiorul. Chiar așa e, deci da, chiar gândești bine. În general, acest interes sunt notele. Băi, da, adică, da, mă pare rău, față, o să... Na, asta este realitatea în care trăim.
elevii învață pentru note. Însă, eu vă dau alt interes. Având în vedere că v-ați mutat aici, bănuiesc că ați auzit despre cea mai populară poveste de pe această insulă. Nu, n-am auzit. Mai exact, copilul pierdut Marcus. Nu. Nu, n-am auzit, frățioru, what? Copilul pierdut Marcus? Poveste pe insula asta, ce? Eu am niște informații noi în legătură cu această poveste. Este ceva foarte interesant și pe lângă chestia asta vă învață și puțină istorie despre locul în care stați. Ok, copilul pierdut Marcus, what, fraților, băi? Voi care-i treaba? Ce ziceți, vreți să vă spun? Băi, deci omul ăsta, mamă, bă, ce profesor de istorie mișto. Deci vrea să ne vorbească despre istoria locului în care stăm și despre un copil pierdut, Marcus, Alex. Domn profesor, noi habar nu avem de povestea asta, despre ce e? Fraților, ce ziceți? Să zicem la domnul profesor să ne zică despre Marcus ăsta, copilul pierdut? Cumva, nu știu, poate o să aflăm chestii noi. Scrieți la comentarii sau să-i zicem să ducă ora de istorie normal și să stăm noi liniștiți. Bine ați venit la Minecraft, viața la școală! Bine v-am găsit, băi și fete, la o nouă zi din viața la școală! Ei bine, fraților, după cum puteți vedea, în momentul de față mă aflu în sala de clasă și pe lângă chestia asta mă aflu și în timpul orei. Știți și voi de data trecută că ne aflăm la ora de istorie și domnul profesor de istorie de aici de față a zis să înceapă ora într-un mod mai interesant. Mai exact, ne-a zis că pe insula asta pe care ne-am mutat, și știți și voi, fraților, că na, ne-am mutat aici de o zi, nu prea știm multe chestii, există o legendă, mai exact, legenda copilului pierdut Marcus. Eu până acum n-am auzit de niciun Marcus în viața mea, însă el ne-a zis că dacă vrea să ne povestească despre chestia asta, pentru că tot la istorie se pune, așa că toți ne-am aplicat așa de comun acord și am zis profesorului nostru să ne povestească. Hai să vedem care-i treaba. Care-i treaba, profesorul, cu Marcus ăsta, gen de data trecută? Ne-a zis că o să ne zică despre băiatul ăsta pierdut de pe insulă. O fi că s-a pierdut un băiat pe insula asta, dar na, iară mi se pare ciudat că insula e destul de mică. Ok, dragi elevi, înseamnă că prima oră de istorie pe care o să vă predau o să fie și una dintre cele mai interesante. Ok, hai că îmi stănește interesul. Vă avertizez încă de la început că nu este o poveste drăguță sau o poveste care ar trebui spusă în școli. Păi, frățiorul, fără supărare, dar tu ești profesor de istorie și ne zici poveste. Acum, adică nu e o poveste care n-ar trebui să fie spusă în școli. Atunci, atunci de ce ne o zici că suntem în școală? Fac o excepție pentru voi. Știți ce zic? Poate într-o zi chiulis toți de la școală și plecăm toți mai rapid acasă. Ne ajutăm reciproc. Ok, frate, deci profesorul ăsta de istorie e pe aceeași lungime de undă ca și noi. Se pare că nici lui nu prea îi place școala. Hai să vedem care-i treaba. În fine, după cum am spus, este vorba despre copilul pierdut de pe insulă, adică Marcus. Într-o zi, mai exact acum 10 ani de zile, băiețelul acesta stătea fix unde stăteați voi. Era și el un elev la școala noastră. Ok, deci Marcus ăsta acum 10 ani era elev. Doar că, într-o zi, la a doua pauză din ziua respectivă, acesta pur și simplu a dispărut. Așa, random. Fraților, mă gândeam că, ia să scăm tot în bipă asta. Mă gândeam că l-a răpit cineva sau ceva, deși că într-o zi, la a doua pauză, acesta pur și simplu a dispărut. Uitați aici ce a declarat poliția despre el după ce s-au luat mai multe declarații. Hopa, deci avem și un comunicat. Mamă, ce avem aici? Ia, dispariția după 4 ani, după 9 ani. Mamă, deci hai să luăm prima dată dispariția. Hai să vedem ce a zis poliția. De 3 săptămâni cercetăm cazul copilului dispărut în timpul orelor de la școală, așa că suntem datori cu un răspuns în fața dumneavoastră. Mamă, deci asta e peste gen 3 săptămâni mai târziu după ce Marcus ăsta a fost dat dispărut. Dar frate, eu sper că aici o să povestească că n-am înțeles absolut nimica. Un copil care într-o zi a venit la școală și a dispărut în pauză. Mare chestie. Marcus era un copil minunat de nota 10 pe linie. Pe lângă asta era și foarte liniștit. Nu era genul de copil care să aibă reacții nervoase sau probleme cu alți profesori. Ok, deci Marcus era mișto. Tragedia a început acum 3 săptămâni între ora de limba română și ora de istorie.
Marcus, împreună cu colegii lui, tocmai ce au terminat primele două ore de română și au mers în pauză. A, deci au avut două ore de română și au mers în pauză, cum a zis profesorul de istorie că s-a întâmplat în a doua pauză. Ok, hai să vedem. Din mărturia acelor mai buni doi prieteni al lui Marcus, reiese că aceștia au mers puțin în parc ca să-și aerisească mintea. Adică în parc acolo, ați văzut parcul de la școală din primul episod. La un moment dat s-a sunat de intrare și Marcus a venit la prietenii lui și a spus asta: ne vedem la ore, eu mă duc să iau ce m-a rugat doamna profesoară. Ok, deci Marcus i-a zis că ne vedem la ore și se duce să ia ce l-a rugat doamna profesoară. Nu știu care doamna profesoară, dar hai să vedem. Copiii nu i-au pus prea multe întrebări, deoarece nu s-au gândit că este ceva suspect. Am și precizat la început că urma ora de istorie. La istorie, doamna profesoară Floricica avea o relație foarte bună cu Marcus. Mamă, fraților, cum ar fi ca doamna profesoară Floricica să fie fix... Baba aia care are casa aia super mișto, deci știți că ne-am întâlnit cu ea în primul episod. Deși că profesoara asta avea o relație foarte bună cu Marcus. Era elevul ei preferat, așa că colegii lui s-au gândit că poate l-a rugat să meargă să-i cumpere ceva de la magazin sau o chestie de genul. Bă, corect, are sens, are sens, am în vedere că urma ora cu doamna Floricica, are sens. Dar nu, atunci a fost ultima dată când colegii lui l-au văzut pe Marcus. S-au chemat întăriri de lângă insule din apropiere, s-au adunat foarte mulți voluntari și primăria a oferit foarte mult sprijin poliției ca să înceapă căutarea pe toată insula în găsirea lui Marcus. Bro, deci ia să spun eu, deci ăsta era în pauză. S-a dus la colegiul și i-a zis, deci s-a sunat, da? Deci trebuia să intre înăuntru și zice, bă, o să vin și eu imediat, că doamna profesoară de istorie, practic, adică doamna Floricica, m-a rugat să iau ceva și de atunci n-a mai fost văzut. Asta mi se pare horror. N-am să vedem, asta mi se pare horror. S-au chemat întărire așa. Vă spun cât de sincer pot. În 3 săptămâni, insula a fost căutată cap-coadă de peste 12 ori. Și pe lângă asta și malul mării, pe o distanță de 50 de metri de la țărm. Deci au căutat toată insula de 12 ori și împrejurimile. Totul a fost în zadar, Marcus nu a fost găsit. Partea cea mai ciudată este că și profesoara Floricica, care este prezentă acum aici cu noi, deci asta e acum 10 ani practic, fraților, a dat o mărturie și i-a spus că nu s-a întâlnit cu Marcus deloc ziua aia și nu i-a spus absolut nimica. Bră, deci, efectiv, fraților, povestea asta e foarte ciudată. Deci asta, deci Floricica nici măcar nu i-a zis lui Marcus să se ducă să ia ceva. Ăla a zis asta și a dispărut. A fost supusă până și la testul poligraf, adică detectorul de minciuni, și se pare că nu minte. Bă, a fost pusă la testul poligraf, fraților, ăla cu fire, și se vede că nu minte. Vom reveni cu mai multe detalii dacă îl găsim pe micuț, dar până atunci nu uitați. Băiat mic, păr brunet, ochii căprui, ultima dată când am fost văzut, purta un tricou roșu și niște pantaloni negri. Holy shit, boys! Ok, deci asta a fost declarația pe care a dat-o poliția când Marcus ăsta a dispărut pe insulă. Da, foarte, stați puțin, foarte, foarte ciudat. După 4 ani, hai să citim asta, după 4 ani, let's go, deci asta s-a întâmplat după 4 ani de la tragedie. Doamnelor și domnilor, vrem să vă anunțăm că poliția, deci asta e tot de la poliție, poliția nu a închis cazul dispariției lui Marcus deoarece au apărut niște dovezi noi. Mamă, deci după 4 ani! Holy shit, frate, ok, deci voi vă simt ca într-un roman de la polițiști, știți ce zic, gen film de la polițiști, hai să vedem. Știți și voi că săptămâna trecută s-a întâmplat o tragedie la noi în oraș, mai exact, benzinăria noastră principală a ars. Bro, aici e vorba despre benzinăria, dar am văzut-o noi că e abandonată. Dacă vă aduceți aminte, fraților, am mers azi dimineață să ne plimbăm prin oraș și am văzut benzinăria abandonată. Holy shit, deci aici e săptămâna care ars benzinăria. Din fericire, nu au fost victime și toată lumea a scăpat nevătămată. Doamne ajută! Doar că în unele fotografii pe care le-au făcut anumiți martori la fața locului, putem vedea că în spatele focului se află un copil cu părul brunet, ochii căprui, cu tricou roșu și pantaloni negri. Na. Deci, bro, când ars benzinăria aia, Marcus a fost văzut în poze. Și era, ok, ia să-ți puțin, boys, arăta fix la fel. Au trecut 4 ani, bro, ce naiba. Nu suntem singuri de autenticitatea fotografiilor, însă vă putem spune că suntem la fel de șocați ca și dumneavoastră că Marcus a reapărut în peisaj.
Doar că este o situație foarte confuză. Au trecut 4 ani, arată aproape la fel și e îmbrăcat cu aceleași haine, corect. Am încercat să luăm o declarație de la principalul suspect de data trecută, mai exact, fosta profesoră de istorie care s-a pensionat. Băi, s-a pensionat? Băi, frate, fiți atenți că asta poate chiar e... Deci cred că asta da. Cred că e doamna Floricica aia pe care am văzut-o noi. Deci 100% e doamna Floricica. Doamna Floricica, dar aceasta a refuzat. Nu o putem deranja pe doamnă, a fost dovedită în instanță nevinovată pentru dispariția lui Marcus. Și pe lângă asta, starea ei psihică s-a agravat foarte mult. Încă nu a trecut peste pierderea elevului, îl vedea ca pe propriul ei copil. Noi vom merge din nou astăzi să căutăm pe toată insula, să vedem dacă vom găsi indicii noi. Bro, deci asta, doamna Floricica încă suferă. Deci după 4 ani încă suferea pentru Marcus ăsta, a nebunit, a luat-o razna. Holy shit, bro, deci îl iubea ca pe copilul ei, zice aici. Ok, deci asta a fost după 4 ani. Și după mai avem încă o dată asta, după 9 ani. Adică anul trecut, că zice că de 10 ani s-a întâmplat asta. Dragi locatari ai insulei noastre, vrem să vă anunțăm că din cauza farselor pe care unii copii de la școală simt nevoia să le facă, am decis să închidem cazul dispariției lui Marcus. Bro, ce? Au trecut deja 9 ani de zile. Nu mai avem ce să facem. Doar că la școala de pe insulă... Dar de ce au făcut asta, bro? Și ce dacă au trecut 9 ani? V-ați plictisit sau care-i treaba? Doar că la școala de pe insula noastră există niște elevi care profită de faptul că nu am închis cazul și tot alarmează profesorii că în pauză îl văd pe Marcus în pădurea de lângă școală. Nu au venit cu nicio dovadă video. Bro, ăștia au închis cazul pentru că copiii ziceau că îl văd pe la în pădure. Bro, dar și dacă chiar îl vedeau? Caz încheiat, mulțumesc! Și aici s-a terminat. Băi, ce ciudat, frate! Oh my god, fraților, asta chiar e ciudat! Deci, cum îi zice? Din tot ce am citit, fraților, pare că acum un an Marcus s-a apărut și ăștia au închis cazul. Voi ce părere aveți? Lorena, ce părere ai? Wow, ce poveste! Dar dacă acei elevi nu au mințit și chiar l-au văzut pe Marcus, ceea ce ziceam și eu, fraților! Oh my god, băi, deci noi suntem în momentul de față cu un copil fantomă pe insulă. Păi ăsta-i fantomă direct. Să moară, frații mei, cum să arăți, bă? Deci în 9 ani să arăți la fel. N-are niciun sens, Alex. Parcă e o legendă scoasă din filmele horror. Nu știu ce să zic, eu nu cred că e adevărat. Adică ce naiba, 9 ani de zile nu și-a schimbat hainele deloc. Asta au zis și polițiștii, asta zic și eu, asta zice și Alex. Oh my god, Alexia, tu ce zici? Eu zic că e o șansă de 50% să fie adevărată și o șansă de 50% ca oamenii să fi ținut această legendă în viață. Ok, tănase. Mamă, păi frate, dacă e adevărată înseamnă că Marcus e o fantomă. Nu are cum să arate la fel timp de 9 ani de zile. Mamă, nu îmbătrânește. E vampir, Marcus e vampir. Tănase, nu știu dacă Marcus e vampir, dar să zic că tu ești foarte prost. Gen, fără supărare, dar ești foarte, foarte prost. Băi, dar nu știu, frate, vă credeți că legenda asta e adevărată, Ovidiu? Eu zic să lăsăm prostile deoparte. A fost doar o legendă interesantă. Dacă vreți, ne întâlnim în pauză în parc și discutăm mai mult despre asta. Da, bro, hai, nu, hai, face-o, hai, deci ne punem aici în bancă. Așteptăm pe domnul profesor de istorie să ne predea lecția și după mergem toți în pauză, acolo în parc, unde a și dispărut, practic, Marcus. Și vedem ce discutăm. Poate facem o echipă de asta de detectiv și poate îl găsim pe Marcus, cine știe. Bun, frați și surori, s-a sunat de pauză și după cum puteți vedea, am ieșit afară în curte, doar că afară a început cea mai nebună ploaie, băi. Deci voi vedeți, fraților, că la efectiv la o distanță de 5 metri de mine e Edita mai ceață, adică plouă aici cu găleata, dar asta, desigur, nu ne-a oprit să facem un fel de emergency meeting. Și acum vă întreb direct, bă, voi ce părere aveți? Alex, frățiorul, ce părere ai de toată povestea asta? Deci dacă stai să mă întrebi pe mine, eu zic că e reală. Adică, băi, de ce n-ar fi reală? Până la urmă, nu stai aici toți mincinoși de pe lume, nu? Bă, povestea a sunat destul de bine, dar sincer să vă spun, nu cred că e reală. Adică, în fiecare loc din lume există legende urbane și cred că asta e tot o legendă urbană. Da, mă, Alex, dar... Ce alte legende urbane din alte locuri, gen... Cum în România, elele sunt efectiv de zeci și sute de ani. Asta e de 10 ani, bro. Adică, bă, e clar că copilul ăla a fost pierdut. Gen, și bănesc că toți ne îndoim de faptul dacă a apărut după sau nu. Dar n-ai destul de ciudat.
Și în general, legendele astea urbane sunt 90% 90% false. Deci eu zic să nu ne batem capul cu ea. Băi, fraților, băi, eu zic să ne batem capul. Adică, băi, eu chiar cred că e ceva adevărat. Ovidiu, tu ce zici? Bă, stați, nu spuneți instant că e falsă. Din câte am înțeles, a zis ceva de profesoara Floricica. Eu v-am zis, cumva profesoara Floricica care s-a pensionat e doamna Floricica din oraș? 100% ea e, bro, îți dai seama. În prima zi când am venit aici, m-am plimbat pe toată insula și m-am salutat. E o bătrânică simpatică. Am putea să mergem să o întrebăm pe ea dacă legenda e adevărată. Fac pareu că știe mai multe decât profesorul nostru de istorie. Da! Mamă, ce idee bună! Ce idee bună! Da, hai să mergem la Adin! Hai, deci după ce se termină orele, mergem că mai avem încă o oră de istorie, fraților, mergem la tanti Floricica sau la doamna, la doamna Floricica și vedem care-i treaba. Tănase, ce zici? Să mergem la doamna Floricica, iară facem pe detectivii. Băieți, gândiți-vă că nu are sens să facem asta, dar dacă legenda e adevărată, o să ne punem în pericol. Iar dacă e falsă, înseamnă că ne pierdem timpul. Mai bine stăm pe treaba noastră și nu facem nimica. Nu-mi place cum gândești. Alexia, te rog, hai, fii cu mine. Nu prea-mi place de, de doamna Floricica. Bro, what? Cum adică să nu-ți placă? Dar ce-a făcut? E fiind cea mai simpatică bătrânică. Nu știu dacă are intenții bune. Poate o să ne mintă. De unde știm că o să zic adevărul? Băi, corect, nu prea știu dacă o să zic adevărul, dar nu știu ce să zic. Lorena, tu ce zici? Eu sunt de acord cu Marius, merită să încercăm. Deci stai, mai vorbim noi, fraților, și în timpul orei și vedem. Vă garantez eu că după ore mergem să vedem ce face doamna Floricica. Ce să vedeți, băieți și fete, tocmai ce am terminat orele și am reușit să conving o singură persoană să vină cu mine la doamna Floricica, mai exact pe Lorena. Ați văzut că inițial Ovidiu a venit cu ideea, am început să vorbesc ceva cu el, dar după s-a dat în spate, a zis că el nu vine, că nu știu ce. Așa că, fraților, am vorbit cu Lorena, deci acum este ora 12 și tocmai ce am ieșit de la școală și am zis ca la ora 2 să vină la mine în fața casei și să mergem împreună la doamna Floricica să vedem ce părere are ea despre chestia asta, pentru că, băi, adică zic că 100% se referea la ea în poveste, nu? Lorena, ai înțeles? Deci la ora 2 ne vedem? Ok, Marius, deci rămâne cum ai zis tu. Merg și eu acasă, mănânc și la ora 14:00 vin la tine. După mergem la doamna Floricica și vedem ce putem să aflăm. Sunt chiar foarte curioasă. Ne auzim, te pupicesc. Și eu te pupicesc pe tine. Let's go, v-a zis că lui Lorena îi cam place de mine. Păi hai că ne vedem la ora 2. Haideți, facem să plecăm de aici, de la școală, că pe bune a fost o zi interesantă. Însă sunt chiar foarte, foarte curios ce să aflăm de la doamna Floricica, bro. Și fiți atenți că, băi, în ce mi-a arătat mie profesorul de istorie, zicea că ia uite pe profesorul de istorie aici în față. Hopa! Mamă, fraților, fiți atenți, hai să-l întreb și pe el dacă el crede că povestea asta este adevărată sau nu, că până acum nu m-a zis. Bună ziua, domn profesor, știu că tocmai ce am avut oră cu dumneavoastră, dar acum urmează să merg acasă, însă vreau să vă întreb ceva și vreau să fiți foarte, foarte sincer. Dumneavoastră credeți că legenda asta și povestea copilului pierdut Marcus pe insulă este adevărată sau nu? Adică, gen, ce credeți dumneavoastră? Efectiv, părerea ta, gen, efectiv. Marius, eu nu sunt nici polițist, nici detectiv, nici om de știință. Dar din câte povești am auzit, mi-am format și eu o părere, îți dai seama, hai să vedem. Inițial nu prea am crezut, dar după au apărut foarte multe dovezi. Și doamna Floricica a spus că ea crede că Marcus încă se află pe insula asta. Bro, what? Vei face o da gen în articole alea, zicea că doamna Floricica a cam luat o razna gen, știi ce zic? Și s-ar putea să fie nebună și să delireze. Chiar dacă ei spun că a nebunit, eu înțeleg durerea, știu cât de mult ținea la el. Și o cred 100% pe doamna Floricica. Dar tu acum crezi ce vrei. Deci, practic, profesorul de istorie ne spune că și el crede că în continuare băiatul ăsta, Marcus, se află pe insulă. Că a zis că, deci doamna Floricica a spus că ea crede că Marcus încă se află pe insulă și el o crede 100% pe doamna Floricica, am înțeles, ok. O zi frumoasă, domn profesor. Deci, băi, fraților, revenind la ce voiam să zic înainte să mă întâlnesc cu profesorul ăsta, băi, eu cred că există două variante. 100% doamna Floricica o să ne zică ceva interesant, gen că ăsta chiar e pe insulă și că nu știu ce, doar că ei spun că a nebunit, fraților, gen, și că a luat o razna. Se iau de aici, nu, de asta, mamă, iar a început ploaia, bro. Băi, efectiv, nu se mai satură ăștia, cred că aici mi-am pus eu trotineta data trecută, dar uitați-o aici.
Hai să o iau și să plec acasă. Deci la ora 2, fraților, o să vină la mine acasă Lorena și mergem către casa doamnei Floricica. Mamă, sper să ajung acasă, să-i zic totuși și la mama că... Da, urmează să plec. Hai să vedem. Băi, deci chiar a fost o primă zi de școală super, super mișto, fraților. Nu mă așteptam să fie chiar atât de tare. Dar na, nici nu mă așteptam să aflăm așa mister din prima, știi ce zic? Adică chiar a fost super, super interesant. Dar na, până la urmă, hai să nu ne... Să nu ne entuziasmăm degeaba, pentru că s-ar putea să fie, cum a zis Alex, până la urmă, da, chiar dacă e destul de pesimist, să fie doar o legendă urbană. Gen. Și dacă e doar o legendă urbană, n-avem nicio treabă. Ia, uite că am ajuns și la mine acasă, mamă ce mișto arată, face-o când plouă pe insula asta. Hai să-mi las prostia aici, let's go, și să mă duc înăuntru să o salut și pe mama și după aștept să se facă ora 2, let's go. Ciao, ciao, cine a venit acasă? Salut, mama, tocmai ce a venit de la prima mea zi de școală. Cum a fost prima zi de școală? Băi, mama, a fost foarte interesantă. Avem niște profesori super, super cool. Ați văzut și voi, faceți că sunt foarte tari. Și pe lângă chestia asta, domnul de istorie ne-a zis o poveste super mișto, un fel de legendă urbană a locului. Dar las că o să-ți povestesc eu mai multe, genii, ceva chiar foarte, foarte interesant. Dar acum o să mă duc până sus în cameră, pentru că la ora 2 o să mă văd cu niște colegi că avem o treabă. Hai că mă duc în cameră, fraților. O să mă odihnesc puțin și după plecăm cu Lorena către casa doamnei Floricii. Băi și fete, am tras cel mai bun pui de somn din viața mea, pot spune. Băi, deci ce bine te odihnești în patul ăsta. Am dormit o oră, să zici că am dormit o noapte, efectiv. Uitați-vă, fraților, că am dita mai patul aici și chiar m-am odihnit foarte, foarte bine. Doar că s-a făcut ora 2 și uitați-vă cine este în fața casei mele. Este clar Lorena și acum urmează să mergem în aventură, putem spune. Ia uite-o și pe mama să-i zic că plec. Mamă, după cum poți vedea, a venit Lorena, eu mă voi duce cu ea, că na, avem niște treabă. Bine, fiule, să ai grijă de tine la cât vii acasă. O să vin destul de rapid, nu cred că stau așa de mult, maxim câteva ore. Până se face seară, probabil o să fiu înapoi acasă. Let's go! Ia uite-o și pe Lorena. Salut, Lorena, ești pregătită să mergem? Gen, casa doamnei Floricica e aici, super, super aproape. În 2 minute o să ajungem. Marius, stai! Înainte să plecăm către casa doamnei Floricica, vreau să-ți arăt ceva. Când am ajuns acasă, nu m-am putut abține și din curiozitate am intrat să caut mai multe informații despre acest caz. Hopa! Hopa, hopa! Și nu o să crezi ce am găsit. Un reporter a luat un interviu doamnei Floricica în care a spus niște lucruri înfiorătoare. Mamă, să nu fie asta vreo psihopată, fraților. Interviul, ia să vedem. Interviu. Deci asta este un interviu între un reporter și doamna Floricica. Reporter: bună ziua, stimată doamnă, știți de ce sunt aici? Mă bucur foarte mult că ați acceptat invitația mea la un interviu de genul. Știu că este greu pentru dumneavoastră, chiar dacă au trecut aproape 10 ani de la tragedie. Mamă, deci interviul e acum, adică e destul de recent. Prima întrebare pe care vreau să vă o pun este și cea mai populară. Credeți că Marcus este în viață sau nu? Deci asta... a întrebat reporterul. Și doamna Floricica a zis așa, citez: nu pot spune că cred. Marcus este în viață. L-am văzut de foarte multe ori prin oraș. Bro, ce? Chiar m-a salutat și m-a întrebat ce mai fac. Am încercat de mai multe ori să atrag atenția oamenilor că el nu este dispărut, dar nimeni nu mă bagă în seamă. Bă, frate, având în vedere că e un copil, da, dispărut, bănesc că își dădea seama lumea, fraților, dacă apărea prin oraș. Dar părinții lui Marcus ăsta, cine sunt, fraților? Ok, bănesc că urmează să aflăm. Dar, ok, s-ar putea ca doamna Floricica să fie puțin sărită de pe fix. Dragă doamnă, știți și dumneavoastră că în urma unui test psihologic ați primit ca rezultat că aveți anumite probleme cu halucinațiile. Unii oameni din oraș susțin că v-au văzut noaptea somnambulă și vă îndreptați către pădurea de lângă școală. Ce făceați acolo? Bro, asta mergea noaptea în pădure? Nu v-am spus, mergeam să mă întâlnesc cu Marcus. Bro, what? Haideți, gata, că deja se ajunge la același final. Ați început deja să mă faceți nebună, eu nu accept asta, puteți pleca. Interviu încheiat. Ok, deci, fraților, din câte observ, lui doamna Floricica nu prea îi place să o faci nebună. Deci, Lorena, să reții asta că nu o să o facem nebună.
Mamă, frate, deci asta zice că ea încă vorbește cu Marcos. Ok, nu, băi, e foarte, foarte ciudat. Asta mi-a dat așa un gând să dau înapoi, dar nu, să e gen, vreau neapărat să aflu adevărul. Lorena, hai să mergem la ea acasă, că, nu știu, situația devine din ce în ce mai nașpa. Prea și suror, chiar facem asta. Deci mie nu-mi vine să cred, după cum puteți vedea, sunt în fața casei doamnei Floricica cu Lorena. Am bătut la ușă și uitați-vă cine este la ușă. Este clar, doamna, este chiar doamna Floricica. Haideți să o facem, let's go. Batem încă o dată și deschidem ușa. Bună ziua, stimată doamnă. Numele meu este Marius. Ne-am întâlnit azi dimineață. Știți când plecam pe aici și domnișoara asta drăguță este Lorena. Și a venit la dumneavoastră cu niște întrebări. Astăzi, la ora noastră de istorie, profesorul ne-a povestit despre ceva legendă a unui copil pierdut pe insula asta. Și de câte am înțeles, dumneavoastră sunteți un personaj în această legendă și știți foarte, foarte multe chestii. Este vorba despre Marcus și vreau să vă întreb dacă vreți să discutăm despre chestia asta, pentru că eu cu colega mea suntem foarte pasionați de istorie și vrem să aflăm cât mai multe informații. Copii, nu pot să vorbesc despre asta. Cel puțin nu pe timpul zilei. Dacă vreți, reveniți diseară. What? Cum adică nu poți să vorbești despre asta pe timpul zilei? N-are sens. Dacă vreți, reveniți diseară. Ok, fraților, nu, deci nu știu, chestia asta e super ciudată. Lorena, ce zici? Marius, mi se pare suspect, ce facem? Ce facem, fraților? Băi, deci, băi, și vede, voi ce ziceți, să lăsăm? Deci, băi, deci pare din ce în ce mai ciudată. Deci prima dată a fost asta, că, gen, cum îi zice, interviul, a fost chestia asta, că ea merge noaptea și se vede cu Marcus ăla, și acum am zice că poate să discute despre asta doar noaptea. Ce ziceți, băieți? Să încerc să adun pe toată lumea și să mergem diseară la doamna Floricica să aflăm adevărul sau să lăsăm totul așa și să stăm liniștiți? Eu nu știu care e varianta bună. În episodul de astăzi din Minecraft Viața la Școală, Marius împreună cu prietenii lui află adevărul despre copilul pierdut pe insulă. După ce doamna Floricica le spune toată povestea, aceștia știu că trebuie să intre neapărat pe Deep Web și să comande ceva de acolo. Rămâi până la final ca să afli de ce a trebuit să folosească Deep Web-ul în acest episod. Bine v-am găsit, băieți și fete, la o nouă zi din Viața la Școală. Ei bine, fraților, vreau să vă zic că ziua de astăzi este foarte, foarte importantă pentru noi, deoarece urmează să aflăm adevărul despre copilul pierdut pe această insulă. Știți și voi ce s-a întâmplat data trecută? Am aflat de existența unui copil care cică este pierdut pe insula asta, e pierdut de undeva la 10 ani de zile și că nimeni nu l-a mai văzut de atunci. Nimeni, în afară de o doamnă pe nume Floricica, care a fost fosta lui profesoară și la care eu azi dimineață împreună cu Lorena ne-am dus și am zis să ne povestească mai multe. Și acea babă, fraților, ne-a zis că dacă vrem să aflăm mai multe despre Marcus, trebuie să venim diseară. Eu acum vă dați seama, băieți și fete, că mi se pare foarte, foarte ciudat. Bănuiesc că toată lumea care aude chestia asta îi se pare, băi, de ce naiba trebuie să ne povestească neapărat seara? De ce nu poate să ne povestească pe timpul zilei? Însă noi ne-am conformat, pentru că până la urmă chiar vrem să auzim povestea aici și să aflăm gen câte chestii știa despre lucrul ăsta. Și după cum puteți vedea, fraților, afară se lasă seară și aici, la mine acasă, am adunat echipa de șoc. Chiar dacă la început doar eu cu Lorena voiam să ne băgăm în chestia asta, am reușit să-i convingem, să spunem, deci nu chiar 100%, și pe Alex, Ovidiu, Tănase și pe Alexia să mergem împreună acolo ca să vedem ce are de zis baba aia despre copilul pierdut Marcus. Și pe lângă chestia asta, vă dați seama că dacă n-au venit din curiozitate, au venit din motive de siguranță, ca să fim mai mulți în cazul în care se întâmplă ceva. Lorena, ești pregătită să mergem? Ok, dragilor, vă mulțumesc că ați venit aici și că aveți încredere în noi. Nu știu câtă încredere au în noi, dar să zicem. După cum v-am spus și adineauri, am fost noi și am vorbit cu doamna Floricica și s-a comportat foarte ciudat. Știi și voi, fagine, efectiv, cum adică eu vin la tine, îmi zici, frate, povestește-mi despre ce ai făcut ieri. Și tu zici, nu pot să zic acum, vino diseară. Gen, numai în cazul în care ai ceva treabă atunci, dar se părea că doamna Floricica n-are nicio treabă și că poate să povestească chestia asta doar seara.
vara, ceea ce mie mi se pare ciudat personal. Dar nu vrem să lăsăm totul așa, vrem să mergem până în pânzele albe ca să aflăm adevărul. Băi, Lorena, hai să nu exagerăm, vrem doar să aflăm adevărul, da? A spus că dacă vrem să vorbim despre Marcus, trebuie să mergem noaptea la ea. Nu o să vă mint, suntem destul de îngrijorați, tocmai de-aia v-am chemat cu noi. Are cineva vreo întrebare sau putem să mergem? Ia ziceți, băi, aveți vreo întrebare? Alex, frățior, ai vreo întrebare? Am eu o întrebare. Sunteți siguri că e o idee bună? Nu. Nu suntem siguri că e o idee bună. N-a zis nimeni că e o idee bună, dar băi, până la urmă, fraților, suntem pe o insulă unde cineva a fost dat dispărut, dar de fapt și că nu-i dat dispărut, îl vede cineva, adică trebuie să aflăm misterul ăsta. Nu mă înțelegeți greșit. În continuare, cred că această legendă e cea mai mare prostie, dar mi se pare puțin creepy că baba aia vrea să se întâlnească cu voi noaptea. Fraților, mi se pare mie sau Alex începe să creadă legendă? Așa mi se pare, știi ce zic? Ok. Adică ce logică are? De ce nu putem pe timpul zilei? Am înțeles că e puțin nebună, dar nici chiar așa. Băi, o întrebare, fraților, la care ce să vedeți? Eu n-am niciun răspuns. Nici eu nu știu de ce baba aia vrea să ne vedem pe timpul nopții. Dar da, ne conformăm. Ovidiu, ai vreo întrebare tu? Alex are dreptate. Pe lângă că vrea să vă întâlniți cu ea noaptea, mai vrea să fie și în casa ei. Efectiv, poate să fie o capcană ca să vă ucidă. Tocmai de-aia v-am chemat pe voi, știi? Adică ori murim toți, ori nu moare niciunul. Glumeam, ge, dar nu. Nu, sperăm să nu fie asta. Știu că sunt destul de exagerat, dar nu știi la ce să te aștepți de la insula asta. Noi avem încredere în voi, dar sunteți siguri că vreți să facem asta? Băi, eu sunt 100% sigur, fraților, că vreau să fac chestia asta. Adică, băi, până la urmă, ce se poate întâmpla așa de rău? Adică nu cred că baba e o criminală, cum a zis Tănase, dar na, cum a zis Ovidiu, ia zi Tănase, zici și tu ceva. Dacă tot mergem, haide să încercăm să nu o enervăm pe babă. Cine știe ce e în capul ei? Dar ea cum a reacționat când i-a spus că vreți să auziți povestea de la ea? A fost uimită, supărată, fericită? Băi, fraților, când i-am zis că, gen, a părut așa, gen, s-a speriat puțin, mai știi, gen, că s-a dat așa puțin în spate și a zis să venim diseară. Adică n-a avut vreo reacție anumită, dar totuși a fost destul de ciudat. Alexia, ce zici? Povestea pe care tocmai mi-a spus-o indică foarte multe pericole, dar unde îți mulți puterea crește? Deci haideți să nu mai pierdem vorba și să mergem la ea acasă. Haideți, frate, ne-am adunat toată trupa, mergem în drumeție. Hai să mergem la casa lui baba aia ca să aflăm adevărul. Bun, băie și fete, după cum puteți vedea, am intrat în casa doamnei Floricica. Deci stăm așa, zici că am venit la colindat efectiv. Ea ne-a primit cu zâmbetul pe buze, nu a spus nimic și ne-a făcut semn să venim aici. După cum puteți vedea, stăm toți la discreția ei. Mama Alex, ți se pare ciudat? Ok, tante asta se comportă foarte ciudat. Pare super emoționată. Crezi că o să ne facă ceva rău? Băi, eu nu cred că o să ne facă ceva rău, dar totuși e ciudat ce se întâmplă. Tu, Ovidiu? Pare destul de agitată, dar probabil e și de la faptul că își aduce aminte de Marcus. Da, bă, frate, până la urmă, gen, urmează să ne zică o poveste destul de tragică pentru ea, Tănase. Chiar dacă ne aflăm într-o casă de lux și nu într-una abandonată sau creepy, tot am un sentiment ciudat și eu la fel. Eu zic să ne cărăm cât mai repede de aici. Hopa, bă, băi, am intrat aici, am urcat și la etaj. Cum să ne cărăm, fraților? Nu, eu nu plec de aici până când nu aflu povestea. Știi ce zic, Alexia? Sunt singura care miroase ceva ciudat aici? Nu, toți. Haide, Lorena, începem? Haide, gata cu vorba, să o lăsăm pe femeia asta să vorbească. Doamna Floricica, știți de ce ne aflăm aici? Astăzi, la școală, profesorul de istorie ne-a povestit despre tragica întâmplare cu Marcus. Știm ce s-a întâmplat, dar ne puteți spune dacă știți ce s-a întâmplat mai exact cu el? A dispărut, așa cum zice toată lumea? Ia ziceți, doamna Floricica, haideți, dați cu adevărul în față. Toți sunt niște mincinoși ignoranți. De ani de zile încerc să le spun că eu vorbesc în fiecare lună cu Marcus. Bro, what? Bă, fraților, poftim? Ținem legătura și ne asigurăm că fiecare dintre noi e bine. El e bine, s-a stabilit în pădure din ce am vorbit cu el. Nu înțeleg de ce poartă aceleași haine de atunci și nu înțeleg de ce nu am bătrânit. Mamă, fraților, băi, despre ce... Băi, fraților, deci tare am impresia, nu vreau să trag concluzii pripite. Eu cred că doamna Floricica, fraților, are halucinații. Nu știu de ce poartă aceleași haine de atunci. Cred că e nebună. Cred că ăștia au avut dreptate, fraților, și că asta pe bună e nebună. În fine, probabil acum o să mă face și voi nebună și o să ziceți ca toți ceilalți. E nebună, de când a dispărut Marcus și a pierdut mințile și nu poate să treacă peste.
Băi, frate, dar până la urmă, gen, înțelege, gen, să mă înțelege și pe mine. Ce n-ai pas, s-a stabilit în pădure, n-are niciun sens ce zice aici. Cu adică vorbește de luni de zile cu Marcus și s-a stabilit în pădure. N-are niciun sens ce zice, frate, gen, efectiv, n-are niciun sens, nici cel mai mic sens. Dar dacă toți sunteți aici, haideți să vă spun ce am și eu pe suflet. Îmi e dor de Marcus, pentru că n-am mai vorbit cu el de aproape 3 luni de zile. Până ai zis că ai vorbit în fiecare lună. Eu știu că el vrea să vorbească cu mine și că are nevoie de mine, dar eu nu-l pot contacta. Cum adică, gen, există o modalitate prin care îl poți contacta pe Marcus? Am nevoie de un obiect ca să iau legătura cu el. Nu știu de ce, dar altfel nu vrea să vorbească cu mine. Despre ce obiect vorbește, fraților? Doamna Floricica, ne puteți da mai multe detalii? Despre ce obiect vorbiți? Cum adică aveți nevoie de un obiect ca să luați contactul cu el? Nu știu cum să vă explic mai exact, e vorba despre o tablă. Vedeți voi, eu cu Marcus aveam o legătură foarte strânsă și câteodată după ore mai venea la mine acasă ca să se joace cu nepoții mei. Aici avea o cutie cu lucrurile lui, iar după ce a fost dat dispărut, nu am avut tupeul să mă apropii de cutia aia. Dar după câțiva ani mi-a făcut curat și acolo am găsit un fel de jucărie de-a lui împreună cu o poezie. Ok, deci avea o, o cutie cu lucrurile lui și la asta i-a fost frică, gen, vă dați seama, gen, și târșe până la urmă că a murit copilul, se presupune că a murit, că a fost dat dispărut. Și după a găsit o jucărie și o poezie. Jucăria era o tablă care avea pe ea tot alfabetul. Cuvintele da, nu și la revedere. Oh my god, fraților! Oh my god! Oh my god! V-ați prins, nu? Care era jucăria cu care contacta pe Marcus? Era o tablă Ouija. Oh my god! M-am și înecat, fraților. Bro, poftim! Mamă, și asta nu și-a dat seama. Vă dați seama, băi, e bătrână. Nu știu dacă știa ce e tablă Ouija. Cuvintele da, nu și la revedere. Am luat tabla și am mers cu ea în locul lui preferat de joacă, mai exact în pădurea de lângă școală. Acolo stăteam, plângeam și mi-aduceam aminte de el. Și m-am gândit să citesc poezia de pe foaie și ce să vedeți, de după copac a apărut Marcus. Băi, fraților, i-a luat o tablă Ouija împreună cu o poezie și l-a invocat pe Marcus. Bro, poftim, dar gen, nu a invocat cum se invocă cu tabla Ouija să vorbești cu ea. Efectiv, a luat tabla, a zis poezia și Marcus a apărut în fața ei. El e acolo tot timpul, în pădure, se ascunde după copaci și vrea să-i cântăm poezia ca să iasă afară. Bă, asta e nebună, fraților. Deci, nu știu, gen, îmi dau seama despre ce vorbește, a folosit o tablă Ouija și de-aia a reușit să vorbească cu Marcus. Dar întrebarea mea e dacă ea are halucinații sau chiar putem să-l vedem pe Marcus, fraților, gen, dacă am putea să-l vedem, dacă facem chestia asta. Dar de 3 luni nu mai găsesc placa aia și nu știu cum să fac rost de alta. Mă puteți ajuta voi cumva? Bro, nu mai are o tablă Ouija. Băi, puteți face nu știu tablă Ouija, Alex? Oh my god, Marius, ai dat seama despre ce e vorba, nu? Da, e vorba despre o tablă Ouija. Ovidiu? Ok, băieți, am trecut de la persoane dispărute la demoni. Trebuie să plecăm, pe bure. Tănase, cumva baba asta se referă la o tablă Ouija? Nu-mi place cum sună, iar ne băgăm în rahat, pe bune. Hai să plecăm. Hai să plecăm cât mai repede, Lorena? Mulțumim foarte mult, doamna Floricica, că ne-ați spus cu atâtea amănunte povestea dumneavoastră. Nu știm momentan dacă vă putem ajuta sau nu, dar o să încercăm. Văd că deja vă țineți lacrimile în dumneavoastră, așa că noi o să plecăm. Dacă putem să vă ajutăm, o să revenim la dumneavoastră, o seară frumoasă vă doresc. Hai să plecăm din locul ăsta, că nu mă simt deloc confortabil. Fraților, am plecat din casa doamnei Floricica și vreau să vă zic că efectiv sunt înspăimântat. Deci, doamna Floricica vorbește cu Marcus prin tabla Ouija și ea nu știa chestia asta și ne-a întrebat dacă noi putem să facem rost de vreo tabla Ouija. Noi acum am plecat de la ea, după cum puteți vedea, ne-am oprit în mijlocul drumului ca să discutăm. Băi, ce putem să facem? Gen, putem să facem rost de o tabla Ouija să vorbim cu el? Adică, na, știu că sună cam extrem, dar mie, efectiv, sunt destul de curios și chiar vreau să aflu.
Bun, cred că toți ne-am dat seama că femeia e nebună. Efectiv, ea tot timpul ăsta a folosit o tablă Ouija ca să vorbească cu Marcus și crede că el e în pădure și se ascunde. Băi, gen, probabil are halucinații, fraților, și îl vede acolo, gen, și de-aia are impresia asta. Deci dacă vrem să vorbim cu Marcus și să aflăm ce s-a întâmplat cu el, trebuie să facem rost de o tablă Ouija și să facem acel ritual de care a spus ea, în care rostim o poezie în pădurea de lângă școală. Bun, mie îmi sună un film horror de 5 stele, cine se bagă? Băi, mă bag eu, deci chiar, dar gen, cum facem rost de o tablă Ouija? Asta este întrebarea, fraților, că nu prea avem una, gen, cum facem rost? Tănase, știi tu? Stai. Stai așa. Ce te arunci așa direct? Eu nu vreau să fac parte din chestia asta. Ce naiba, am ajuns să invocăm fantome? Tănase, frățior, îmi pare rău să zic, dar ești cam... ești fetiță micuță. E clar că baba e nebună. Poate Marcus ăsta nici nu există și ea are halucinații. Bă, probabil are halucinații, fraților. Gen, probabil are halucinații, dar na. Nu mă bag, nu mersi. Bine, mă, Tănase. Alexia, tu te bagi? Dacă Lorena spune că se bagă, m-aș băga și eu ca să nu o las singură. Dar mi se pare foarte creepy ceea ce se întâmplă. Și cum facem noi rost de o tablă Ouija? Are cineva una acasă? Băi, nu cred că are nimeni o tablă Ouija acasă. Dar chiar, gen, cum facem rost, fraților, de una? Gen, cum putem? Că bănesc că nu e niciun magazin pe aici care să... Na, să vândă table Ouija. Ovidiu? Tănase are dreptate, ne băgăm unde nu ne fierbe oala. Și până la urmă, dacă chiar am vrea să-l invocăm pe Marcus, nu am avea cum. Nimeni de aici nu are o tablă Ouija și mă îndoiesc că putem găsi un magazin de unde putem cumpăra. Așa că hai să mergem acasă și să uităm de prostiile astea. Băi, din păcate, frate, ok, COVID are dreptate. N-avem de unde să luăm o tablă Ouija, așa că na, abandonăm planul Marcus, că na. N-avem ce să facem până la urmă, știi ce zic? Sau, hai, Alex, hai să plecăm acasă. De fapt, Ovidiu, putem face rost de o tablă Ouija. Și cum plănuiești să faci asta? Nu există niciun magazin aici în zona care vinde așa ceva, dar toți avem acces la cel mai mare magazin din lume, la un click distanță. Putem comanda una de pe internet. Bă, corect, frate, putem comanda o tablă și de pe internet. Dar știm toți că 99,9% din table Ouija de pe net nu funcționează, corect. Dar știu eu cum să fac rost de una care funcționează. O putem comanda de pe Deep Web, bro. No, asta nu e idee bună. Eu mă pricep la asta, pot da chiar acum să comand una. No, Alex, nu fac chestia asta. Fraților, Alex, acum câțiva ani, a avut mai multe antecedente cu Deep Web. A intrat acolo pe niște site-uri dubioase și că tot avea impresia că îi bate cineva la geam noaptea și a chemat poliție și... Nu, e prost rău de tot. No. No, deci, pe bune, no. Hai să mergem toți acasă, nu. Alex, frățiorul, nu, lasă așa. Tănase are dreptate, Ovidiu are dreptate, Alex are dreptate, toată lumea are dreptate, tu n-ai. No, hai că eu să mă duc acasă, nu, hai. Ne vedem mâine la școală, lasă Deep Web-ul deoparte, frățiorul, bă, băi și fete. Nu e bine, bă, nu e bine să folosim Deep Web-ul, mai ales în situații de genul. Gen, băi, acolo sunt oameni super, super periculoși. Tănase, nu știu ce în capul lui, v-am zis că el a mai folosit Deep Web-ul, știe cum să comande chestii de acolo, însă nu. Mai bine stăm așa, îl lăsăm pe Marcus deoparte, aia e să-i fie țărâna ușoară dacă doamne ferește a murit și dacă nu, să, na, vorbească doamna Floricica cu el că eu n-am nicio treabă, ia uite și pe mama. Ce faci, mama? Marius, maică, unde ai fost până la ora asta mai îngrijorat? Am fost afară cu copiii. Hai că o să mă duc sus să mă culc pentru că mâine am școală de dimineață. Haideți, stați, o să ne băgăm rapid la culcare pentru că nu-mi place ce se întâmplă. Gen, lasă așa, da, hai, s-a terminat și povestea cu Marcus, nu mai facem nimica, eu nu intru pe Deep Web. Bună dimineața, frați și surori. Tocmai ce m-am trezit și am ieșit din cameră pentru că sunt în întârziere de câte am văzut și o să mă duc la școală. Băi, băie și fete, aseară am avut un coșmar foarte, foarte ciudat în care eram eu împreună cu toți prietenii mei și ghiciți ce făceam. Am folosit o tablă Ouija în ceva casă abandonată și na. Știți cum s-a terminat? Efectiv, a început tot o să ia razna pe acolo, să se pleznească mobila între aia. A fost nebunie maximă, dar e bine că m-am trezit. Stai că sunt derutat. Uite, hai să merg la mama, să zic că o să merg la școală. Băi, mama, ce faci afară? Eu o să plec acum la școală.
Succes la școală, dragule, eu cred că o să-mi fac un grătar. Poftă bună, Terespace. Haide să mergem, fraților. Băi, deci efectiv, chiar am fost foarte entuziasmat pentru chestia asta cu, na, cu Marcus, cu copilul pierdut. Dar, fraților, la Deep Web se închide absolut orice ambiție de-a mea. Deci mai bine să stăm noi liniștiți, să n-avem treabă cu ceva oameni dubioși de acolo, că acolo sunt cei mai dubioși oameni de pe tot pământul. Și mai bine stăm noi așa, gen, stăm chill și nu se întâmplă nimica. Știți ce zic? Hai să mergem la școală să vedem. Sper că ceilalți sunt de aceeași părere cu mine și că nu au alte planuri în afară de Alex, că Alex e disperat de chestia asta. Dar hai să vedem, gen, mamă, sper că n-am întârziat și că n-a intrat profesorul în clasă. Let's go, fraților. M-am mai suiau pe aici. Bă, deci e prea tare școala asta. Mi se pare cea mai tare școală din lume. Am văzut că și voi aveți aceeași părere despre ea. Gen, bă, e chiar foarte, foarte interesantă. Hai să-mi las asta aici și să mă duc în... Să mă duc aici. Să mă duc în clasă, boi, să vedem. Este cineva? Clasa mea e fix acolo, dacă vă aduceți aminte. Let's go. Mamă, dar ce coșmar am avut. Holy shit. Deci chiar am avut un coșmar și se simțea totul atât de real, dar din fericire nu a fost și nici nu o să fie, în cazul în care vă întrebați, pentru că eu nu fac chestia asta, nu folosesc o tablă Ouija sau gen o tablă Ouija așa, dar nu comand așa ceva de pe internetul ascuns. Ia uite, fraților, ia uite acolo că a venit lumea la școală. Let's go, man, hai să vedem. O nouă zi, o nouă peripeție, pentru că aia cu Marcus v-am zis că na, s-a anulat. Ești și profesorul în clasă? Nu! Let's go! Bun! Hai să vedem, fraților! Let's go! Mamă, ia uite! Bună dimineața, băi! Bale, ce faci, bro? Ai venit cu laptopul la școală? Ce ai făcut? Oho, Marius, din păcate ai întârziat. Da, știu, ce te-ai făcut, profesor? Am niște vești foarte bune pentru tine. Am vorbit cu băieții și vor și ei să se bage în chestia asta. Așa că m-am dus laptopul la școală și am intrat pe Deep Web și am comandat o tablă Ouija. Am făcut asta pentru protecție. Prima regulă de pe WeBem, nu intra acolo dacă ești la tine acasă. V-am zis, Alex știe de chestia asta. Băi... Băi, voi ați intrat pe Deep și ați comandat o tablă Ouija? Mi-a zis că o să primesc un mesaj astăzi, abia aștept, sunt super entuziasmat. Băi, nu e ok, bro, acolo sunt cei mai ciudați oameni din lumea asta. Băi, cum v-a trecut asta prin cameră, băi? Nu e ok, nu e bine ce ați făcut, Tănase? Inițial nu voiam să mă bag, dar când am auzit de treaba asta cu Deep Web-ul, mi s-a părut super interesant și am zis de ce nu, pentru că ești prost. Abia așteptam să primească Alex mesajul, să vedem cum facem rost de tabla aia. Stai, ce a zis? Mi s-a zis că o să primesc un mesaj astăzi. Mamă, mamă, face, nu-i bine, nu-i bine ce se întâmplă. Nu, 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 Ovidiu. Nici eu nu cred că e o idee prea bună, dar avem altă variantă. Da, să lăsăm aia acolo. Marius, parcă voiai să afli ce s-a întâmplat cu Marcus ăla. Acum, de ce dai înapoi? Pentru că nu mi se pare ok să intrăm pe internetul ascuns, bro. Lol, Alexia? Nici eu nu cred că e o idee bună. Și dacă vine cineva, Doamne ferește, de pe Deep Web și ne omoară, corect? Lorena, tu ai fost de acord cu asta? Marius, am încercat să-i opresc, dar a fost în zadar. Acum putem doar să ne rugăm că o să primim tabla Ouija și că nu o să se întâmple nimic suspect. Fraților, cei drept și Lorena are dreptate. Nu mai putem să dăm înapoi acum. Hai să ne băgăm în bancă. Doamne ajută să primim tabla Ouija și nimic mai mult. Știi ce zic? Hai să ne băgăm în bancă și să așteptăm să vină profesorul. Băieți și fete, s-a terminat prima oră și după cum puteți vedea, sunt doar eu cu Alex în clasă. Și Alex s-a uitat pe telefon și a început să se comporte foarte ciudat și parcă să fie panicat. Deci cred că știți ce s-a întâmplat. Bănuiesc că a primit mesajul la de pe Deep Web. Alex, ce se întâmplă, frățiorul? De ce ești așa panicat? Ce-i cu tine? Marius, am primit mesajul de pe Deep Web. Nu e o amenințare sau ceva de genul, dar e un mesaj ciudat. Ce zici, să o fac? Ce să faci, mă, nebunule? Mamă, cine ba? Mesaj de la necunoscut. Ia să vedem. Comandă primită. Tablă Ouija X1. Ați fost localizat. Livrarea se va face în această seară la ora 11.40. Mamă, așa de rapid? 11.40 PM în orașul de pe insula dumneavoastră la vechea benzinărie. Bro, oamenii ăștia știu totul. Ne auzim acolo, să veniți singuri, nu riscăm nimic. Bro, deci asta de pe DPP ți-a zis să mergi diseară la vechea benzinărie la ora 11.40 să iei tabla Ouija și să mergi singur, gen să nu vin eu cu tine sau ceva. Mi se pare cea mai proastă chestie. Fraților,
Ce ziceți? Să meargă, gen? Adică să încerc și eu să merg cu el? Dar dacă o să încerc să merg cu el, s-ar putea să ne omoare. Mamă, ce să facem? Fraților, e un moment foarte, foarte tensionat. Ajutați-mă, scrieți la comentarii ce ar trebui să facem. Bine ați venit la Minecraft, viața la școală! Bine v-am găsit, băieți și fete, la o nouă zi din viața la școală. Ei bine, fraților, astăzi este o zi ceva mai specială, pentru că oficial este cea mai enervantă zi din toată istoria viața la școală. Dacă vă întrebați de ce, ei bine, eu tocmai ce am terminat orele și mă aflu aici de dragul, alături de dragul meu coleg și totodată cel mai bun prieten al meu, Alex. Ei bine, fraților, știți și voi ce a făcut Alex data trecută? A intrat pe Deep Web și a comandat o tablă Ouija de acolo. Și ce să vezi? Mari surprize, în momentul în care comanzi ceva de pe net, trebuie să te duci să-l și ridici, gen, să ridici comanda. Și Alex se ține efectiv de 4 ore de când a început, de când a început școala până acum când s-a terminat. Se ține după mine să vin eu din seară cu el să ridice coletul. Dar ce frate, l-am luat o razna, m-am lovit la cap, nu m-am lovit, sunt bine. Deci din seară la ora 11:40, Alex trebuie să meargă, știți de data trecută, trebuie să meargă în oraș la benzineria abandonată să ridice coletul de pe Deep Web. Și îmi zice că el n-are cum să meargă, sigur că trebuie să vină cineva cu el. Băi, am luat ora asta. Dar ce mă, frate, m-am lovit la cap să mă duc să iau ceva de pe Deep Web, să mă văd cu un livrator de pe Deep Web. Am luat ora asta? În niciun caz, Alex, frățiorul, te rog eu, lasă-mă pace. Deci te ții după mine de 4 ore. Deja mi s-a luat. Deci mai repet încă o dată, deci acum o să mă auziți pentru prima dată, dar de fapt asta e a 512 oare când îi zic: nu vin cu tine, bro. Am luat ora asta, nu vin, știi ce zic? Lasă așa, până la urmă. Hai, bă, Marius, te rog eu, nu pot să mă duc singur acolo. Și Alex și Ovidiu sunt prea fricoși ca să meargă noaptea să se vadă cu un văzător de pe Deep Web. Nu. Alex și Ovidiu sunt prea inteligenți, că nu știu ce i-a avut, i-a lovit la cap. Băi, frate, cum să merg? Băi, frate, voi realiza și eu cere băiatul ăsta să mă duc noaptea cu el. Și fiți atenți, că ați văzut că mesajul ăla zicea să vină și singur. Adică dacă ne prinde cineva, Doamne ferește, știți ce se întâmplă. Alex, frățioară, nu vii niciunde, pe bune. Te rog. Doar mergem, luăm tabla Ouija și plecăm. Am făcut plata când am comandat, doar trebuie să ridicăm comanda. Băi, frate. Băi, nu vin, am luat o rază, ce naiba. Te rog, uite, dacă accepti, vin cu oră înainte la tine acasă și îți prezint și un plan de siguranță, te rog. Îmi e frică să mă duc singur, nu știu ce se poate întâmpla, așa că trebuie să vină cineva cu mine, te rog. Fraților, eu tare am impresia că dacă nu o să mă duc cu Alex, prostul ăsta o să se ducă singur. Și dacă se duce singur, o să fie într-un pericol foarte... Nu vreau asta, bro! Bine, mă, hai, frate, deci pe bune, chiar s-a... Dar nu știu ce să zic, bă, tot nu știu ce să zic. S-a rugat toată ziua de mine, bine, mă, Alex, bine, hai. Deci cu oră înainte, deci la ora 11, hai, nu chiar cu oră înainte, că la 11:40 parcă trebuia să fie acolo. La ora 11 vii la mine acasă, că nu te lasă să te duci singur acolo, că până la urmă ești cel mai bun prieten al meu, știi ce zic? Adică, na, dacă nu te mai duce, era altă chestie, dar știu că o să te duci singur. Deci la 11 ești la mine să vedem ce face. Mamă, fraților! M-a convins, bro, băi, ăla, bă, m-a convins, oh my god. Bun, deci hai că astăzi chiar este o zi specială. Eu credeam că astăzi va fi cea mai enervantă zi, dar na, se pare că a fost. Deci voi nu realizați, băieți și fete, pe timpul lor, cred că mi-a zis de 500 de ori să vin cu el, pentru că el azi nu vor. Deci, și mai știți, fraților, mai știți când am intrat în clasă și era și Alexia, parcă, nu? Era Tănase, Ovidiu, Alexia, erau toți acolo. Iuhu, bravo, Alex, cumpără de pe Deep Web. Și acum când trebuie să te duci să ridici coletul, gen să iei tabla Ouija de pe Deep Web, gata, noi nu mai avem nicio treabă, noi nu ne mai ducem. Deci, băi, deci m-am enervat maxim, dar, fraților, până la urmă, Alex este prietenul meu și eu l-am tras în asta și în toată chestia asta cu aia, cu doamna Floricica, cu Marcus, cu nu știu ce, băi, dar unde mi-e trotineta să mergem acasă? Cred că, băi, oricum sunt acolo trotinete destule, nu mă mai duc până acolo, iau direct pe asta și mergem acasă, fraților. Băi, deci cred că o să mă pun în pat, o să mă pun să dorm puțin, pentru că, da, ok, bun, deci ce ar trebui să facem diseară, fraților? Voiam să zic că mă cul ca să mă odihnesc, dar gen diseară, efectiv, nu mă merge și luăm, adică ar trebui să dureze un minut. Bănuiesc că oamenii care lucrează pe internetul ascuns nu vor să stea la vorbă cu tine, nu?
Adică nu ideea că sunt infractori și ar trebui să intre în văzul public? Na, în fine, bun, hai să luăm pe aici și să vedem care-i treaba, să vedem dacă e mama acasă. Sper că e, boys, ok. Ia uite pe mama acolo, să las asta aici. Și după să mergem așa ușurel la mine în cameră. Let's go. Ce faci, mama? Tocmai ce am venit de la școală. Marius, auzi, tu ai mai vorbit cu polițistul Mike? Nu, de ce? Știu că trebuia să ajungă și el zilele astea aici, dar nu am mai auzit nimic de el. Bă, da, chiar, fraților. Deci polițistul Mike chiar trebuia să ajungă zilele astea. Da, poate vine mâine, poi mâine. Am încercat azi dimineața să-l sun și nu răspunde nimeni. Poate dormea, boys, a fost pe tura de noapte la poliție. Nu știu, mamă, păi mamă, eu zic să mai așteptăm o zi, două. Și dacă nu vine, atunci o să intrăm în panică. Dar chiar, frate, abia ne-am mutat aici, trebuie să vină și polițistul Mike. Dar, na, nu știu ce să zic, nu. Eu cred că nu i s-a întâmplat nimic, și doar n-a auzit telefonul. Bun, fraților, păi eu mă pun aici să stau în pat și vedem, poate mai facem ceva interesant pe timpul zilei. Dacă nu, ne vedem de seara la 11, când merge să ne vedem cu psihopatul ăla de pe internetul ascuns. Băi și fete, e ora 11 noaptea și cred că am dormit mai mult decât îmi plănuiam. Efectiv, am avut și niște teme de făcut, dar... Na, lasă-le că avem treburi mai importante de făcut. Uitați-vă cine a venit la mine acasă, Alex, după cum a promis, că la ora 11 e aici. Deci în 40 de minute trebuie să ne vedem cu psihopații ăia. Ia zi, Alex, care-i treaba? Mariu, îți zic de pe acum că în viața mea nu o să mă mai bazez vreodată pe prietenii noștri. Băi, frate, na, tu abia acum ai realizat. Nu puteai să zici asta și când erai la școală. Bă, frățiorul, normal că nu vor să vină cu tine să ridici coletă. Dar ce, sunt proști? Adică eu sunt puțin prost. De-aia fac asta cu tine, dar nu-i ok. Nu-i ok să te duci să ridici colete de pe internetul ascuns. Mă gândeam că dacă tot mă duc seara asta să iau tabla Ouija, seara asta să și încercăm să-l invocăm pe copil, bro. Eu cred că e prea mult pentru o seară. Prea mult să luăm și tabla, să-l și invocăm. Eu zic că e ceva cam prea mult. Și uite ce răspunsuri mi-au dat oamenii ăștia. A, deci le-ai zis, ia, 4 mesaje, let's go. Ovidiu, ia. Bă, Alex, m-am mai gândit și sincer nu mi se pare deloc ok să invocăm pe cineva, eu mă retrag. Băi, v-am zis, băi, față, băi, eu cunosc pe ăștia mea, mie de-aia mi s-a părut, să vă zic sincer, și puțin ciudat când am văzut că ăștia sunt, că ha, mă, Alex, comandă tabla de pe dipă, băi, sunt niște fricoși toți, dacă îi cunoaștem. Eu cu Alex suntem cei mai, așa, mai, cu curaj, ok, scuzați-mi cacofonia, dar totuși, știi ce zic? Tănase, nu pot să vin seara asta, bă, vin niște rude pe la mine. A, da, Tănase, clasica scuză. Băieți, nu pot să vin seara asta să invocăm demoni, că am niște rude pe la mine. Adică, na, dacă n-aș avea rude pe la mine, păi, o invocam pe Bloody Mary. Lorena, Alex, îmi pare rău să te anunț, dar nu sunt de acord deloc cu treaba asta în care invocăm suflete. La început mi s-a părut interesant, dar am intrat și eu pe net și am căutat mai multe informații despre Ouija și am rămas șocată. Băi, de Lorena, fraților, n-am ce să zic, ați văzut că Lorena a fost super, super de treabă și ați văzut că, na, și ea era super sceptică când a comandat prostul ăsta de pe internetul ascuns tabla Ouija. Deci, Lorena... W, Lorena, hai să vedem. Și Alexia, sunteți nebun, nu vin niciunde, da. Ok, bale, deci chiar nu mă miră. Deci răspunsurile astea chiar nu m-au șocat. Nu înțeleg de ce te-au șocat pe tine. Sunt răspunsuri normale. În fine, deci e ora 11 și în 40 de minute trebuie să mă văd cu vânzătorul de pe Deep Web ca să iau tabla Ouija. Planul e foarte simplu. Tu o să stai în spatele meu undeva ascuns după niște copaci sau niște tufișuri. Eu o să-l aștept acolo ca să vadă că sunt singur. Da, deci știți că genul practic trebuie să vină singur, dar eu sunt acolo în caz de orice. Să fii pregătit în orice moment să sun la poliție. Nu știi ce are omul ăla în cap. Jesus, ok. Hai, mergem acum la benzinărie ca să ne poziționăm. Hai să mergem acolo, fraților, să așteptăm să fim pregătiți de atac. Bun, fraților, tocmai ce am ajuns la benzinăria abandonată, mai exact locul unde o să se facă tranzacție, ok, nicio tranzacție, unde o să se predea coletul. Uitați-vă, fraților, cum arată benzinăria asta, băi, deci nu știu, îmi dă un vibe super, super ciudat, e numai becul ăla aprins, restul sunt așa, după cum puteți vedea. Aprindem noi astea, dar gen nu mai există dalea de, cum îi zice, de benzină. Mamă, bro, cine ai pe aici? Bă, ia să intrăm și înăuntru puțin. Ok, bă, arată super ciudat, am să vă mint. Uite și un anvil aici, toate nebunelile. Arată super, super ciudat. Bun, Alex, păi ia stai. Bun, Alex, păi zic care-i planul, frățiorul.
Mamă, Marius, locul ăsta îmi dă un sentiment foarte ciudat și creepy. Și mie la fel, și mie la fel. Deci trebuie să stăm aici să așteptăm. Eu o să stau doar afară. Dacă cumva o să-mi zică să intru înăuntru cu el, nu o să fac asta, da? Deci, a, da, pe bune faci, ok, gen, trebuie să-l văd pe Alex, nu? Alex, este un loc din care să mă vezi. Ok, bun, deci fețiorul, orice ar zice ăla, faci tranzacția aici, nu te duc înăuntru. Bun, hai să vedem, fraților, de unde, gen, unde să stau. Let's go. Uite, acolo se termină drumul. Stau undeva aici, gen? Credeți că este ok să stau aici? Oh, ba nu, bă, nu, stați, ok, gen, dacă acolo se termină drumul, dacă ăștia o să vină cu mașina, probabil, o să vină pe aici și o să mă vadă. Nu, deci nu, trebuie să stau acolo. Trebuie să stau undeva în partea asta, fraților, ca să nu mă vadă nimeni, gen. Sper să nu vină nebunii aia din pădure. Dar totuși, ia să vedem unde să stau. Aici ar fi ok? Cred că fiți după copacul ăsta. Da. Pare ok, fraților, pare ok, fiți după copacul ăsta. Bun, păi, da, eu o să stau aici, așteptăm să se facă 11:40 și vedem cine vine să se întâlnească cu Alex. Fraților, este ora 11:40 și uitați-vă cine tocmai a venit să se întâlnească cu Alex. Deci nu văd mai exact ce scrie acolo și nu văd care-i treaba, însă nu a venit nimeni cu o mașină. Băi, băieți, ar trebui să, cum îi zice, să mă fac mai, să mă duc mai aproape, bro, dar cum pot să fac chestia asta? Nu, fiți atenți, știți cum fac, deci uite, mă dau așa în spate să nu mă vadă și ocolesc. Uite, mă duc așa, mă duc pe aici și ocolesc pe aici. Pe aici ar trebui să nu mă vadă, uite-vă că nici eu nu-i văd. Bro, cu cine neva s-a întâlnit omul ăsta, man? Ia să mă duc mai aproape, să vedem dacă vedem ceva. Let's go, ia. Ce-i acolo, fraților? Zdoi. Homa, așa. Bro! Oh my... Fraților, văd eu bine sau cumva unul dintre ei are o mască de vulpe pe cap? Mamă, deci băi, mă simt ca în alea, cum zice, ca în jafurile de pe GTA 5 în care aveai măști de alea de dog, de pug, de nu știu ce, de pug. Oh my god, băi, oamenii sunt zdăia de au, mamă, scheie infractoră. Ok, fraților, nu vreau să mă mai apropii, bă, și parcă ăla are ceva, care fața galbenă. Deci, băi, au măști de alea, what? Oh my god! Ca în GTA, ca în piesa aia de la Five Gang, scuze, știți, fraților, piesa aia de aia măști când dau un jaf, mamă, ce nașpa. Ok, fraților, o să mă duc înapoi la locul meu, sper că nu m-a văzut nimeni. Și o să aștept ca Alex, să primească comanda de la băieții ăștia. Bun, băieți și fete, au plecat ciudații ăia. Băi, Alex, a reușit să-i tablou Ouija, a mers totul bine? Gata, Marius, am luat-o! Let's go, fraților, am luat tablou Ouija! Mamă, Doamne, ajută că nu s-a întâmplat nimic, let's go! Băiatul ăla mi s-a părut destul de ok. Care dintre ei? Că erau doi, sau au, fiindcă unul era bossul și altul era asistentul. Adică nu le dea impresia că e un criminal căutat în toată lumea. Nu! Mai ales că avea o mască de vulpe pe față. Că așa, dar m-a întrebat de vreo 10 ori dacă am venit singur și până că i-a zis că da. Hai să mergem acasă la doamna Floricica, sper să ne primească să o facem în seara asta. Let's go, fraților, haide, deci acum este momentul, am luat tablou Ouija, haide să și o folosim. Ok, băieți și fete, uitați-vă unde am ajuns, suntem acasă la doamna Floricica. Haide, Alex, zi care-i treaba, zi la doamnă. Bună seara, doamna Floricica, ne cerem scuze că vă deranjăm atât de târziu, dar este foarte important. Foarte important e puțin spus. Am reușit să facem rost de obiectul acela care v-a ajutat să luați legătura cu Marcus, mai exact, o tablă Ouija. Dumneavoastră a spus că trebuie să mergem în pădure cu tablă Ouija și cu ceva poezie și Marcus o să apară, nu? Da, frate, gen, așa mi-am adus aminte, gen, că pe lângă faptul că mergea cu tabla Ouija, mergea și cu poezia aia, gen, adică nu folosea tabla Ouija cum se folosește normal o tabla Ouija. Nu-mi vine să cred, îmi vine să plâng. Mulțumesc de enorm de mult, copii. Vă mulțumesc că v-ați gândit și la mine și la suferința pe care o am de când Marcus nu mai mi-este aproape. Da, știu ce trebuie să facem. Haide să mergem în pădure. Unde sunt ceilalți? Păi, o să fim numai noi, deoarece ceilalți s-au speriat. Mamă, frate, urmează oficial să mergem în pădurea de lângă școală și să folosim tabla Ouija. Mamă, deci deja mi-e frică. Hai să mergem. Bun, băie și fete, oficial suntem în pădure și urmează să o facem. După cum puteți vedea, doamna Floricica, Alex i-a dat tabla Ouija lui doamna Floricica și a făcut ceva aici, a pus tabla acolo, nu știu ce, ceva foarte ciudat, însă am lăsat-o să-și facă treaba. Deci tabla Ouija este pusă aici, doamna Floricica, ce facem acum?
Ok, am poziționat totul, acum va trebui să apară. Spuneți împreună cu mine poezia și după doar așteptați să se întâmple. Alex, ești pregătit? Sunt pregătit, Mario, să vedem de ce se întâmplă. Deci avem aici o poezie, deci trebuie să o zicem, let's go. Hai să vedem, zicem poezia și va trebui să apară. Hai, 3, 2, 1 și... Noapte, 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 fără niciun gând, moarte, 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 acum sau nici când. Vino aproape de mine, nu aproape de crimă, vino aproape de mine, vino la a mea tulpină. Nu știu ce poezia asta, ok. Ok, am zis-o. Am zis-o, frate, hai, mai zicem o dată. Noapte, 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 fără niciun gând, moarte, 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 acum sau nici când. Vino aproape de mine, nu aproape de crimă, vino aproape de mine, vino la a mea tulpină. A zis că o să iasă de după copaci de undeva. Hopa! Mama, stai o oaie ce m-am speriat, fraților. Hopa! Mamă! Altă oaie, bro! Fraților, îmi scapă mie, e undeva pe un munte de ăsta și se uită la noi? Băi, frate, cine? Bă, n-a mers, bro! Poate mergea doar cu tabla Ouija a lui, gen pe care a găsit-o doamna Floricica? Bă, cine, bă, men? N-a mers! Doamna Floricica, sunteți sigură că asta trebuia să facem? Nu are cum, m-ați mințit! Noi te-am mințit pe tine, sora mea, cum că te-am mințit? Tu ne-ai mințit pe noi! Ai zis că dacă venim aici și facem asta, o să-l invocăm pe ăla. Tabla aia doar seamănă cu tabla pe care aveam eu. Nu are aceeași putere. Nu vine să cred doar din cauza mea. Marcus e sperat și nu vrea să vină să vorbească cu noi. Trebuie neapărat să găsesc tabla. Da, mă, da, nu merge tabla. Bine, băi, frate, tare. Deci, băi, la început am vrut să cred povestea acestei doamne Floricica. Da, vă zice că nu mai cred nimic. Băi, poate chiar... Poate chiar ce a zis poliția, ce a zis și profesorul meu și ce a zis toată lumea e că e nebună și chiar e nebună, fraților. Alex, tu ce zici? Ok, se pare că ne-a luat seapă cu tabla Ouija. Desigur, asta sau tabla Ouija nu e bună. Doamna Floricica parcă începe să-și piardă răbdarea. Hai să plecăm cât mai rapid de aici. Hai să plecăm, frate, să mergem acasă că nu suntem în siguranță aici. Bun, băieți și fete, am mers până în oraș să las pe Alex acasă și acum am venit și la mine acasă. Deci, băi, să știți, fraților, că gen am stat de vorbă cu Alex și am picat de comun acord că doamna Floricica, cred că, băi, nu neapărat că ne-a mințit, că poate n-a fost în interesul ei să mintă, dar cred că e nebună, pe bune. Hai să fiu așa că poate, cred că mama doarme acolo pe canapea, hai să mă duc așa mai sneaky sus în cameră să mă culc, pentru că mâine este o nouă zi de școală, fraților, dar na, da, din păcate... N-a fost să fie până la urmă, știi ce zic? Na, nu-i vine aici sau poate chiar a vrut să ne fraierească, poate vrea să ne facă ceva rău și n-a reușit, în fine... Fraților, ce se întâmplă? De ce-i sânge peste tot? Ce-i acolo? Frațu, ce-i asta? O pagină! Lăsați-mă să dorm! Băieți, și vede ce se întâmplă? Ok, se pare că tabla Ouija a funcționat, dar cred că n-a funcționat bine! Bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Viața la Școală! Bine v-am găsit, băieți și fete, la o nouă zi din Viața la Școală! Cred că se observă pe fața mea, fraților, că sunt destul de speriat, deoarece știți și voi că am intrat la mine în cameră și uitați-vă ce am găsit aici, fraților! Adică, băi, e un om mor la mine în cameră și abar nu am cine e și ce caut aici, de ce sânge pe jos și de ce nu mai am pat! Și pe lângă chestia asta mai am și această scrisoare sau foaie, nu știu ce, care zice lăsați-mă să dorm. Deci, băieți și fete, eu am o foarte mare impresie că toată chestia asta are legătură cu faptul că am folosit tabla Ouija și practic am încercat să invocăm pe cineva care se pare că e mort, doar că nu înțeleg, fraților, care-i treaba, cine e omul ăsta mort aici, de ce a fost pus aici? Hopa! Ia uite că e și mama aici. Băi, mama, avem o problemă foarte mare, deci cred că trebuie să sunăm la poliție sau ceva. Mama, vino aici că avem o problemă foarte mare.
Marius, băiatule, ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă? Te-am auzit cum ai țipat din camera ta, s-a întâmplat ceva? Da, s-a întâmplat ceva, vino cu mine să-ți arăt. De fapt, să zic că s-a întâmplat ceva e puțin spus. Uite-te și tu cum arată camera. Fraților? Mama, pot să jur că aici era un... Uite, am foaia asta de dovadă, drept dovadă, uite. Lăsați-mă să dorm. Fraților, pot să jur că aici era... E cumva sub pat. Băi! Băi, aici era un om mort, bro! Și era sânge peste tot! Băi, mama, aici era un om și era sânge peste tot adineauri! Nu știu ce s-a întâmplat! Marius, am impresia că încep să halucinez din cauza lipsei de somn. Nu halucinez, bro! Băi, era ceva aici adineauri! Băi! Băi, frățu, ce se întâmplă? Ce ți-am zis eu, bă, băiatule? Băi, dorm noaptea, nu pierde timpul. Hai că m-ai enervat, treci la culcare. Băi, fraților! Băi, n-are cum să... Nu. Băi, n-are cum să fii halucinat, eu doare că tot ți-am văzut. Nu, băi, nu, fiți atenți. Stați că aștept puțin că am o idee destul de bună. Bun, fraților, am așteptat vreo 15 minute și știu ce trebuie să fac. Deci mama s-a dus jos să se culce, iar eu acum voi pleca din casa asta ciudată și mă voi duce până la Alex acasă să văd dacă cumva și el a experimentat aceeași chestie ca și mine. Deci mama e pe canapea, s-a culcat. Hai să mergem, fraților, rapid, lăsăm astea aici. Mamă, deci e noapte afară, mamă, băi, sper să nu dau de ceva super creepy. Mamă, deci mă simt foarte, foarte inconfortabil, bro, pe bune vă zic. Mamă, sper să nu se întâmple ceva. Ok, hai să iau asta și să merg cât de rapid pot la Alex acasă. Gen, cred că trebuie să iau pe aici, pe partea stângă. Hai să mergi și prin pădure, fraților, nici măcar nu mai au pe drum, pentru că, na, e nașpa rău de tot. Băi, băi și fete, ați văzut că era ceva acolo, mele? Adică nu mint, bro, era ăla acolo, s-a văzut clar. Dar ăla nici măcar nu cred că era Marcus, copilul dispărut, că nu părea să arate ca el. Hai să intrăm în oraș, fraților. Sper că mai știu unde stă Alex. Gen, uite, e vila asta și acum ar trebui să intrăm în oraș, să mergem la apartamentele alea. Mamă, băi, cum ar fi ca fix eu dintre toți, adică dintre mine, Alex și doamna Floricica, care, na, am făcut ritualul, fix pe mine să mă fi luat în vizor Marcus, bro, pentru că asta 100% e ceva paranormal. Oh my god, ok. Uite aici în față, okay, uite, da, fix aici, ok. Hai să vedem. Mamă, hai să vedem, fraților. Hopa, uite-l pe Alex jos și măsa lui Alex e sus. Bro, Alex e bucătărie, deci Alex nu doarme, fraților. Oh my god. Alex, frățiorul! Bro! De ce ești tras la ora asta? Nu-mi spune că ți s-a întâmplat și ție ce mi s-a întâmplat și mie. Marius, nu-mi spune că și tu ai pățit aceeași chestie. Ai primit și tu foaia aia. Da, bă, dar dă-o naiba de foaie că aveam un om mort și sânge în toată camera, bro. Și tu ai pățit exact la fel? Oh my god, am supărat pe cine nu trebuia. Am supărat demonul, ce facem acum? Băi, asta e o întrebare chiar foarte bună, fraților. Acum că am supărat demonul ăsta, ce putem să facem? Mama crede că sunt nebun. I-am spus să vină să vadă și când a intrat în camera a dispărut totul. Exact așa mi s-a întâmplat și mie, frățiorul. Oh my god, fraților. Oare doamna Floricica a pățit la fel? Deja sunt prea multe întrebări. Mai bine ne vedem mâine la școală. Bă, să mă duc și la doamna Floricica să văd dacă a pățit ceva. Nu, lasă, băi, nu mă mai prim noaptea afară. Da, Bares, ne vedem mâine la școală. Mamă, man, băi, ce chestii ciudate, holy shit. Nu, deci fiți atent, nu, că și arunc chestia asta, că nu vreau să am nevoie de ea. Păi bun, fraților, eu o să-mi iau trotineta și o să mă duc acasă. Gen, mă gândeam să mă duc și la doamna Floricica, dar mai bine nu. O să mă duc acasă și vedem mâine la școală ce rezolvăm. Poate ne dăm seama ce s-a întâmplat de fapt în seara asta. Bună dimineața, băieți și fete, tocmai ce m-am trezit și trebuie să mă duc la școală. Deci, băi, fraților, din fericire, Doamne ajută, nu mi s-a întâmplat nimic, n-am visat urât aseară sau ceva de genul, dar n-am așteptat încă, băi, dacă chiar a fost o halucinație de-a mea, poate în orice moment poate să apară la loc, dar din fericire nu s-a întâmplat, așa că acum o să mă duc la școală, pentru că vreau să discut cu Alex despre problema asta, fraților, pentru că mi se pare ceva super, super serios. Hai să zic și la mama că o să plec.
Mamă, să știi că o să mă duc la școală, ne vedem pe la ora 12.01, nu știu. Marius, cum te simți? Mai ai alucinații? Vrei să mergi astăzi la școală sau mai bine să stai acasă? Băi, chiar dacă asta, frate, este o întrebare destul de tentantă, gen, și chiar aș vrea să stau acasă. Până la urmă trebuie să aflu ce s-a întâmplat în seara asta, deci trebuie să discut cu Alex. Deci, mamă, sunt ok, o să mă duc la școală. Deci, frate, nu-mi vine să cred că a existat un moment în viața mea în care am răspuns negativ la... Cum îi zice? Am răspuns pozitiv la întrebarea vrei să mergi la școală, deci n-are niciun sens. Bun, haideți să mergem, fraților, la școală, să vedem ce are de spus și Alex sau cum ar fi, fraților, ca toată lumea din oraș să fie experimentat chestia asta. Dar nu, stați, că dacă ar fi experimentat-o toată lumea, înseamnă că și mama ar fi văzut-o. Dar se pare că numai eu cu Alex am văzut-o, bro. Să cunosc care treaba. Și doamna Floricica, men, mamă, deci, mamă, m-am gândit aseară, frate, o să mă duc înainte să plec la școală la doamna Floricica acasă. Dar, na, se pare că nu... N-am mai apucat să mă duc, așa că hai să-mi las asta aici și să mergem în clasă. Let's go, ok? Punem prostia asta aici și mergem la noi în clasă. Sau să mă duc, frate, totuși la doamna Floricica, nu știu. Gen, chiar nu știu, bro, că mi se pare... Să mă duc așa de dimineață, poate și doarme săraca, că e ora 7:30, aproape 8, poate nici nu s-a trezit. Gen, sau poate n-a dormit toată noaptea, nu se știe. Ok, haide să mergem. Deci îmi place așa de mult școala asta, fraților. E de departe cea mai tare școală la care am fost vreodată. Uitați-vă acolo. Ia uite, băi, în clasă-i toată lumea, se face ceva debate intens, observ. Ei, venim așa, vorbesc aici, fraților. Se face ceva intens din câte puteți vedea. Ia să vedem. Bună dimineața, băi! Ce faceți, man? Toată lumea afară de mine. Alex, frățiorul, ce faci? Marius mor de nervi. Păi de ce? Le-am povestit la Freidește ce s-a întâmplat, ce am făcut aseară, ce ni s-a întâmplat când am ajuns acasă și toate alea și ce crezi? Nu mă cred, mamă! Bă, până la urmă, fraților, nici eu n-aș crede pe cineva dacă ar veni și mi-ar zice chestiile astea. Adică, pe bune, dacă n-ar avea vreo dovadă, chestie pe care noi nu o avem, nu prea l-aș crede. Cred că am avut și eu coșmarul aseară și m-am trezit eu să mint. O iau razna. Auzi când se face pauză, mergem rapid la doamna Floricica să vedem dacă e bine. Bă, da, da. Deci mergem amândoi, Alex, când se face pauză am și mers acolo. Bă, tănase, băi, și mie mi s-a întâmplat. Deci vorbesc serios. Cred că este vorba de tabla aia Ouija, gen, ceva la mijloc. De ce nu mă crezi? Da, bă, Alex, 100% ai invocat un demon într-o pădure cu o tablă Ouija și când ai ajuns acasă, ai avut casa plină de sânge și te-a amenințat demonul. 100% asta s-a întâmplat, băi. Băi, chiar sună suspect, fraților, dar știți și voi că fix asta s-a întâmplat, man. Ovidiu? Dar aveți dovezi? Mi-a arătat Alex ceva foaie, dar aia putea să facă și el, nu e mare chestie, corect. Data viitoare când vi se întâmplă chestii paranormale, nu uitați să și filmați dacă vreți să vă creadă cineva. Dar de unde putem noi să știm, mamă, ce prost ești, Ovidiu, să mă arăfați, îmi cer scuze că zic așa. Dar de unde putem să știm noi când ni se întâmplă chestii paranormale? Crezi că știam că o să se întâmple asta ca să filmăm? Alexia, cred că v-ați lovit la cap în drum spre școală, că altfel nu-mi explic de ce vă comportați așa. Mamă, nu față că mai am și pe mine nervii. Lorena, spune că măcar tu mă crezi. Marius, nu știu dacă să vă crezi sau nu până la urmă, cum a zis și Ovidiu, nu aveți dovezi. Îmi pare rău că nu am fost cu voi aseară, mie mi-a fost foarte frică. Bun. Nu faceți-o că mă enervești și mai rău. Alex, frățiorul, hai să mergem în bancă și când se face pauză, tragem o fugă până la doamna Floricica să vedem dacă totul este bine. Frașii și surori, s-a sunat de pauză și după cum puteți vedea, sunt aici cu frățiorul Alex și urmează să mergem acasă la doamna Floricica. Haide, Alex, să vedem care-i treaba. Doamne, ajută să fie ok. Marius, nu știu dacă este ok să mergem chiar acum la doamna Floricica, adică deja au trecut 5 minute din pauză și casa e destul de departe. Nu, bro, nu, eu nu mai stau. Băi, am vrut să mă duc aseară, am vrut să mă duc azi dimineață, vreau să mă duc acum. Nu vrei mai bine să mergem după ore, așa să avem... Nu, nici niciun caz, nu, Ale. Aia e, frățioro, ne vedem, mă duc singur, mamă, că mă și enervez. Băi, fraților, am vrut să mă duc și aseară și azi dimineață și acum nu mă mai duc, nu, fraților, mă duc acum. Let's go, boys, să vedem ce o să-mi zică și doamna Floricica, man. Mamă, cum ar fi să zică că și ea a avut aceeași chestie? Deci dacă și doamna Floricica a experimentat aceeași chestie cu toate nebunelile alea, fraților, cu sânge, cu oameni morți, cu nu știu ce, înseamnă că am supărat pe cine nu trebuie și se pare că tabla Ouija a funcționat, man. Se pare că Alex nu și-a luat țeapă de pe internetul ascuns. Dar hai să vedem prima dată, mamă, sper să nu mă vadă mama. Hai să vedem prima dată ce zice doamna Floricica, mamă. Deci, mamă, bănesc că încă e acasă, sper să nu mă vadă sau ceva. Ok. Ia uite acolo în casă, sper să nu mă vadă.
Hai să mergem, fraților, de la doamna Floricica să vedem ce zice ea, bro. Let's go. Hai că aici e casa ei, că e vecina mea. Let's go. Ia să vedem. Vezi acum, fraților, că ajung și casa plină de sânge, că efectiv o iau razna. Mamă, ce era să pică aici ca prostul. Ok, ia uite, hai să vedem. Casa arată normal, nu arată plină de sânge sau ceva, dar unde-i doamna Floricica, bro? E în casă? Bro? Doamna Floricica nu e în casă. E deschis? Bro? Cumva e ușa deschisă și doamna Floricica nu e în casă? Fraților, ce se întâmplă? Băi, mă sperie. Băi, ce e aici, bro? Aici ce e? Aici e baia, mamă, ce baie mișto. Bro. Fraților, unde-i doamna Floricica, man? Ok, asta e ciudat. Doamna Floricica nu e acasă. Băi, poate, da, de ce sușii e deschise, man? E undeva pe aici? Poate s-a dus în oraș, nu știu. Mamă, frate, zi asta, nu, deci nu. Băi, deci eu trebuie să plec în târzi la ore, acum mi-am adus aminte. Dar, băi, ciudat că doamna Floricica nu e aici. În fine, o să revin eu cu Alex după școală, fraților, să vedem dacă se arată, dar nu, momentan nu e acasă, asta mi se pare destul de ciudat, hai să mă întorc înapoi la școală. Ia uite-i pe golani ăștia, fraților, cum așteaptă, am ajuns și eu la școală. Bă, băieți, bă, am niște vești destul de proaste, ok, voi oricum nu mă credeți, așa că o să vorbesc cu Alex. Alex, frățior, m-am dus acasă la doamna Floricica și ce să vezi, ușa era deschisă, mamă, sper că am închis-o gen fizic, na, cu cheia, ați văzut că era deschisă. Însă doamna Floricica nu era acasă, bro. Băi, deci de când stau eu în orașul ăsta, doamna Floricica, ok, nu stau chiar de mult timp, dar întotdeauna a fost acasă. Acum de ce nu mai e? Nu știu, băi, mi se pare destul de ciudat. Hai, bă, Marius, e sigur? Poate era în curte, în spate și n-ai văzut-o. Bro, m-am uitat peste tot, fraților. Ați văzut și voi, ok? Nu m-am uitat chiar atât de atent. Doar îi vedeam numele până la urmă, nu? Deci, băi, ciudat. E imposibil să nu fie acasă. Unde naiba să fie altundeva? Era ușa deschisă? Da, tocmai ce ți-am zis, bro. Băi, ciudat, man. Gen, eu zic să mergem, amândoi după ore, gen. Să mergem amândoi după ore să vedem care-i treaba. Ovidiu? Dacă doamna Floricica a dispărut, atunci chiar o să vă cred toate aberațiile. Doamne, ferește, bro, nici măcar nu m-am gândit la asta, batem lemn. Dar mai doar o coincidență și nu s-a întâmplat nimica. Băi, nu cred că a dispărut sau... Fraților, credeți că a dispărut doamna Floricica? Eu nu cred, tănase. E ciudat ce se întâmplă. Am putea să mergem după ore să vedem dacă a dispărut sau nu. Până atunci ar fi trebuit să vină acasă dacă era în oraș. Vă băgați și voi, băieți? Ok, mie-mi convine. Păi hai să stăm la școală și când se termină orele, mergem împreună acasă la doamna Floricica și vedem dacă e acolo. Dacă e acolo, e totul bine. Vorbim cu ea să vedem dacă i s-a întâmplat ceva seara. Dar dacă nu e, o să fie ceva foarte, foarte nașpa. Frați și surori, am o veste foarte, foarte nașpa. Tocmai ce am terminat orele și am venit cu băieții acasă la doamna Floricica și uitați-vă ce am găsit aici. Bro, e full de poliție și un vecin aici. Băi, ce s-a întâmplat? A omorât-o vecinul pe doamna Floricica? Băi, ce s-a întâmplat, fraților? Băi, ce s-a întâmplat? Domnul polițist, îmi puteți spune, astăzi trebuia să mă văd cu doamna Floricica, îmi puteți spune ce s-a întâmplat? Doamna Floricica a fost declarată dispărută acum 30 de minute. Bro, what? Am primit un apel la 112 de la vecinul bătrânei care a alarmat autoritățile deoarece a observat niște acțiuni ciudate la casa acesteia. Ma, o fi că ăsta a văzut cum a intrat cineva la ea în casă. Adică eu, sau... A venit și am observat că totul pare normal, mai puțin că la etaj, casa este puțin distrusă. What? E casa distrusă la etaj, fraților? Ia lăsați-mă să văd. E distrus la etaj ceva? Bro! Băi, fraților, am fost adineauri aici, asta nu era aici! Oh my god, băi, ce se întâmplă? Stai să văd ce are de zis domnul polițist până la final. Băi, naiba, fraților, ce se întâmplă?
Am căutat-o și în oraș pe doamna Floricica, dar este de negăsit. Camera de supraveghere arată că a intrat în casă și n-a mai ieșit de acolo. Bro, cum ar fi să fie omorât Marcus? De mă, dar nu că îi găseam corpul. Băi, ce se întâmplă, fraților? Efectiv, e tot un mister. Vecinul, tu ce știi, frățiorul? Eu stăteam liniștit pe balcon când am auzit niște țipete din casa asta. M-am dus rapid să văd și am văzut că nu e nimeni acasă, așa că m-am gândit că doar mi s-a părut mie. Dar în următoarele câteva ore, odată la 30-40 de minute, se auzea cum cineva țipa din casă, chiar dacă nu e nimeni acolo. Bro, ce? Odată la câteva ore, adică ăsta, gen, i s-a părut ceva ciudat doar dimineața. Așa că m-am panicat și am sunat la poliție. Doamne ferește, fraților, doamna Floricica a fost dată dispărută. Oare ce se întâmplă cu ea în momentul de față? Băieți, doamna Floricica a dispărut. Ok, asta e foarte ciudat. Ovidiu, mă crezi acum? Bine, băieți, hai să spunem că acum vă cred. Doamne, iartă-mă, iar ne-am băgat de ne fierbe oala. Poate doar a fugit de frică. Cine știe, orice e posibil. Nu e posibil, frățiorul. Eu o să mă duc acasă, băi. Hai că, nu știu, ține noi legătura, că mi se pare super ciudat ce se întâmplă. Oh my god, fraților. Doamna Floricica a fost dată dispărută. Efectiv, cred că a răpit-o cineva. Dar nu cred, de fapt, fraților, că, gen, dacă a răpit-o cineva, ea nu mai era acasă. Eu m-am dus acum câteva ore la ea. Nu era distrus sus, acum era distrus. Adică, n-are niciun sens, bro, ce se întâmplă. Ia să vedem, uite, frate, o să-mi parchez de acum asta aici. Ia uite-o pe mama cum așteaptă să vin de la școală. Nici măcar nu știi zic la mama de chestia asta, frate, nu vreau să se panicheze. Salut, mama, tocmai ce am venit de la școală. Marius, am vorbit cu polițistul Mike la telefon și diseară o să ajungă în oraș. Credeam că a pătit ceva săracul. Let's go, fraților! Bro, vine polițistul Mike în oraș, mamă, merg. Păi nu, frate, că diseară, fiți atenți. Diseară, deci, ok, mulțumesc, mamă, deci vedeți, frate, mă duc sus aici în cameră, le dau un mesaj la toți băieții și diseară, fraților, mergem să mergem la o cafea sau ceva de genul, să vorbim cu polițistul Mike, să-i povestim și lui toată chestia asta, pentru că trebuie să ne ajute, dar tare am impresia că nu mai e vorba de un caz de infractor și nu știu ce, e vorba de un caz cu adevărat paranormal. Frați și surori, sper că sunteți pregătiți, deoarece în fața voastră, pentru prima dată pe această insulă, se află polițistul Mike! Let's go, fraților! Ei bine, băieți și fete, este undeva la ora 9:30-10 seara, le-am dat mesaj la toți băieții, însă cei că n-au putut să vină, așa că m-am întâlnit doar eu și cu Alex, cu polițistul Mike, și am povestit absolut totul, fraților, efectiv absolut totul, băi, de la cel mai mic detaliu posibil, efectiv, nici măcar eu nu știam atâtea detalii cât, na, am adunat eu și Alex împreună, însă polițistul Mike, fraților, nu prea ne cred de a zis gen. Bă, copii, v-am ascultat cu foarte mare atenție toată povestea, dar nu știu ce să zic. Eu personal nu prea cred în lucrurile astea paranormale, nu zic că e fals ce mi-a zis voi, dar poate există și o explicație logică. Băi, eu înțeleg ce vrea să zică polițistul Mike, fraților, dar o explicație logică la faptul că am avut un om mort la mine în cameră și peste 20 de secunde nu mai era acolo? Gen, cum găsești o explicație logică la asta? Deci doamna Floricica asta acum e dată dispărută. Știu lucrul ăsta când am ajuns aici la secție în oraș și am primit instant foaia cu cazul ei. Orașul și insula asta sunt destul de drăguțe, dar mă pune pe gânduri chestia asta. Cum a putut să dispară cineva aici? Efectiv, în maxim o oră ai traversat toată insula unde putea să se ducă. Mamă, nu m-am gândit la asta, fraților. Da, pe bune. Cum poți să fii dat dispărut pe o insulă de asta, fraților? Cum naiba, băi, cea mai mică insulă din lume, efectiv. E un oraș și o școală pe o insulă. Cum poți să fii dat dispărut aici? Mă, nu m-am gândit la asta. Bă, se vede că domnul polițist mai care creier de polițist, adică e bun rău de tot. O să mă interesez cât mai mult. Voi aveți grijă ce faceți cu demonii ăștia, pentru că dacă e adevărat ce îmi ziceți, aveți o problemă foarte mare. Bun, păi hai să plecăm. Alex, Marius, ce naiba facem? Nu putem să stăm așa. Probabil noi urmăm, poate chiar în noaptea asta. Băi, nu mai vorbi prostii, frățiorul, nu mai vorbi prostii că... Nu e bine să urmăm noi. L-am deranjat pe Marcus și pentru asta o să plătim acum. Dar poate există o cale să evadăm, trebuie să ne gândim. Băi, da chiar, eu o să mă duc acasă. Uitați-vă, fraților, toate nebunile astea pe care le avem aici. Mamă, deci afară plouă. Hai să mă grăbesc să plec de aici cât mai rapid. Deci da, fraților, suntem într-o situație foarte, foarte nașpa în momentul de față. Și chiar nu știu ce am putea să facem. Mamă, pe unde trebuie să o luăm, fraților, pe aici?
Mamă, băi, așa te nervă, deci băi, am un sentiment așa creepy când mă prind prin ploaia asta. Da, uite, aici trebuie să o luăm pe aici. Hai să vedem care-i treaba, let's go, fraților. Mergem acasă, sper că nu s-a supărat mama că am întârziat sau ce. Bro, e cineva acasă la doamna Floricica. Băi. What? Fraților, acasă la doamna Floricica e profesorul de istorie? Profesorul de istorie care ne-a zis de toată legenda asta cu Marcus și ne-a zis într-un fel să venim la doamna Floricica, ce caută el aici? Bună seara, domn profesor! Ce căutați aici? Știți că doamna Floricica a fost dată disperată, adică bănuiesc că ați auzit în tot orașul. A venit aici ca să-i zic să mă lase în pace. Nu e vina mea, vreau să mă lase să dorm noaptea. What? La ce se referă, fraților? Mai exact, Marius, ca să-ți explic aseară, undeva pe la ora 4-5 dimineața, o vedeam pe doamna Floricica la mine în cameră și tot se apropia de patul meu și îmi spunea: de ce l-ai deranjat pe Marcus? Bro, ăsta a avut de la paralizie în somn. Sleep paralysis. Băi, ce naiba, băi, toți am avut aseară coșmaruri. Bro, inițial credeam că am avut un coșmar, așa că am încercat să trec peste. Din nou mi s-a părut ciudat că fix astăzi a fost dată dispărută, dar din nou am încercat să trec peste. Dar acum, când m-am pus să mă culc, iar a apărut. Ce naiba s-a întâmplat? Ce ați făcut? Ați deranjat demonul, o să murim toți. Băi, calmează-te. Mamă, fraților. Băi, fiți atenți. Ok, că știu ce s-a întâmplat. Adică, practic, noi am venit la doamna Floricica, am luat tabloul și am făcut ritualul și l-am deranjat pe demon. Dar profesorul de istorie ne-a zis, adică de la el știm de toată povestea asta, dacă nu era el, noi nu făceam chestiile astea. Și bănuiesc că acum demonul nu lasă să se culce, fraților, nu lasă să se odihnească. Băieți și fete, mie instant mi-a venit un fel de rezolvare, o idee de rezolvare la toată prostia asta. Și cred că știți la ce mă refer. Ce ziceți, fraților? Să mai încercăm încă o dată să vorbim cu Marcus, să mai luăm tabla Ouija, să mai mergem în pădure, de data asta să mergem toți și să încercăm să vorbim cu el? Cred că asta e singura opțiune, fraților. Nu avem ce să facem altceva. Efectiv, asta e singura variantă. Ce ziceți? Să facem chestia asta? Bine ați venit la un nou episod din Minecraft Viața la Școală! Bine v-am găsit, băieți și fete, la o nouă zi din Viața la Școală! Ei bine, fraților, vreau să vă zic că am niște emoții foarte, foarte mari, deoarece, după cum puteți vedea, mă aflu la mine acasă, însă nu sunt singur, sunt aici alături de polițistul Mike, Alex, Ovidiu și Tănase. Și poate vă întrebați: băi, Marius, dar ce fac toți băieții ăștia la tine acasă? Totodată mai vreau să vă zic că este și miezul nou opții afară, adică este foarte, foarte întuneric și noi ne-am adunat aici deoarece urmează să folosim din nou tabla Ouija. Știți și voi de data trecută că doamna Floricica a dispărut și se întâmplă foarte multe chestii ciudate în oraș, așa că am plecat de comun acord să folosim încă o dată tabla Ouija, să mai vorbim încă o dată cu Marcus ăla care, da, data trecută nici măcar nu putem spune că am vorbit, fraților, însă vom încerca să reparăm ceva, să vedem dacă vom afla adevărul. Asta este scopul meu pe episodul de astăzi și hai să vedem. Alex, frățioro, ești pregătit să folosi din nou tabla Ouija? Bă, prima dată chiar n-a fost horror sau ceva de genul, adică nu s-a întâmplat absolut nimica, numai că am ajuns acasă a început eroarea, dar atunci nu prea a fost horror. Ok, băieți, ne-am adunat toți aici în seara asta pentru că urmează să facem ceva foarte periculos. Mai exact, vom invoca demonul cu tabla Ouija din nou, dar acum suntem doar noi, sperăm ca totul să iasă cum trebuie. Doamne ajută! Marius a zis că acum o oră l-a văzut pe profesorul de istorie la casa doamnei Floricica, unde țipa să fie lăsat în pace deoarece îl bântuie demonul. Da, fraților, știți și voi de data trecută, gen că m-am dus la profesorul ăsta de istorie, mergeam acasă și în drum spre casa mea este casa doamnei Floricica, unde era profesorul de istorie, adică băiatul ăsta, nu știu ce încică, este posedat de demonul ăsta, adică vrea să lase în pace, dar nu știu, mi se pare ceva suspect, dar na, totuși poate reușim să-l ajutăm și pe el.
Marius m-a sunat pe mine și pe polițistul Mike și am decis împreună că cea mai bună decizie ca să aflăm tot ce se întâmplă, adică de ce a dispărut doamna Floricica și de ce demonul îl bântuie pe profesorul de istorie, este să refacem din nou ritualul. Dar de data asta, puțin diferit, se va ocupa polițistul Mike. Da, frate, eu nu știu cum o să facă polițistul Mike, care este scopul lui, dar da, doamne ajută să fie bine, Ovidiu, ești pregătit? Ok, nu-mi place cum sună, însă după ce am văzut ce s-a întâmplat cu doamna Floricica, nu pot risca să-mi pierd prietenii așa. Oh, ce drăguț, care e planul? Urmează să aflăm, Tănase, eu sunt pregătit să o dau parte în parte cu demonul ăla. Să vedem cât de șmecher e când dă ochii cu mine. O să-i dau palme de nu mai știe cum îl cheamă. Băi, Tănase, gen, tu pe zi ce trecem demonstrezi, gen, cât de lipsit de inteligență ești, bă, băiete, fii atent, deci o fantomă, deci un demon e o fantomă. Tu nu poți să te bați cu o fantomă, pentru că fantoma e transparentă. Gen, dacă îi dai un pumn, trece pumnul prin ea, cum trece prin creierul tău, că și ăla e la fel de transparent. Ok, domnule polițist Mike, ia spuneți-ne care-i planul, că dumneavoastră a zis că nu, că mă ocup eu, că nu știu ce. Ok, băieți, haideți să nu ne certăm. Nu mă cer cu el, dacă e prost, nu-i vina mea. Haideți să nu ne certăm și să ne concentrăm pe ceea ce contează. Băieții mi-au povestit totul, așa că am căutat și eu pe internet și am vorbit cu mai mulți colegi de-ai mei în legătură cu subiectul ăsta și cred că am găsit rezolvarea. Ok, hai să vedem ce. În ceea ce privește tabla Ouija, dacă ai invocat un spirit, iar acesta s-a supărat pe tine, trebuie să folosești niște metode speciale ca el să-ți răspundă din nou. A, deci nu mai putem să mergem să zicem poezia și nu știu ce. Ok. Are logică că el, dacă e supărat pe tine și te urăște, nu vrea să vorbească cu tine, deci practic tabla Ouija nu funcționează. Ok, deci dacă am face din nou ritualul ăla pe care l-avea doamna Floricica, nu ar funcționa, trebuie să folosim o metodă specială. Am căutat pe net 3 variante. Citiți variantele astea și alegeți una. După ce ați ales, mergem direct în pădure să facem ritualul. Ok, haide să alegem. Deci avem aici 3 variante. Deci, bă, sper să fie niște variante bune, să nu zică că murim după ce o facem sau ceva. Hai să vedem. Metoda 1. Această metodă de a reintra în contact cu un spirit prin tabla Ouija are o rată de reușită de 90%. Păi proastă o luăm, mă, 90% șanse, e perfect. Dar și foarte multe riscuri. Tot ce trebuie să faci este să rostești numele spiritului de 3 ori și să arunci cu apă pe tabla Ouija. Dar există o șansă foarte mare ca spiritul să nu mai aștepte să vadă ceea ce ai de zis și să-i dea senzația că se sufocă din cauza faptului că ai aruncat cu apă peste tablă. Iar astfel te va sufoca și el fix în momentul ăla. Deci eu, dacă arunc cu apă pe tabla Ouija și spun numele lui Marcus, gen, lui spiritul ăla de 3 ori, există o șansă să mă sufoc, gen, să mă omoare. Ok, foarte proastă metoda, dar n-avem ce să facem, hai să ne metoda 2. Nu, momentan e preferata mea. Metoda 2. Această metodă de reintrare în contact cu un spirit se numește metoda abandonului. Practic, ameni spiritul. Spui amin, faci 5 secunde de liniște, iar după îi spui spiritului că tu ești singurul care îl poate scoate din întunericul în care e. Și dacă nu vrea să vorbească cu tine, îl vei abandona acolo pe veci și după iar îi spui amin. Bro... Oh my god, adică îl abandonezi practic, nu îi zici amin și zici Marcus, frățiorul, ești în întuneric, numai eu te pot salva și dacă nu răspunzi și nu vorbești cu mine, te las acolo toată viața și după iară amin. Metoda asta are șanse foarte mari de reușită, doar că dacă cumva cineva a mai făcut-o la acela spirit, demonul se va enerva și vom muri toți oamenii din jurul tablei Ouija. Ok, bun, hai că asta e o metodă bună, fraților, deci că... merge, însă nu merge dacă cineva a mai făcut-o în trecut cu el, că într-un fel e o țeapă, știi, și gen se simte țepuit. Nu cred, fraților, că a mai făcut cineva la mine în oraș chestia asta, gen, nu știu. Nu, habar n-am. Hai să vedem metoda 3, deci clar metoda 1 pică, rămâne metoda 2, hai să vedem metoda 3. Această metodă este cunoscută de foarte puține persoane. Mai exact, trebuie să te afli aproape de tabla Ouija și să ceri iertare spiritului care te bântuie. Anumite persoane cred că dacă faci asta, spiritul o să te vadă ca pe un om slab și o să încerce și mai rău să te distrugă. Dar este singura metodă care nu riscă moartea. Bun, frate, păi fiți atenți, am înțeles. Deci trebuie să alegem între metodele astea două. Metoda 2
E să-i zicem aia cu Amin cu nu știu ce și s-ar putea să meargă, însă dacă cumva cineva a mai făcut-o înaintea noastră fără să știm, care na, până la urmă au trecut 10 ani, nu știu dacă mai făcut cineva asta, gen o să ne omoare. Sau metoda 3 este să-i cerem scuze și dacă lui Spirit nu-i convine că i-am cerut scuze, o să încearcă să ne distrugă și mai tare, dar măcar nu o să ne omoare. Deci avem metoda 2, moarte, o șansă mică, dar totuși există șansa de moarte. Și la metoda 3 nu avem nicio șansă de moarte. Nu știu, fraților, eu o să aleg metoda 3. Asta e metoda pe care vreau să aleg. Domnule polițist Mike, vreau să aleg metoda 3. Haideți să mergem toți să ne cerem scuze în fața spiritului și să vedem dacă vrea să vorbească cu noi. Frați și surori, am ajuns înapoi în pădure, aici este tabla Ouija și sunt aici cu toți băieții. Avem aici metoda 3, ne mai uităm încă o dată. Trebuie să te afli aproape de tabla Ouija și să ceri iertare spiritului care te bântuie. Deci noi toți stăm aici și cerem iertare lui Marcus că l-am deranjat, lui copilul pierdut. Haide, deci încep eu, da? Hai să vedem ce se întâmplă. Doamne ajută prima dată să fie totul bine. Deci... Marcus, dacă mă auzi, eu sunt Marius, tocmai ce am venit aici în oraș și îmi cer scuze că te-am deranjat. Am fost doar puțin curios să-ți aflu povestea și nu știu ce și doamna Floricica mi-a zis că pot vorbi cu tine prin tabla Ouija și de-aia am venit aici și te-am deranjat. Dacă știam că o să te supere, nu mai făceam chestia asta. Sper că m-ai auzit, Marcus. Ok, fraților. Alex... Marcus, îmi cer iertare de la tine dacă te-am deranjat. Am fost doar niște copii proști, curioși, te rog să ne ierți. Ovidiu? Marcus, suntem noi în oraș și nu știam nimic de tine și de povestea ta. Te rog, lasă-ne în pace. Tărase? Marcus, nu crezi că te crezi puțin cam... Ok, iartă-ne, Marcus. Mamă, bă, băiatul ăsta e foarte prost, ok. Domnule polițist? Dacă ne ierți, te putem ajuta. Știm că nu ești bine, dar noi suntem aici ca să te ajutăm să repari asta. Acceptă ajutorul nostru și iartă-ne. Ok. Oficial, fraților, toată lumea și-a cerut scuze în fața lui Marcus. Ok. Momentan nimic. Mamă, băi, deci dacă nu merge nici metoda asta, adică, gen, o să ne terorizezi și mai rău. Ha, mă, frate. Bă, nu-i nimic aici, vorbești serios, vorbești pe bune? Na. Na, ce să faci? Ce să faci, frate? Ce să vezi? Nici metoda asta n-a mers, bro. Doamne, bă, nu vine să cred. Domnule polițist, ce să vedeți? Nici metoda asta n-a mers. Adică, bă, eu sper că n-a mers, fraților, că aici zice că anumite persoane, cred că dacă faci asta, spiritul o să te vadă ca pe un om slab și o să încerce și mai rău să te distrugă. Deci dacă nu a mers deloc, rămânem așa cum suntem acum. Dar dacă a mers, dacă a mers, fraților, înseamnă că o să încerce și mai rău să ne distrugă. Ce facem acum? Ce facem acum, domnule polițist? Marius, ești sigur? De ce să fiu sigur? Alex? Oh my god! Oh my god! Oh my god, fraților! Oh my god! Marcus a apărut! Bro, da, mamă, uite, bă, el, mă, cu tricou roșu! Are tricou roșu! Băi, ce facem? Alex? Oh my god, a apărut, nu e bine, ce ne face? Bă, nu, e bine. E bine că a apărut, înseamnă că vrea să vorbească cu noi. E bine, adică nu o să încerce și mai rău să ne distrugă. Ovidiu, ce facem, frățiorul? Calmați-vă, băieți, calmați-vă, trebuie să meargă cineva să vorbească cu el, eu nu mă ofer. Tănase, mergem noi doi? Eu nu merg niciunde, vai de capul tău, ok. Mă duc eu, fraților, stai că îi zic să vin aici. Oh my god. Fraților, l-am invocat pe Marcus. Jesus. Shit, man. Bă, uitați-vă. E el, bro, are nu spune că are și oh my god, are pantaloni negri și tricoul ăla, ok, părul parcă era brunet și maro. Părul e brunet, dar ok, are ochii negri. Mamă, asta e și mai rău. Asta e și mai rău. Salut, Marcus!
Scuze dacă te-am deranjat din nou. Vrem doar să aflăm mai multe chestii despre tine. Repet, nu suntem aici ca să-ți facem rău. Vrem doar să te ajutăm. Voi de unde ați apărut? V-am tot văzut aici în zona mea. M-ați tot deranjat. Înțeleg că sunteți curioși să aflați povestea mea, ce s-a întâmplat cu mine și mai ales ce s-a întâmplat cu draga doamna Floricica. Bro, deci el are legătură. Deci nu eram 100% sigur. Hai zic că eram 99% sigur că Marcus are o legătură cu doamna Floricica. Da, acum sunt 100% sigur. Sunt dispus să vă spun totul. Apreciez oamenii care au un curaj așa mare ca al vostru. Dar, dacă vrei să fac asta, trebuie să faci ceva pentru mine. Deci Marcus poate să ne zică toată povestea lui și totul ce s-a întâmplat, dar trebuie să facem ceva pentru el. Ce mai exact? Ai foarte mare grijă. Dacă accepți, nu mai poți da înapoi. Deci vrei să ascult sau plec? Mamă! Fraților, pune să iau o decizie. Înainte să-mi zică ce trebuie să fac, trebuie să zic dacă fac sau nu. Dacă accept, nu mai poți da înapoi. Vrei să mă ascult sau plec? Nu pleca. Nu, Marcus. Hai să mergem acolo jos să audă toți băieții și da, accept propunerea. Spune-ne ce trebuie să facem. Un băieți și fete, l-am adus pe Marcus, l-am adus eu. A venit el aici lângă băieți, mamă, băi, și se simte foarte, foarte ciudat. Momentan Tănase, care știți că era, ce era el, era spartan, după cum puteți vedea, se cacă pe el de frică, tremură acolo în colțul lui. Haide, Marcus, spune ce avem de făcut, sper să nu ne pună să omorâm pe ceva, Doamne ferește, sau chestii de genul. Ok, pentru că ați acceptat provocarea mea, repet, nu mai puteți da înapoi. Dacă vreți să aflați adevărul despre mine și despre doamna Floricica, trebuie să faceți un singur lucru. Un lucru pe care mi-aș fi dorit să-l facă multă lume în anii trecuți, dar nimeni nu s-a gândit la asta și mă frustrează enorm gândul ăsta. Ok, ce? Mâine, după ce terminați școala, urmăriți-l pe profesorul de istorie și vedeți unde merge. Asta o să vă răspundă la foarte multe întrebări. Ok... Bro, cumva profesorul de istorie e băgat în chestia asta... Mâine vă aștept aici, tot la aceeași oră, ca să vă spun adevărul. Bro, ok, Marcus. Profesorul de istorie băgat în chestia asta, fraților? De ce trebuie să-l urmărim? Domnule polițist, noi tocmai vorbim cu o fantomă sau sunt într-un coșmar de-al meu? Ok, am înțeles. Acum toată lumea acasă, nu suntem în siguranță aici. Dar oare care e treaba cu profesorul de istorie? Nu știu. Și pe mine mă apucă somnul. Eu zic să mergem acasă și vedem mâine care-i treaba. Sunt terifiat. Haide să plecăm. Ne vedem mâine dimineața la școală. Deci toată lumea mâine dimineața la școală. După ce ieșim de acolo, mergem și urmărim pe profesorul de istorie. Haide să mergem acasă să ne culcăm. Bună dimineața, băieți și fete. Este o nouă zi în viața la școală, fraților, și știți toți ce avem de făcut astăzi. Aseară am avut o experiență de-a dreptul paranormală în care am vorbit cu Marcus, fantoma copilului pierdut de pe insulă, și ne-a zis să mergem și să-l urmărim pe profesorul de istorie. Acum, fraților, nu știu care-i treaba cu profesorul ăsta de istorie. Vă dați seama când pun și eu întrebări, băi, ce era mai cu el? Dar urmează să vedem astăzi. Haideți să mergem la școală. Astăzi avem destul de puține ore. Stăm acolo, nu știu, stăm așa puțin. Și după instant țâșnim către casa profesorului de istorie. Sau unde s-o duce el, că bănesc că se duce acasă. Mama, să știi că mă duc la școală. Marius, am auzit că umbli cu chestii legate de demoni. Nu, e adevărat, nu. De unde ai auzit asta? Hai că mă duc la școală, că întârzi. Nu, niciun caz nu e adevărat. Băi, fețiu, de unde știe mama chestia asta? În fine, hai să mergem aici să-mi iau trotineta și să plecăm către școală. Băi, și eu chiar îl credeam de treabă, frate, pe profesorul de istorie. Dar poate e de treabă. Dar vrea Marcus să ne arate ceva, dar nu știu ce ne poate arăta, fraților, gen. Adică îmi zice să... Și a mai și zis, fraților, deci nu știu dacă ați fost atenți, dar mie mi-a rămas în cap toată chestia aia. A zis că este o chestie pe care ar fi vrut ca lumea să o facă acum mult timp, însă nimeni nu s-a gândit la asta. Gen, adică el ar fi vrut ca cineva să-l urmărească pe profesorul de istorie acum mult timp. Nu înțeleg care-i treaba... Dana, haideți să intrăm pe teritoriul nostru, adică la școală, cum ar fi acum să dăm nas-nas cu profesorul de istorie. Ar fi foarte, foarte nașpa. Ok.
Hai să merg să-mi pun asta aici, a? Și după să mă duc direct în clasă. Fiți atenți, fraților, că am învățat ceva. Ia uitați-vă. Intrăm aici în școală și o luăm pe aici, fraților, că de aia suntem elevi. Ia uitați-vă ce școală avem, bro. Că nici nu prea am fost pe partea asta. Trebuie să mă duc pe dreapta, nu? Uite pe aici, pe partea dreaptă. Pe aici trebuie să o iau. Ok, o să fie greu. Hai să o luăm pe aici. Ia. Cred că am luat-o bine, că nu văd colegii, bro. Sper că am luat-o bine, faceți și că nu m-am rău. Ah, ok, ia uite. Ia uite băieții acolo. Băi, sper că avem un plan sau ceva de genul. Eu n-am vorbit cu polițistul Mike. Poate a vorbit Alex sau Sovidu sau Tănase. Bună dimineața, dragi colegi! Ce faceți, băi? Bă, ce stau ăștia încruntați pe fete? Ce s-a întâmplat? Alex, frățioru, ce facem astăzi după ore? Marius, am emoții rău de tot pentru ziua de azi. Astăzi avem 4 ore și ultima este chiar de istorie. Am vorbit cu polițistul Mike și a zis că o să ne aștepte în fața secției de poliție după ce terminăm orele. Ok. Păi bă, ce să ne aștepte? Bă, cum adică? Nu are fiat, îi zici lui frățiorul, nu, să nu ne aștepte în fața secției de poliție. Îi zici să vină la școală după ce se termină orele, că noi trebuie să plecăm de aici, știi ce zic? N-are sens, nu, îi zici să ne aștepte în fața școlii. Ovidiu, ce ești așa, frățiorul? Marius, să nu le spui la fete ce am făcut, nu vrem să le cauzăm probleme. Dacă demonul ăla vrea să ne facă rău, măcar să ne facă doar nouă. Oh, ce drăguț e un video, da, ok, bun. Să nu le zicem, Tănase. Ce noroc a avut demonul ăla seară, că-l rupeam în bătaie, dar bine că m-a ținut și nu m-a lăsat să mă bag pe el. Dar erai acolo, el, am și văzut demonul tremura aici, nebun, mai ales când s-a uitat la tine așa fioros, că tu și ai așa o... Nu știu. Se vede așa pe tine că ești rău, rău de tot. Vai de capul și de zilele tale. Salut, fetelor, bună dimineața. Băieți, de ce vă comportați așa ciudat? Nu ne comportăm ciudat, poate ne somn, Lorena. Marius, ceva ce nu-mi spui? Nu, e, nu, ce să fie, nu e absolut nimica. Hai să intrăm în bănci rapid pentru că începe școala și hai să vedem, fraților. Sper să treacă totul rapid și după plecăm în căutarea profesorului de istorie. Băie și fete, vreau să vă zic că mi s-a făcut pielea de găină. Deci se întâmplă niște chestii foarte, foarte ciudate pe insula asta. Ei bine, hai să vă zic ce am făcut astăzi. Am stat la ore, nu știu ce, am avut ultima oră, ora de istorie. Alex l-a sunat pe polițistul Mike să vină în fața școlii. Ei bine, fraților, am stat acolo în fața școlii, am așteptat 5 minute, ghiciți și ne-a ieșit din școală domnul profesor de istorie. Așa că ne-am pus pe... gen, am mers pe căutat. Am păsat așa o distanță de vreo câțiva zeci de metri în spatele lui și am început, fraților, să-l urmărim. Trebuie să vină și Tănase și Ovidiu, că ei au rămas puțin în spate. Gen, că nu știu, Tănase nu-și găsea nu știu ce carte, habar n-am, să stăm numai noi după cum puteți vedea. Și, fraților, profesorul de istorie n-a luat-o pe drum. S-a dus sus în pădurea asta. Băi, fraților... Profesorul de istorie s-a dus în pădure, efectiv a urcat pe aici și s-a dus sus pe partea aia. Băi, ăla locuiește în pădure sau ce se întâmplă? Domnule polițist, ce să facem? Ok, acum devine o suspect. De ce naiba n-a luat-o pe drum și a ales să meargă în pădure? Cred că copilul ăla știe ceva ce noi nu știm și e ceva foarte horror. Alex? Până ajung și ceilalți, trebuie să ne decidem, Marius. Mergem după el sau nu? Băi, fă-ți cum ar fi ca profesorul ăsta de istorie să fie un criminal de ăsta care el a omorât pe Marcus sau ceva de genul, știi? Adică poate să fie un om foarte, foarte periculos. Voi ce ziceți, băi și fete? Mamă, de ce am nevoie de ajutorul vostru? Vă rog eu, toată lumea care a ajuns până aici, să scrie la comentarii. Să mergem după profesorul de istorie sau nu? Mamă, dar a zis și Marcus că trebuie, că dacă nu ne-am dus... Mamă, dar de ce s-a dus în pădure, frate? O scrieți la comentarii, să mergem după el sau nu? Bine ați venit la un nou episod din Minecraft Viața la Școală! Bine v-am găsit, băieți și fete, la o nouă zi din Viața la Școală! Ei bine, fraților, am foarte, foarte mari emoții, deoarece eu, împreună cu prietenii mei și cu polițistul Mike, am făcut o descoperire foarte mișto, însă în același timp foarte, foarte creepy. Știți și voi de data trecută, fraților, că suntem într-un fel de misiune ca să aflăm care-i treaba cu
profesorul de istorie. Aseară am fost în pădure, am făcut un ritual și l-am invocat pe Marcus, iar el ne-a zis să mergem astăzi să-l urmărim pe profesorul de istorie, să vedem ce face când iese de la școală. Noi am fost foarte surprinși să vedem că el când iese de la școală nu merge spre autobuz, nu are mașină sau ceva de genul, ci merge direct în pădure. Și fraților, fiți atenți ce am găsit. Deci am venit aici cu băieții în pădure și după cum puteți vedea, am făcut acolo o mare descoperire. Nu știu dacă se vede de copaci, însă acolo, fraților, e o casă. În mijlocul pădurii se află o casă. Și acum, nici măcar nu cred că trebuie să vă mai zic, ia ghiciți cine s-a dus acolo și a intrat înăuntru. Da! Da, aveți dreptate, este vorba de profesorul de istorie, fraților. Iar acum vom merge împreună să vedem care-i treaba acolo. Deci, băi, frate, dar pare abandonat, mă, de sunt curios care-i treaba cu casa asta, băi. Și, fete, vă zic sincer, pare abandonată, care și niște pânze de paian și pe acolo. Dar n-abonesc că o să fie interesant. Alex, frate, ești pregătit? Hai să mergem. Omul are o casă secretă care pare și abandonată în mijlocul pădurii. Da, e foarte suspect. Cred că profesorul de istorie nu ne-a spus multe chestii despre el. De ce naiba aflăm așa de multe chestii ciudate despre el? Eu nu-l calc în locul ăla niciodată. Ce ai pares? Băi, adică noi am venit aici până ne-am dus în pădure, fraților, aproape jumătate de oră ca să ajungem la casa lui asta și să nu intrăm în ea. Gen, hai, nu intrăm, fraților, că probabil e el înăuntru, dar mergem acolo, uite să vedem, mergem mai aproape, nu stăm aici ca proștii, nu? Băieți, eu zic acum că am găsit casa, haideți să lăsăm poliția să-și facă treaba. Bă, Tănase, tu taci din gură că acum tu ești gen, tu ești numărul la prostie. Îmi dă un sentiment atât de horror locul ăsta, hai să plecăm rapid de aici. No, n-avem cum, bă, Ovidiu. Frățiorul, măcar tu, dă-o naiba, băi, am ajuns până aici, trebuie să mergem să vedem ce se află în casă, nu? Logic. Băieți, am o teorie, ascultați-mă. Știu că n-am nicio dovadă, dar am impresia că asta se întâmplă. Cum ar fi ca profesorul de istorie să-l fi omorât pe Marcus, iar el încearcă acum să ne facă să ne dăm seama? Păi băi, eu cred că chiar asta se întâmplă. Sau sunt eu paranoic? Fraților, având în vedere că aseară l-am invocat pe Marcus și ne-a zis că dacă vrem să aflăm adevărul, astăzi trebuie să-l urmărim pe profesorul de istorie. Deci 100%, nu știu dacă neapărat l-a omorât profesorul de istorie, dar... Până la urmă, fraților, gen, are o legătură 100%, știți ce zic, domnule polițist, haide măcar noi doi. Nu putem să lăsăm totul așa, până facem rost de un mandat și vine poliția aici, o să dureze ore întregi. Noi nu trebuie să-l deranjăm, Marius, hai să mergem noi doi, doar ca să vedem ce se întâmplă acolo, nu intrăm înăuntru. Hai cu mine, domnule polițist, vedeți cu mine, haide. Domnule polițist, te-ți pregătit, băi? Alo, așa, bun. Deci, fraților, nu intrăm înăuntru. Cum a zis și polițistul Mike, nu intrăm înăuntru. Haide să mergem. Deci, domnule polițist, sunt pregătiți, ok. Bă, dar, fraților, de astăzi că nu mai apare numărul. Opa! Oh, opa! Fraților, voi vedeți că profesorul de istorie, gen, e jos, rău de tot. E cumva la subsolul acestei case? Păi dacă el e la subsol, nu intrăm înăuntru, nu? Nu, băi, fraților, uitați-vă. Profesorul de istorie, fraților, este jos la subsol. Oh my god, uitați-vă cum arată casa, Jesus, fraților, e abandonată, mamă! Ce bine că n-a venit noaptea aici, băi! Bă, dar stai aici, care-i treaba, fraților, ce e aici? Mamă, opa! Oh, shit! Mamă, fraților, băi, voi vedeți asta? Bro, unde-i casa asta? Și ăsta e profesorul istoriei aici. E la subsolul casei. Oh my god, ok, hai să nu facem gălăgie, fraților, și să merg eu împreună cu domnul polițist să intrăm în... Mamă, a început și ploaia. Oh my god, frate, băi, voi vedeți care-i treaba cu casa asta? Deci, băi, mi-e frică de ce o să găsesc înăuntru. Jesus. Oh my god, uite sânge pe aici. Băi, care-i treaba cu casa asta, fraților? Aoleu, băi, nu, mi-e frică să intru, domnule polițist. Eu zic să luăm exemplul lui frățiorul Tănase și să sunăm la poliție. Mamă, ok, hai să vedem, frățiorul, care-i treaba. Am deschis, sper să nu fie auzit sau ceva de genul. Mamă, ce e aici? Ok, bun, deci se pare că nu e o casă. Uite un pat. Ok. Subsol și acolo e deschis. Ah, oh my god, frate, deci în casa asta e doar un pat, un subsol și d-astea, barrel-uri d-astea. Hai că poate găsim aici ceva, fraților. Cobweb, ok. O oase. Bro. Și o carte cu a promis. Bro, oase.
Băi, frate, băi, nu, deci nu-mi place deloc ce se întâmplă. Cum adică oase, frate meu? Nu-mi face ce se întâmplă, ia și aici. Iar încă un os. Stați, fraților, că avem o carte cu a promis, mamă, dar sper să nu iasă profesorul de istorie de acolo. A promis că ne aduce mâncare acum 3 zile, dar nu l-am mai văzut de atunci. Eu am vrut bomboane, aici nu sunt bomboane. Mai bine rămâneam la școală, puteam să aștept până se termină orele ca să merg eu să-mi cumpăr bomboane. What? Deci scrisoarea asta, chestia asta, banam cartea asta, fraților, e scrisă de o persoană care zice că i s-au promis bomboane de 3 zile, gen mâncare, și nu a mai primit mâncare și mai bine rămânea la școală. Bro, la ce se referă, man? Nu, că mai trebuie să căutăm. Iară oase, bro, de ce găsim oase, fraților? Eu mă gândesc la cele mai proaste. Încă o carte, a dispărut. Încă o carte și asta, a dispărut. Suroarea mea geamănă a dispărut și acum pe patul ei se află niște oase. De ce și pe patul lui Marcus se află niște oase? Astea sunt bomboanele, crede că suntem câini? Wow. Stați, fraților, că îmi ia mintea razna. Ați luat-o. Deci, băi, suroarea mea geamănă a dispărut și acum pe patul ei se află oase. De ce și pe patul lui Marcus se află oase? Bro, băi, ok, ia să mai căutăm că poate sunt mai multe cărți și tot o să aibă o logică la final. Mă, să avem grijă. Profesorul de istorie în continuare e la subsol, bro. Aici nu-i nimica. Băi, polițistul mai gras, mă, în pace. Nu cred și încă niște oase, oh my god. Nu vine să cred nici acum că ne-a mințit. De fiecare dată când mergeam în pădure, el ne aștepta acolo și ne dădea bomboane. Ne-a întrebat dacă vrem mai multe și dacă da, să venim după el. Acum nu găsesc bomboanele pe care mi le-a promis. Bro, frate, ok că îmi dau seama ce se întâmplă. Mai e ceva pe aici? Iară oase! Bro, nu vine să cred, fraților, ok că îmi dau seama ce se întâmplă. Nu, eu cred că mi-am dat seama ce s-a întâmplat aici. Și cred că începe să se lege tot. Mamă, hai să plecăm. Am închis și ușa ca să nu-și dea seama fraierul ăsta că am fost aici. Domnule polițist, hai să mergem rapid la băieții noștri, pentru că am impresia că e ceva foarte nașpa la mijloc. Bun, frați și surori, am reușit să ne îndepărtăm destul de mult de casa profesorului din pădure și sunt aici cu toți băieții și am ajuns la un fel de teorie, fraților. I-am dat și oasele și cărțile polițistului Mike, deoarece Cică o să se ducă la poliție cu ele. Însă, fraților, cred că mi-am dat seama ce se întâmplă. Cred, deci asta este doar părerea mea, că profesorul nostru de istorie, acum 10 ani de zile, adică când s-a întâmplat nebunia aia cu Marcus, a demeniat copii în pădure spunându-le că le dă bomboane. Și din câte am observat, cred, fraților, că a răpit 3 copii. Gen, pentru că acolo în căsia era vorba despre Marcus și despre cineva care plângea după sora ei sau lui geamănă, gen, că bănesc că poate să fie și băiat și soră geamănă, gen, nu? Deci, fraților, profesorul de istorie a răpit 3 copii, printre care și Marcus, însă nimeni nu știe de acei 2 copii de ăștia pe care i-am aflat noi. Oh my god, fraților! Și băi, de ce s-a întâmplat? De ce erau oasele lor acolo? I-au omorât? Ce naiba a făcut, băi? Băi, mie nu vine să cred ce aflăm despre profesorul de istorie, fraților. Efectiv, nu vine să cred. Ovidiu, tu ce zici? Oh my god, sunteți nebuni? Și dacă vă prindea, băi, deci ăștia nu le-au venit să creadă că noi am mers acolo. Deci proful nostru de istorie ademenește copii în pădure, promite că le dă bomboane și după ei omoară, bro, nu știu! Dar asta a ieșit, ziceți voi, fraților! Dacă aveți altă teorie mai bună, lăsați-o la comentarii, dar eu zic că asta e! Adică asta sunt... cum îi zice, asta am dedus din cele 3 cărți până la urmă. Mai lipsește să fie îmbrăcat într-un clovn, pe bune! Gen killer clown de la Can America, oh my god, Alex Frățioru? Cred că asta voia Marcus să aflăm, de aceea ne-a zis să venim până aici. Doamne, oare câte chestii mai are de ascuns omul ăsta? Ce facem acum? Doamne ferește să mai aflăm chestii de genul despre el, pe bune. Chiar ce facem, Tănase? Mă simt foarte bine că n-am ales să intru acolo. Când vă sânge pe jos, mai ales când îi simt mirosul, mi se face rău. Dacă își dădea seama că suntem acolo, aia eram. Doamne ajută! Domnule polițist, ce facem acum? Adică am mers noi doi, am aflat că ăsta are oase, are o casă secretă, au murit copii. Băi, ce facem acum? Ce putem să facem?
Copii, stați puțin! Haideți să nu tragem concluzii finale încă de pe acum. Fiți atenți ce o să facem, ia că ne zice domnul polițist. Voi mergeți împreună cu Marius la el acasă și stați acolo. Nu mergeți niciunde, doar acolo. Ok. Mă așteptați pe mine, deoarece eu o să iau scrisorile astea și oasele și o să le duc la secția de poliție la laborator. Ca să aflăm a cui sunt oasele. Oh my god, o să aflăm a cui sunt oasele, boys. Oh my god! Fac pariu că sunt ale lui Marcus, fraților, și aluia doi copii care cred că sunt mai mulți, de fapt, cred că nu sunt numai trei, dar așa era scris din cărți. Sper să termin cât mai repede, dar s-ar putea să dureze câteva ore. Când am terminat, vin la Marius acasă, ați înțeles? Da, hai băie să mergi la mine acasă, că aici e o situație foarte, foarte nașpa. Băie și fete, după cum puteți vedea, îi respectăm planul domnului polițist, adică suntem la mine acasă și stăm toți, ne uităm ca proștii unii la alții și nu facem nimica, doar că deja, fraților, afară s-a întunecat. Adică deja imediat e întuneric beznă și domnul polițist încă nu a apărut. Nu știu care-i treaba, dar am dat un sentiment foarte nașpa. Încă, fraților, încerc să procesez ceea ce am aflat astăzi, că profesor de istorie ceva casă secretă în pădure, adică e foarte, foarte nașpa. Alex, profesorul, ce zici să facem? Bă, băieți, deja au trecut câteva ore și n-am mai auzit nimic de la polițistul Mike, nici măcar nu răspunde la telefon. Credeți că s-a întâmplat ceva? Nu-mi place situația, să mergem la secție? Băi, fraților, pe bune, dacă nici nu răspunde la telefon și deja îl așteptăm de ore bune, băi, că vedeți că s-a lăsat seara, da? Și, na, nu știu, să mergem după el, fraților, voi ce ziceți? Ovidiu, ce zici? Băi, eu zic să lăsăm pe polițistul Mike să-și facă treaba, eu am altă problemă, bă, până la urmă e polițist. Sunt singurul care simte că este urmărit de când am plecat din pădure? Nu! Nu, și eu simt la fel! Adică am un sentiment așa ciudat și eu simțeam, fraților, la fel, efectiv simt de când am venit din pădure că sunt urmărit. Adică, gen, mă gândeam că sunt eu paranoic, dar dacă a zis și eu video, nu știu, Tănase? Și am același sentiment, parcă se plimbă cineva pe lângă casa asta, că mi s-a părut că am auzit și niște sunete. Marius, poți da o tură să verifici? Băi, fraților, și am același, deci, bă, și am același sentiment, că parcă e cineva pe lângă casa asta și, nu știu, se uită la noi, că vedeți că e și făcută numai din geamp aici. Oh my god, ok, hai băiesc că o să dau o tură. Mă, sper să nu găsiți ceva nașpa, deci nu, o să dau o tură așa, chill. Mama, cum zice, mama e la mine în cameră, fraților, doarme. Ok, hai să vedem. Mamă, desper, deci băi, am și un sentimentul ăsta, nu știu cum să vă explic. Mamă, dar sper să nu fie nimeni pe aici. Ok, asta e baia. O să ieși și puțin pe afară, sus nu mă duc, că sus e mama și nu vreau să o deranjez. Uite. Ușa deschisă. Bro, sper că am lăsat-o noi deschisă, băi. Băi, stați că nu mai amintesc acum, băi. Sper că am lăsat-o eu deschisă, o să o închid, ok. Băi, fraților, nu văd pe nimeni, adică... Sau? Nu văd pe nimeni și am ajuns la că se uite cineva la mine, să mă uit în spate. Dar nu văd pe nimeni. Hopa, nu. Mamă, eu aici m-am speriat. Nu, fraților, fi că e doar un sentiment al nostru. O fi că doar asta e pentru că nu vedem pe absolut nimeni și era și ușa, cum îi zice, era și ușa deschisă. Dar na, e bine că totul s-a terminat cu bine. Da, aici nu-i nimica. Nu, bă, băiți, nu-i nimica. Băi, eu zic să stăm aici și să așteptăm pe polițistul Mike, să vedem ce o să ne zică el. Frați și surori, după încă o oră de așteptare, uitați-vă cine a venit la mine acasă. Mulțumesc lui Dumnezeu că am început, fraților, pe bune să mă îngrijorez, că cine știe ce, Doamne ferește, i s-a întâmplat și lui polițistul Mike. Ei bine, fraților, a venit la noi acasă și are niște rezultate. S-a dus la poliție, a făcut testele pe oasele alea și are niște rezultate. Deci, voi, am foarte mari emoții. Am mai dat niște ture de casă, fraților, ca să fiu sigur că nu e nimeni pe aici. Și a dovedit că nu e nimeni. Mulțumesc lui Dumnezeu încă o dată că nu e nimeni. Domnule polițist, haideți, spuneți-ne care-i treaba. Îmi pare rău că a durat atât de mult, dar avem niște probleme foarte mari. Am fost la laborator cu acele oase și aparțin unor 3 persoane. Lui Marcus, băiatul dispărut. Oh my god. Și încă 2 persoane care nu sunt trecute în baza de date a orașului, a insulei, adică nu știm cine sunt. Adică încă 2 persoane dispărute. Bro, oh my god, sunt oasele lui Marcus. Deci profesorul de istorie e băgat în chestia asta și cred că noi ne-am băgat odată cu el în ea.
Și nu mai e cale de scăpare. Știu că sună macabru că am găsit oasele lui Marcus, însă probabil asta voia și el să se întâmple. Eu zic să ne grăbim, că imediat se face miezul nopții, să mergem din nou în pădure ca să discutăm cu el, da, fraților? Acum se face miezul nopții și trebuie să mergem neapărat să discutăm cu Marcus, pentru că ne-a zis că dacă facem ce ne cere, o să ne zică tot ce s-a întâmplat. Știi ce zic? Și practic noi am făcut, că ne-a zis să-l urmărim pe profesorul de istorie și vedeți, fraților, că l-am urmărit și am aflat și niște chestii foarte, foarte ciudate. Am impresia că suntem abia la începutul acestei povești macabre și eu am aceeași impresie, pe bune. Alex, frățioru, ești pregătit, sunteți toți pregătiți să plecăm? Stați puțin, domnule polițist, că din câte știm noi, nu a mai fost niciun copil dat dispărut pe această insulă. Cum adică mai sunt încă două persoane? Bă, adevărat, frățioru, cum adică? Credeți că profesorul de istorie ascunde ceva mult mai sinistru acolo? Pe bune, bă, ești fide, bă, cum adică încă două persoane? Bro, pe insula asta, e o insulă mică, e un oraș mic, se cunoaște toată lumea cu toată lumea. Cum nu-ți dai seama că lipsește cineva? Oh my god, dar chiar a fost atâta harababură cu Marcus, efectiv tot orașul știa că Marcus a fost dat dispărut, dar de aceste două persoane nu știe nimeni. Deci ăștia n-au părinți, fraților, cum adică, că a zis că erau doi gemeni. E vorba despre o fată și poate un băiat sau iar o fată. Gen, oh my god, bro, Ovidiu, ești pregătit? Chiar dacă acum simt cum fac pe mine de frică, eu zic să mergem cât mai rapid în pădure. E clar că Marcus voia să aflăm asta. Hai să vedem ce mai are de zis, pe bune. Tănase, dacă voi sunteți pregătiți și eu sunt, haideți în pădure. Haideți, fraților, în pădure să vorbim cu Marcus ca să aflăm adevărul. Bun, fraților, ne-am întors în pădure, aici cu tabla Ouija și trebuie să-l invocăm pe Marcus. Acum sper că va merge vechea metodă pe care am făcut-o seara trecută, în care ne ceream scuze de lele dacă l-am deranjat. Și acum zic, Marcus, dacă m-auzi, să știi că îmi pare rău dacă te-am deranjat, însă vreau neapărat să vorbesc cu tine. Ne-ai zis data trecută că, na, o să ne deschizi mintea și o să ne zici ce s-a întâmplat dacă facem ce ne-ai rugat. Și am făcut, am mers, l-am urmărit pe profesorul de istorie și am aflat niște chestii. Așa că, hai, arată-te, hai. Acum toată lumea trebuie să zică aceeași chestie, domnule polițist dumneavoastră. Marius, nu cred că mai trebuie să facem niciun ritual, uite-te în spatele tău. Oh my god. Oh my god, ok, Marcus... Marcus, frățiorul, să știi că am făcut tot ce ne-ai zis. Am mers după școală și l-am urmărit pe profesorul de istorie și am ajuns la ceva casă abandonată din lemn în mijlocul pădurii. Și acolo am găsit oasele tale și încă două persoane și el era în subsol. Ne poți explica care-i treaba cu toată chestia asta? Că pe bune, nu știm ce să credem. Ok, văd că ați făcut ceea ce v-am cerut, așa că și eu la rândul meu sunt dator cu o explicație. Vă mai întreb încă o dată, sigur vreți să auziți adevărul? Da, băi, vrem, hai, zine! Bă, sincer, acum că am aflat puțin din el, fraților, parcă n-aș vrea să mă bag în povestea asta, însă bănuiesc că nici nu mai pot să dau înapoi, așa că hai, Marcus, spune-ne tot ce știi, știi, că noi ți-am zis tot ce am știut noi, acum spune-ne și tu. Încet, încet vă apropiați de adevăr. Da, eu nu am dispărut de capul meu în pădure. Am fost ademenit aici, iar apoi ucis de către profesorul de istorie, pe care toată lumea la școală îl crede cel mai sfânt om. După atâta timp, datorită vouă, o să se afle adevărul. Am încercat să o îndrum și pe doamna Floricica, dar săraca nu prea mai e cu picioarele pe pământ și nu a putut să mă ajute, boys. Deci Marcus voia să facă chestia asta de foarte mult timp, să ia legătura cu un om care nu e mort, gen, dar n-am mers cu doamna Floricica. De unde e doamna Floricica? În fine, hai să mergem mai departe. Nu am fost singurul om răpit și ucis de profesorul de istorie. Mai sunt încă două persoane. Băi, v-am zis, fraților, merge mintea, v-am zis, gen, că mi-am dat seama după cărțile alea. Mai ales încă, mai exact încă două fete, surori gemene, care erau nepoatele lui. What? Din păcate, fratele profesorului de istorie și nevasta lui au fost într-o vacanță pe o croazieră de mare unde au fost niște dificultăți, iar barca s-a răsturnat. Aceștia nu știau să nuate, așa că au murit înecați în mare. Nu știu unde merge asta. Deci, fraților, profesorul de istorie avea un frate, da, care practic erau părinții lui fetele astea două și au murit pe o barcă, gen că s-au unecat. Și bănuiesc că fetele au rămas la profesorul de istorie, nu?
Copiilor, adică cele două surori, fix atunci erau cu unchiul lor în vizită la noi în oraș. Noi am fost cele trei victime ale lui. Daia, fraților! Băi, acum totul se leagă. Daia nimeni nu a știut că mai sunt încă două victime, pentru că nimeni nu le cunoștea pe fetele alea. Oh my god, de-aia nu erau nici măcar în baza de date a orașului, de-aia nu erau niciunde. Repetă o mie oară, dacă aflați tot adevărul, sunteți obligați să ne faceți dreptate. Deci, practic, fraților, Marcus zice că dacă vrem să aflăm toată povestea, gen, și bănesc că o să ne zică și cum să facem chestia asta, va trebui să ne confruntăm cu profesorul de istorie. Vă, ce ziceți, băi și fete, merită să ne băgăm în chestia asta, nu știu, mi se pare foarte, foarte interesant ce se întâmplă, însă în același timp e și foarte periculos. Voi ce ziceți, fraților? Bănesc, bă, având de vedere că ne-a întrebat asta, mai avem opțiunea să dăm înapoi. Să dăm înapoi, fraților, sau să încercăm să le facem dreptate lui Marcus, fantomii lui Marcus și ale celor două surori gemene, pe care, nu știu, poate o să le și vedem data viitoare, nu știu. Scrieți voi la comentarii neapărat. Bine ați venit la Minecraft Viața la Școală, episodul final din sezonul 10. Bine v-am găsit, băieți și fete, la o nouă zi din Viața la Școală. Acesta este un moment foarte important, fraților, deoarece, după cum puteți vedea, este miezul nopții și eu mă aflu în pădure alături de prietenii mei și de polițistul Mike, deoarece urmează să aflăm, după atâtea încercări, după atâtea situații în care ne-am pus viața în pericol, urmează să aflăm povestea adevărată a copilului pierdut Marcus. Știți și voi, de data trecută că am găsit o casă abandonată în pădure, care cică era profesorului meu de istorie, și cică profesorul meu de istorie l-a omorât pe Marcus. Și fraților, nu doar pe Marcus, am omorât încă două fete care erau într-un fel nepoatele lui, ceva foarte, foarte complicat. Dar Marcus a zis că dacă vrem să auzim toată povestea, trebuie să promitem că o să le facem dreptate. Deci, practic, o să-l prindem pe profesorul de istorie și asta vom face. După ce o să ne zică Marcus tot ce are de zis, o să mergem direct să-l prindem pe ăla și să-l punem în închisoare acolo unde este locul, fraților. Hai să vedem. Marcus, zi care-i treaba. Ok, băieți, văd că sunteți foarte hotărâți să mă ajutați, așa că o să vă spun totul. După cum probabil v-ați dat seama din ce ați găsit în casa abandonată din pădure, profesorul de istorie era un om foarte de treabă, care în fiecare pauză stătea în pădurea de lângă școală și dădea bomboane copiilor. Știți, fraților, de data trecută, dacă nu v-ați uitat la episodul trecut, puneți pauză acum și duceți-vă și uitați-vă și după reveniți. Știți și voi, fraților, de data trecută că profesorul de istorie, am aflat eu nici măcar nu știam, stătea și dădea bomboane în pădure în pauza de la școală copiilor. Adică, n-are ce să-ți minge, bă, ce un psihopat. Știu că ești învățat de mic de la părinți să nu te duci în locuri secrete cu străinii, însă într-o zi chiar aveam chef de bomboane și profesorul mi-a spus că nu mai are și dacă vreau să vin cu el la casa lui de vacanță ca să ia mai multe. Fraților, mic disclaimer, nu vă duceți niciunde cu străinii, băie și fete. Nu vă duceți niciunde fără să știe părinții voștri, chiar dacă persoana respectivă e străin sau nu, fără să știe părinții voștri, fraților, să nu vă duceți absolut niciunde. Ok, eu desigur că m-am dus și de aici nu mai intru în detalii. Știți ce s-a întâmplat? Profesorul de istorie este un om psihopat care merită să putrezească în închisoare pentru tot restul vieții. Dar eu aici am o presimțire. Opa, ce vrea să zică? Chiar dacă profesorul este un psihopat, eu nu cred că el este șeful acestor acțiuni criminale. Cred că are pe cineva care îl controlează. Sau poate cineva de care se teme și de-aia face lucrurile astea. Hopa, Marcus, frățelul, ce faci cu mine, man? Deci Marcus, frățelul, e de părere că profesorul e psihopat, dar nu el este capul acestor răutăți. Este cineva care îl controlează. Ok. Vreți să le chem și pe surori? Da, cheamă-le și pe surori. Băi, frate, vorbim cu fantomele, mie nu vine să cred. Cheamă-le și pe surorile gemene ca să aflăm care-i treaba. Domnule polițist, dumneavoastră ce ziceți?
Doamne, deci profesorul ăsta este clasicul psihopat de care spun părinții tăi să te ferești. Omul care zice, hai cu mine copile ca să dau niște bomboane. Băi, pe bune, fraților, știți că întotdeauna vă zic părinții să nu vă duceți dacă vine un nene la voi pe stradă, hai, vină cu mine în dubă să-ți dau niște bomboane. Fix, ăsta e profesorul de istorie, omul de care trebuie să te ferești. Sau poate totul este mult mai complex decât atât, nu știu, Alex... Dar la prima vedere profesorul părea foarte de treabă. Puteam să zic că e un om ca lumea. Fratele este un psihopat. Oamenii psihopați pot să aibă mai multe d-astea, gen poate să fie și de treabă și nesimțiți. Adică nu este nicio mirare. Tănase, niciodată nu mi-ar fi trecut prin cap așa ceva. Pe bune, Ovidiu, hai să auzim ce au de zis și surorile. Pe bune. Bun, fraților, după cum puteți vedea, ne-am făcut mai mulți. Mai exact, au venit Miruna și Alina, care sunt surorile gemene, care cică au fost și ele ucise de către profesorul de istorie. Marcus, astea sunt fetele. Nu vă speriați, și ele sunt fantome și nu o să vă facă nimica. Sper că sunteți prieteni și că nu-i nicio chestie la mijloc. Fetele au aceeași părere ca și a mea că profesorul de istorie este controlat de cineva. Dar le las pe ele să vă zică mai multe. Miruna, îmi poți spune mai multe? Salut băieți, numele meu este Miruna și înainte să vă zic orice, vreau să vă mulțumesc că ne ajutați să ni se facă dreptate. De ani de zile așteptăm pe cineva să facă asta. Ei bine, probabil știți deja povestea în mare. Am fost ucise de către unchiul nostru, care este profesor de istorie aici pe insulă. Știți, fraților, povestea de data trecută, nu mai intrăm în detalii, că părinții lor s-au dus pe nu știu ce vapor și s-au unecat. Știți de data trecută. Noi încă suntem șocate, deoarece unchiul nostru nu părea genul de persoană care să facă chestia asta. Iar în momentul în care eram închise în casa abandonată din pădure, el dădea foarte multe semne că e stresat și că se grăbește în tot ceea ce face. Fraților, asta nu poate să fie neapărat un semn că cineva îl controlează și că cineva îl obligă să facă asta. Pentru că poate el să fie speriat, adică știe și el că nu-i chiar atât de prost să nu-ți dai seama că ceea ce faci este greșit. Gen, știe că poate să fie prins și că na. Desigur, asta poate fi și din cauza paranoii că s-ar putea să fie prins, dar mi se pare ceva ciudat la mijloc. Nu știu ce să zic. Alina, tu ce zici? Unchiul nostru nu a fost un om bun, dar niciodată nu aș fi crezut că este un criminal în serie. De fapt, stai, cred că noi doar pierdem timpul stând aici și discutând despre chestia asta. Poate chiar în momentul de față, unchiul a răpit sau plănuiește să răpească mai mulți copii la casa din pădure. Noi nu putem să ne deplasăm acolo, suntem blocați aici până când cineva o să ne facă dreptate. Vă rog, mergeți și prindeți-l și aflați adevărul. De ce a făcut toate lucrurile astea? Care a fost scopul? Am încredere în voi. Oh my god, frate, deci Alina zice să mergem? Să mergem înapoi la casa din pădure? Acum, în seara asta? Domnule polițist, ce ziceți? Nu vine să cred că o să mergem noaptea în casa aia, dar băieți, haideți să plecăm. Deci trebuie să mergem numai noi, fraților, ei rămân aici pentru că, și că nu poate să părăsească zona asta pentru că sunt fantome. Ok, fraților. Da, mă gândeam că o să avem discuția asta și o să mergem la somn, dar se pare că avem alte planuri. Hai să mergem la casa din pădure, zic, nu? Băi, fraților, am ajuns la casa din pădure și nu o să vă vine să credeți ce descoperire șocantă am făcut. Am venit aici și am dat de cei mai mari fricoși din toată lumea. Băi, deci nu știu dacă vedeți care-i treaba, dar gen, suntem la casa din pădure, unde nu este nimeni, adică este complet goală, și înăuntru sunt doar eu cu polițistul Mike, pentru că acești curajoși care ei se luptă cu fantome, că sunt ei șmecheri, le frică, fraților, să intre în casa asta, băi. Băi, zona predominată de fantome a fost acum câteva minute când am vorbit cu ea. Acum puteți să intrați în casa asta că nu se întâmplă nimica, băi, fetițelor. Intrați, băi, în casa, Alex. Băi, eu nu intru în casa asta. Degeaba ce să mă convingi, Marius, cât timp trăiesc pe pământul ăsta, eu nu calc aici. Deci, băi, ce n-ai ce să le faci, fraților, efectiv, nici măcar nu mai știu ce să zic, că n-ai ce să le faci, Tănase. Nici eu, stau foarte bine afară. Dacă mi-e frig, mă duc acasă, nu într-o casă bântuită din pădure. Nu e bântuită, frate, ok, probabil e bântuită, dar stai niște, frate, că oamenii care ar trebui să te bântuie, fantomele alea, copiii, ai vorbit adineauri cu ei, n-au nicio treabă cu tine, Ovidiu. Asta era Alex, Ovidiu, frățiorul. Lasă, băieți, intrați voi. Bun, hai să intrăm noi. Domnule polițist, ce căutăm?
Ce zici, Marius? Să ne ducem direct la subsol. Poate are ceva sisteme de alarmă pe aici. Eu nu cred că are nimic. Uite că totul e vai de capul lor. Hai să vedem, frate, mai găsim ceva. Mamă, why? Mamă, băi, frate, am văzut că a scris cineva la comentarii că eu sezonul ăsta m-am speriat de oi non-stop. Băi, și adevărat, bă, nu știu de ce. Adică, bă, sunt prea multe oi. Băi, efectiv și sunt așa apărând ipostate ciudate. Deci, efectiv, why peste tot. În fine, revenind. Deci, trebuie să găsim ceva, habar n-am ce. Hai să vedem dacă nu mergem la subsol. Hopa. Deci la subsol nu este nimeni, fraților. Doamne ferește să găsim pe cineva la subsol. Doamne ferește, atâta zic, subsol, ok. Mamă, fraților. Și dacă este cineva acolo, gen, adică nu cred că este profesorul de istorie, că l-aș fi văzut, dar sper să nu fie nimeni. Hai să vedem, 3, 2, 1 și ok. Ok, nu e nimica. Nici aici nu este nimica. O carte. Analiză. Hopa, ce e asta? Analiza de la noua clasă a fost primită. Următoarele două victime până în vară, Alexia și Tănase. Bro, what? Cum adică analiza a fost primită? De la cine a fost primită? Următoarele două victime ale profesorului de istorie, fraților, trebuie să fie Alexia și Tănase. Stai să vezi că îi zic lui Tănase că se cacă asta pe el de frică. Domnule polițist, uitați-vă ce am găsit aici. Băi, fiți atenți la mine, uitați-vă ce am găsit aici. Am găsit o carte unde cică s-a făcut o analiză pe clasa noastră și următoarele două victime urmează să fie Tănase și Alexia. Băi, fraților, dar cine naiba a făcut analiza asta? Am ieșit din casă, băi și fete, și băi, uitați-vă cum arată locul ăsta, bro. Deci, băi, pe bune, casa asta chiar arată creepy rău de tot, dar în fine. Ați văzut analiza, Tănase, ce părere ai, frățiorul? Tu trebuie să fii următoarea victimă a profesorului de istorie, calmează-te că n-o să fii, pentru că o să fii arestat, dar na, ce părere ai? Poftim eu? De ce fix eu să fiu următoarea victimă? Nu, eu trebuie să plec de aici cât mai rapid. De ce fix eu? Stai calm, băi, fetițu. Ia uitați-vă, fraților, dacă vă aduceți aminte acum câteva zile, Tănase era, mamă, că-l prind, că fantome, că bat, că nu știu ce. Desigur că, cum îi zice, nu face absolut nimica, pentru că este un fraier. Da, e prietenul meu până la urmă și îl iubesc așa cum e, deci n-avem nicio treabă. Deci stai liniștit, frățiorul, că nu o să ți se dă pe nimic, Alex. Bă, ce ciudat e, parcă el nu a făcut analiza asta, parcă a primit-o de undeva. Asta am zis și eu și asta au zis și băieții, fraților. Poate aveau dreptate și fantomele. Este cineva care îl controlează, un fel de șef. Într-un fel, gen, dacă analiza a fost făcută, asta înseamnă că într-un fel el a zis, gen, a zis profesorul ce persoane, ce copii sunt în clasă și a trimis undeva, cineva a analizat și a zis pe cine să răpească, gen, nu, Ovidiu? Eu zic să mergem acasă, că am aflat destul de multe chestii șocante în seara asta. Dacă chiar există acest șef periculos, bănuiesc că nimeni de aici nu vrea să fie prins noaptea de către el, corect. Haideți acasă, eu zic ca noi să ne retragem din chestia asta și mâine să-l aresteze poliția. Pe bune, nu, și eu zic la fel. Domnule polițist, puteți să-l arestați? Copii, e destul de greu să-l arestezi pe omul ăsta. De ce, bro? Hai mă, domnule polițist, ce nebă e atât de greu? Avem tot ce ne trebuie, avem casa asta, efectiv. Nu știu dacă ați văzut, dar tot în casă este prăfuit. Ok, și ce treabă are? Dacă e casa prăfuită, nu poți să-l arestezi, dar n-are niciun sens. Casa asta chiar arată ca și cum nu a intrat nimeni în ea de ani de zile. Omul e un profesionist care știe foarte bine să-și ascundă urmele. Băi, dar chiar are sens. Are sens dacă profesorul de istorie vine zilnic aici și că asta e prăfuită, înseamnă că, na, e ciutat, gen, probabil poartă mănușii de-astea. Trebuie să mă gândesc eu la o metodă ca să-l prindem. Haideți că o să vă duc acasă și mâine dimineață sper să găsesc metoda. Bun, fraților, deci ne vom duce acasă și mâine cred că va fi ziua cea mare. Mâine va fi ziua în care îl vom prinde pe domn profesor de istorie și îl vom băga după gratii.
Bună dimineața, frați și surori! Este o nouă zi în care încercăm să prindem un profesor psihopat care răpește copiii și duce la o casă abandonată din pădure. Ce viață interesantă, ce viață interesantă! Ei bine, fraților, tocmai ce m-am trezit și mă pregătesc să mă duc la școală, însă uitați-vă pe cine am văzut pe geam când m-am trezit. Este vorba de polițistul Mike, care bănuiesc că, așa zis aseară, ar trebui să aibă un plan ca să, gen, să găsească el o metodă ca să-l arestăm pe profesorul de istorie. Hai să mergem, uite acolo și pe mama, hai să salutăm și să plecăm la școală. Bună dimineața, mamă, chiar acum o să mă duc la școală. Marius, la ce lucrați tu și polițistul Mike? Este ceva grav? Nu! Efectiv, doar ne înțelegem foarte bine, iar și eu orașul. Bun, față, haideți să mergem să vedem care-i treaba și ce metodă a găsit polițistul Mike. Stai să-mi iau și trotineta. Domnule polițist! Domnule polițist, bună dimineața! Ia spuneți-mi, știu de ce sunteți aici, nu mai trebuie să ziceți, ziceți, hai! Neața Marius, sper că ești pregătit de școală. Eu am aflat cum putem să-l prindem pe profesorul de istorie, let's go! Ok, deci am găsit și o metodă. Răspunsul era atât de simplu, era efectiv sub nasul nostru. La ce te referi, frățiorul? Cum adică era atât de simplu? Eu deja am dus acele oase și scrisori la poliție și am zis de unde le-am luat. Ok, știți de data trecută că a dus niște oase și niște de-astea. Desigur că nu puteam să dovedesc că acea casă din pădure este casa profesorului, dar m-am gândit cum să o facem. Astăzi, când terminați orele, o să vin la voi la școală cu o cameră și cu un mandat de percheziție și supraveghere. Iar după, vom face ce am făcut și ieri. Îl vom urmări pe profesorul de istorie până ajunge la acea casă. Ah! Deci, fraților, practic facem ce am făcut și ieri, doar că acum e filmat. Gen, polițistul Mike o să ia o cameră și o să filmeze. Și bum, când a ajuns să-l arestăm. Deja am fost la toți și le-am spus planul, toată lumea îl știe, ne vedem când termin orele. Let's go, fraților, bun. Păi să fie acolo, nu știu exact ce oră bănesc că aveți cu ceilalți, nu știu până la cât avem astăzi, dar e perfect. Deci, fraților, în cazul în care nu v-ați prins, astăzi vom face ce am făcut și ieri, gen, cu profesorul de istorie, adică îl vom urmări și, gen, o să filmăm totuși, o să vedem că el este omul care s-a dus în casa aia și în casa aia sunt chestii foarte ciudate, uite încă oaie, bro, oh my god, man, ok. Haideți să mergem la școală, polițistul Mike a văzut că a zis că le-a zis tuturor planurile, gen planul ăsta. Acum sper să nu fi mințit sau să omită pe cineva, pentru că trebuie să știm toți care-i treaba, să nu cumva să se dea vreunul de gol, să încerce să merge, să meargă acasă, tot mă încurc că abia m-am trezit, fraților, să încerce să meargă acasă, că după se duce totul. Mamă, și am venit cu trotineta până aici, nici măcar nu trebuia să vin, dar hai că o las aici, că nu-și dă nimeni seama. Ia uite că toată lumea este în clasă, mai puțin eu. Let's go, hai să mergem. Oho! Bună dimineața, dragi colegi! Ce mai faci, mă, Lorena, măi? Stai, Marius! Știm că mi-a ascuns ceva. Te comport ciudat de câteva zile, spune-mi ce mi-a ascuns. Eu? Ce să-ți ascund, Lorena? Sora mea, ți-am zis. Cu ăsta, cum îi zice, cu Marcus, am abandonat situația, am zis, știi și tu, că nu mai are rost să facem ritualuri cu tablă, uișa, cu nu știu ce. Eu zic să lăsăm totul în urmă și să ne vedem de școala noastră. Nu știu de ce ți se pare că ți-ascund ceva. Las că vorbim noi după ore, ok, se pare că avem niște suspecți, Alex, frățiorul. Marius, știi planul, da? Nu vine să crezi că azi o să fie ziua când o să pine pe nenorocitul ăla. Astăzi este ziua cea mare, fraților. Tănase, ești pregătit? Știu că sună puțin ciudat, dar profesorul ăla de istorie are mare noroc că a aflat poliția că vrea să mă răpească. Să-l ferească Dumnezeu să fie aflat doar eu că se termina totul altfel. Repet, are foarte mult noroc. Da. Băiatul ăsta nu e real. Deci, Tănase, frate, e o simulare. Gen, efectiv, e o simulare din viața mea. Deci, efectiv, tu ești un... Mamă, deci, băi, ești bubui de prostie. Deci, acum face pe șmecherul. Când a auzit că vine poliția să-l aresteze, acum e că, mamă, că dacă nu era poliția, că ce-i făceam, ești vai de capul tău, băi, ca seară ai făcut, te-ai pișat pe tine de frică când ai aflat chestia asta, băi, ești nebun la cap și acum faci pe periculos, Ovidiu. Am foarte mari emoții, pe bune, Alexia.
Băieți, vă comportați foarte ciudat. Eu zic că nu ne comportăm foarte ciudat și să zici mersi tu, Alexia, că dacă nu eram noi, erai răpită de profesorul de istorie. Da, ea nu știe chestia asta. Bun, hai să ne punem în bănci, fraților, și să așteptăm să se termine orele ca după să mergem să acționăm și să-l arestăm pe profesorul de istorie. Bun, băieți și fete, s-au terminat orele și începem oficial operațiunea. Deci, după cum puteți vedea, am ieșit din clasă și suntem aici pe terenul de basket și profesorul de istorie a luat-o din nou în partea aia. Adică știm toți unde se duce, însă trebuie să păstrăm o distanță de 50 de metri sau ceva de genul. Haideți, domnule polițist, când plecăm? Bun, l-ați văzut pe criminal, da. A plecat tot în aceeași direcție ca și ieri. Eu mi-am pus o cameră pe cap, iar colegii mei de la biroul din oraș văd tot ce văd și eu, ok? Haideți să mergem și să-l prindem pe nenorocit. Când o să ajungem acolo, o să vină și întăriri. Let's go, fraților! Alex, ești pregătit? În sfârșit, o să le facem dreptate tuturor. Ovidiu, haideți să terminăm cu toată harababura asta. Tănase, așa îi trebuie dacă a vrut să se pună cu Tănase. Mamă, nici măcar nu o să... Nici măcar nu o să mai comentez. Haideți să mergem ca să-l prindem pe nenorocit. Băieți și fete, am o întrebare pentru voi. La cum mă știți pe mine și la cum ne știți pe noi, adică pe prietenii mei și pe polițistul Mike? Ce ziceți, fraților? Am reușit să-l capturăm pe profesorul de istorie sau nu? Ei bine, nu știu ce răspuns ați dat, însă uitați-vă cine este aici! Cine a fost prins în flagrant în momentul în care voia să intre în casa abandonată din pădure, în care să nu uităm că s-au găsit oase, gen oase de om și foarte multe chestii ciudate, da? Deci profesorul de istorie, fraților, a fost prins cu mâța în sac, cum se zice, au venit și polițiștii, vedeți că efectiv toată lumea este aici. Am reușit să-l prindem pe nenorocit. Ia zi, măi, frățioru, nu sunt vinovat de nimic. Sigur, nu ești vinovat de absolut nimic, domnule polițist. Ia spuneți-ne ce facem acum. Da, ca oricare alt infractor din lumea asta, nu e vinovat de nimic. Stai liniștit, Marius, îl fac eu să scui pe tot acum când îl ducem la secție. După ce o să aflu tot adevărul, o să fac o declarație în tot orașul ca să punem capăt misterul copilului pierdut. Eu mă voi duce la secție că nu am timp de pierdut. Și după ce faci declarația asta, domnule polițist, să vii și la mine acasă ca să-mi explici totul, frate, să aflăm toată povestea ca să nu mai existe niciun fel de întrebare. Alex, frățiorul, am reușit! Ha, fraiere, ai fost prins. Băieți, vreau să vă zic că sunt mândru de voi. Am trecut prin atâtea chestii în ultimele zile, de la explora case abandonate în pădure, la invocat demon cu table Ouija, dar se pare că totul a meritat. Acum așteptăm să văd ce o să zică poliția. Și eu sunt mândru de voi, băieți. Și eu sunt mândru de voi, Tănase. Chiar dacă ești foarte, foarte prost, sunt mândru și de tine. Ceea ce se întâmplă acum ar trebui să fie un exemplu pentru toți dușmanii mei. Asta se întâmplă când te pui cu cine nu trebuie. Da, nu mai. Nu mai am ce comenta, fraților, adică efectiv în momentul în care a venit Tănase aici a scăzut IQ-ul colectiv cu 50 de puncte, deci băi, ești vai de capul tău. În fine, bun. Aia, frate, așa e Tănase. N-avem ce să-i zicem pentru dușmanii lui. Asta se întâmplă când nici dușmanul cu Tănase vine și te arestează poliția. N-are niciun sens, dar în fine, bun. Păi că eu o să merg acasă și o să așteptăm să vedem când o să vină polițistul Mike de la secție ca să ne zică ce s-a întâmplat. Frați și surori, se întâmplă ceva foarte, foarte ciudat. Ei bine, după cum puteți vedea, sunt la mine acasă, sunt la masă cu mama, îi povesteam toate chestiile astea și uitați-vă cine a apărut la mine în casă. Este Marcus, fraților, este la etaj. Eu stau aici și așteptam să vină polițistul Mike să-mi zică ce s-a întâmplat, că ia declarația ăla, că nu știu ce. Și a venit Marcus la mine în casă, uitați-l. Așa că o să mă duc, fraților, să încerc să vorbesc cu el. Mamă, să știi că o să mă duc până sus la baie. Ok, Marius, eu mă duc să ne fac o cafea. Mulțumesc, te pup, hai să vedem, fraților. Marcus, cred că și el este chiar la baie. Oh my god, fraților, de ce a apărut Marcus la mine în, baie? Salut, Marcus, te-am văzut de jos, care-i treaba? Știi că l-am prins, gen, pe profesorul de istorie. Azi dimineața am făcut un plan și l-am prins.
Marius, crede-mă că dacă aș putea să te îmbrăcisez, aș face-o. Dar din păcate sunt o fantomă și nu pot să fac asta. Datorită ție se va face dreptate. Eu și surorile gemene am fost eliberați din pădure și acum putem fi fantome oriunde vrem noi. Profesorul de istorie a recunoscut totul la poliție, dar probabil asta vei discuta tu cu acel polițist. Îți mulțumesc enorm de mult, nu știu de ce mă făceam fără voi. O să merg acum la fiecare ușă să vă mulțumesc parte în parte. Și apropo, stai liniștit, doamna Floricica e în siguranță unde e, ai încredere. Băi, frate, am și uitat de doamna Floricica. Dacă zice Marcus că este bine unde e, poate a fugit de pe insulă sau ceva de genul, este totul ok. Bun, Marcus, să ai grijă de tine, sper să nu ne mai auzim niciodată, ce-mi păpune, mă înspăimântă foarte mult fantomele, dar na, te pup, chiar ai fost de treabă. Păi, fraților, eu o să-mi continui șederea la mine acasă până când vine polițistul Mike ca să discutăm. Fraților, m-a luat și puțin somnul pentru că afară este întuneric beznă, dar uitați-vă cine a venit la mine acasă. Băi, a stat polițistul Mike, cred că 12 ore, fraților, la sesia de poliție. Domnule polițist, spuneți-mi ce ați aflat și spuneți-mi că este totul ok. Și totodată sperăm să fim în siguranță în locul ăsta acum pentru totdeauna și că nu mai există vreo legendă de-asta urbană care cu fantome care ne bântuie care nu știu ce. Bă, Marius, pot spune că ziua de astăzi a fost într-adevăr o victorie. Am făcut și o declarație publică și foarte multă lume a susținut că se pot simți din nou în siguranță în orașul lor. Let's go, fraților. Am reușit. Este un final fericit. Dar noi avem niște probleme destul de mari. Mamă, cum adică? La ce te referi? La interogatorul pe care l-am avut cu profesorul a recunoscut tot și suspiciunile acelor copii erau adevărate. El are un fel de șef care îi ordonă tot ce să facă și dacă nu o face, îl omoară. De fapt, e o poveste mult mai complicată în spate, dar ideea e că l-am întrebat cum îl cheamă pe omul ăsta. Deci profesorul ăsta, profesorul de istorie, avea un șef și o întreba cum îl cheamă ăsta, ok? Și mi-a zis cum îl cheamă. M-am uitat în baza de date a poliției și este șeful mafiei italiene. No. No, 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 no. Momentan nu cred că află că l-am arestat pe profesor, dar când află faptul că am fugit pe această insulă special ca să scăpăm de mafia italiană, nu o să mai aibă valoare. Da, fraților, în cazul în care ați uitat, nu știu câți v-ați uitat la tot sezonul, dar în cazul în care ați uitat, noi am venit pe această insulă special ca să scăpăm de mafia italiană, pentru că profesorul Steven s-a aliat cu mafia italiană. Acum suntem noi versus ei. Și am arestat un om al mafiei italiene. Deci ăștia o să vrea să se răzbună când află. Fraților, ce facem? Băie și fete, aici s-a terminat sezonul 10 din Minecraft Viața la Școală. Vă mulțumesc foarte, foarte mult de susținere și sper că v-a plăcut sezonul, fraților. După cum știți, la începutul sezonului 10 am venit pe această insulă nu ca să rezolv un caz cu un copil pierdut pe insulă și nu știu ce, ci am venit aici ca să mă ascund de mafia italiană, pentru că profesorul Steven s-a aliat cu mafia italiană. Din fericire, putem spune, am deviat la acest subiect mafia italiană și am rezolvat un caz de ăsta din oraș, dar se pare că am supărat mafia din nou și asta înseamnă că în sezonul 11, care va apărea luni, fraților, va fi primul episod din sezonul 11, mafia italiană își va face apariția. În cazul în care nu știți, mafia italiană este cea mai puternică mafie din lume. Deci, cum zicea vorba aia, de ceea ce ți-e frică cel mai mult, fix de aia nu scap, fraților. Vă aștept luni, o să încerc luni să fac un episod foarte, foarte special, deja este în lucru. Vreau, după cum puteți vedea și episodul acesta a fost destul de lung, vreau să fac episoade din ce în ce mai lungi, așa că apăsați butonul de like și lăsați-mă să știu la comentarii dacă așteptați sezonul 11 cu mafia italiană. V-am pa pe toți, aveți grijă de voi, baftă la școală, pa, pa!